Mamă, s-a făcut zi afară, înseamnă că astăzi este ziua mea, este 9 septembrie și este ziua mea. Chiar sunt curios, vreau să mă duc la tare și să văd ce face, dacă știe că e ziua mea, că nu i-am spus. Adică de fapt eu i-am spus, dar vreau să văd dacă mai știe că e ziua mea și acum hai să mergem și la tare să-l. Mamă, ce fericit sunt că e ziua mea, în sfârșit, mamă, de cât timp aștept momentul ăsta. Hai să ce face ăsta, mă, dar să-l ia, uite, tot la calculator. Bă, nu mai joc cu tine, nu mai zi vina ta, abia duc, bă, dar Rusele, bă, ce faci? Bă, ce mamă, dar... Ce faci, mă, dar Rusele, tu iar te joci cu Ion? Da, lasă-mă în pace, frate. Bă, dar Rusele, știi ce zi e azi, mă? Știi ce zi e azi? Ce? E ziua în care eu mănânc burger și mă joc cu Ion, nu? Da, e ziua în care tu, bă, da, te joci cu Ion și mănânci burger, nu? A, mă, lasă-mă să mă joc pe calculator, uite că am pe două meciuri din casă, dar ce zi e azi? Cum? E ziua în care eu mă joc și mănânc burger, iar pleacă de aici. Bine, hai, mamă, hai, lasă-mă, deja mă și enervează, bă, ăsta își bate joc de mine, mă. Bă, deci, dar Rusele nu cred că știe că e ziua mea azi, bă, cât de naș, bă, ce fac eu acum dacă... Aulă, bă, ce sunt astea? Ce sunt cadourile astea? Da, mă, ce Rafaele! Bă, dar Rusele, tu, bă, stai puțin, tu știi că e ziua mea azi? Da, mă, eu nu-i dat din ziua ta, fraiere, bă, da, ești simțit, mama, și, bă, de ce țipat așa la mine? Ce, am crezut, gata, câte artificii, mă, dar Rusele, ai cumpărat și artificii? Mi-ai făcut și 4 cadouri, mamă, 4 cadouri, ce mi-ai pregătit aici, dar Rusele? Mamă, dar Rusele, mersi, bă, chiar nu așteptam, bă, m-aș fi supărat, dar Rusele, acum pe tine, bă, bine că ai venit, bă, dar Rusele, m-aș fi supărat, mă, credeam că nu știi că e ziua mea azi și țipai și la mine de ziua mea, ce? Cum să-i mă jalu, prieten, mă, cel mai fraier din lume? Bă, du-te, mă, da, aici, că ești nesimțit, bă, îți bagi joc de mine, mă. Bă, dar Rusele, ce mi-ai pregătit, bă, aici, bă, 4 cadouri, what, bă, dar Rusele, cum mi-ai pregătit, mă, 4 cadouri, ce e aici, dar Rusele, poți să le deschid acum, poți să le deschid acum? Da, hai, acum, prima dată, gata, ia, ce e asta? Ia, bă, tort, bă, tu mi-ai furat cadou, bă, tu, ce fai, mă, tu furi cadouri, dar Rusele, ia, mi-ai făcut, mi-ai pregătit tort, dar Rusele, bă, tu, a, mă, tu-ți bagi joc de mine, mă, tu mi-ai pregătit, bă, mai ai unul. Dar lasă-mă să-l văd și eu tortul, ia. Mamă, dar Rusele, mi-ai pregătit tort de ziua mea, mamă, cât de tare, mă, dar Rusele, mersi, mă, dar Rusele. Mamă, dar Rusele, mersi, bă, de cadou, bă, dar Rusele, dar de unde l-am mai cumpărat tu torturile astea, dar Rusele, sau le-ai făcut tu? Da, le-am cumpărat, bă, și Rafale, eu ți-am mai cumpărat ceva, dar soară la final, bă, Rafale, ceva care tu te supărat pe mine că ți-am făcut, eu te-am fi antenă, Rafale, tu nu o să mai fi supărat pe mine. Ce mi-ai cumpărat, bă, stai, adică tu vrei să spui că mai e o surpriză în afară de astea trei, mai altă surpriză pentru mine? Mamă, dar Rusele, bă, unde e, bă, atâția, bă, mă, mersi, bă, dar Rusele, chiar ești un prieten foarte bun, ia să văd ce mi-ai pregătit, hai că deschid pe astea acolo. I-am împrumutat. Te-ai împrumutat, am înțeles, ok, ia să-l deschid și postul, ce-ai pregătit aici, ce, bă, dar Rusele, tu mi ieși și pe ăștia, bă, ce fă, mă, mi-ai 64 de dolari, bă, dar Rusele, mersi, bă, mulțumesc, bă, dar Rusele, mamă, mersi, bă, dar Rusele, și aici, ia, cadou, mamă, ce mai fim aici, deci mi-ai dat până acum bani și tort, dar Rusele, ia ce aici, mă, ia să vedem, bă, dar Rusele, tu ți-ai făcut cadou singur, mai, mă, ia, mă, tu, burger, ăștia, ți dau ție, dar Rusele, burger, ia că iau și eu unul, mamă, dar Rusele, dar Rusele, chiar e bun, hai că ți dau ție pe toți, dar Rusele, tu ți-ai făcut cadou, mă, bă, tu îmi faci mie cadou sau îți faci ție cadou? Băi, ce, eu nu merit burgerii mei? Da, meriți și tu. Ultimul cadou, dar Rusele, de fapt nu e ultimul, că zic că mai ai unul, ia, ce e asta, ce e, pizza, mamă, dar Rusele, una de fiecare, mamă, cât de tare, mamă, cât de tare, ia să văd, mamă, e bună, bă, dar Rusele, mersi, mult, mă, hai că ți le las de pe astea două felii, bă, dar Rusele, bă, dar Rusele, și ce mai pregătim, mă, ce mai fac, acum ce facem, dar Rusele, unde mergem, îmi arăt surpriza asta acum sau când mi-o arăt? Hai, înainte să-ți arăt surpriza, ce? Uite, ia aici un bubble tea. Oh, mersi. Și milkshake, mersi, chiar aveam nevoie, hai că am băut bubble tea. Faci grătar, bă, faci. Bă, dar Rusele, știi tu să faci grătar, mă, bă, lasă-le, bă, dar Rusele, tu nu știi, bă, lasă-mi, bă. Dar Rusele, dă-mă mie carne și asta, tu nu știi să faci grătar, așteaptă, trebuie să se facă, nu trebuie să le iei așa, uite-te puțin că trebuie să se facă, dar Rusele. Bă, ce faci, mă, dar Rusele? Gata, s-a făcut, ia, dar Rusele, mamă, ia. Deci, bă, dar Rusele, îți mulțumesc foarte mult pentru ce mi-ai făcut, dar Rusele, dar nu știu la ce să mă aștept, ce mi-ai pregătit, că ai zis că mi-ai pregătit ceva, ce mi-ai pregătit, dar Rusele. Închide ochii. Gata, închid ochii, stai, mă uit în jos și ce fac acum? Ce, trebuie să vin? Hai că vin cu spatele, dar Rusele, hai că vin cu spatele, lasă că trece și trag puțin cu ochii așa. Ce fac? Păi n-ai zis să vin după tine? Ce fac? Cum adică? Ce să fac? Stai așa, gata. Ce, stai, unde e cadou? Unde e cadou? Te oprește, nu te mișca. Gata, nu mă mișc. Ce mi-a plecat? Bă, ce cadou mi-a făcut ăsta? Ce cadou mi-a făcut ăsta? Deci mi-a făcut un cadou. Bă, dai peste mine, bă, stai, bă, puțin, bă, dar Rusele, stai, bă, de unde e mașina asta, dar Rusele, bă, dar Rusele, ce cu mașina asta, ce caută la noi, de unde ai luat-o? Am luat
mașină nouă. Bă, tu faci mișto de mine. Tu mi-ai făcut un cadou, Darcel. Darcel, tu mi-ai făcut cadou. Mă, nu, asta e mașina ta și e culantat tot ce ai făcut. Ai schimbat culoarea, asta e. Nu. Bă, tu chiar mi-ai luat mașină, bă. Mersi, bă, Darcel. Bă, dar de ce mi-ai luat mașină, Darcel? De ce mi-ai făcut cadou mașină? Bă, ce faci, bă, e multicolor asta. Ce faci, mă, Darcel? Bă, Darcel, îți mulțumesc foarte mult pentru mașină. Bă, dar când te-ai gândit să-mi faci cadou mașină? De ce mi-ai făcut cadou mașină? Bă, Rafael, mașina când te-am controlat, nu? Când mai Darcel, mai supărat foarte rău. Bă, Darcel, de ce? Stai puțin, tu Darcel, tu mi-ai aruncat mașina aia ca să-mi cumperi mașină de ziua mea? Da, și fii atent, Rafael, mai știi când s-a făcut prank-ul ăla cu bunica? Da, ce e cu el? Păi, bă, chiar și bunica ăștia cu toți te-am prank-uit. Bă, vezi că e bine că știa bunica, dacă chiar mi-era rușine, nu știam cum să mai calc acum pe alea, Darcel, bă, dar mersi mult de tot, bă, Darcel, bă, cum să mi-i mă mașină? Ia, hai să te stăm, Darcel, bă, mersi, bă, mult de tot, Marius, dar... Ce? Să-mi așa motocicleta. Bine, gata, hai să mergem cu motocicleta, bă, Darcel, mersi. Bă, Darcel, tu nu știi să mergi. Bă, stai, coboară jos, Darcel, de pe motocicletă. Bă, Darcel, tu ți-ai luat motocicletă, ți-am cumpărat motocicletă, Darcel, și tu nu știi să mergi cu motocicleta, bă, ce faci, bă? Hai că știi dacă e. Mamă, Darcel, îți mulțumesc foarte mult, bă, nu știu cum să-ți mulțumesc, Darcel, că n-am mai avut în viața mea, Darcel, o așa zi de naștere superbă. Cred că e cea mai tare zi din viața mea, nu doar de naștere, dar zi din viața mea, Darcel, pentru că mi-ai făcut, mamă, mi-ai luat și cadou, mi-ai luat mașină, mi-ai luat toate, Darcel, îți mulțumesc foarte mult, bă, Darcel, chiar nu mă așteptam, Darcel, îți mulțumesc foarte mult pentru tot, Darcel. Ce? Dar ziua ta încă nu-i gata, eu mai am o surpriză pentru tine. Ce, mă, mai? Cum adică mai ai o surpriză pentru mine? Ce surpriză mai ai pentru mine, Darcel? Ce surpriză mai ai? Pe fii antenă, vreau să mergem într-un loc foarte fain, care o să ne pleacă la amândoi și fii antenă. Locul ăla, bă, Rafaele. Ce? Cred că o să se sperii tu, dar eu nu o să mă sperii. Păi cum adică să mă sperii, bă? Ce? Unde mă duci, bă, Darcel? Unde mă duci? Pe fii antenă, e un loc secret și nu-ți dai mai multe detalii, o să vezi acolo, ok? A, bine, Darcel, bă, unde mă mai duci, bă, Darcel? Câte surprize mai fai, bă, Darcel? Mamă, deci chiar e cea mai tare zi din viața mea, Darcel. Nu știu la ce să mă aștept, Darcel, să mergem, bă, dar hai, ce? La finalul zilei trebuie să-mi dai toate astea înapoi, ok? Ah, da, Darcel, da, Darcel, fii atent, Darcel. Da, așa facem, Darcel, să creadă lumea că tu mi-ai făcut cadouri și așa facem. Da. Bă, Darcel, unde am ajuns, mă, aici? Unde m-ai adus? Ce aici? Uite, e un balon aici. Ce ia? Start, Darcel, unde suntem aici? Ce trebuie să facem? Deci, fii atent, Rafael, te-am ajuns la parcur. La ce, mă, la parcur? Ce parcur, mă, ia? Ia, ce parcur m-ai adus? Unde mai? Mă, Darcel, unde m-ai adus, bă, la parcur? Unde ești, mă, Darcel? Ia, ești în spatele meu. Hai să facem viteză, Darcel, viața că nu mă întrezi, Darcel, sunt mai bun decât tine. Mamă, m-a adus, Darcel, la parcur, bă, Darcel, unde m-ai adus? Te aștept, hai că te aștept. Am căzut. Bă, dar pe unde? Nu știu pe unde să merg, Darcel. Mamă, ce parcur e, bă, ăsta, Darcel, dar ce parcur e? Ia stai puțin, că pare interesant așa, ia stai să mă uit, bă. Mamă, câtă harta, Darcel, suntem într-o bucătărie, ce e asta? Unde mergem, Darcel, aici? Bă, unde te-ai dus, bă? Bă, așteaptă, bă! Eu nu pot să trec de partea aia, Darcel, mă blochez. Cum ai sărim acolo, Darcel, pe unde ai sărit? Vino înapoi că am nevoie de ajutor, Darcel, pe unde ai sărit, bă? Ia, gata, am trecut. Ia. Pa, mă, tu te mă dai aici că e nesimțit, bă, îți bagi joc de mine. Tu mi-ai făcut cadourile astea ca să mă enervezi acum la final, pe bune. Tu mă enervezi de ziua mea, Darcel, dacă și de ziua mea mă enervezi, bă, Darcel, eu nu știu ce să mai zic, sincer. Iar am căzut. Du-te în față, mai bine să te duc, că nu vreau să te mai văd, Darcel. Eu ce să duce, Darcel? Bă, ce mai, bă, Darcel, acolo? Ia, n-ai tu pe să vii la mine, Darcel, să cazi aici. Ia, vino. Nu, lasă. Mamă, ce mai, ce, bă, Darcel? Ia. Bă, dar nu pot să trec de asta. Bă, dar stai, mă, că trecusem și o dată, bă, și ți-ai bătut joc de mine. De ce mai dai, mă, jos, mă? Cât de greu e parcursul ăsta? Bă, ce mai adus, bă, aici, Darcel? Ce mai de la checkpoint, am ajuns la galben. Ai ajuns la galben. Hai că vin și eu acum. 3 2 1. Mamă. Hai, mă, Darcel, că ajung și eu acum, Darcel, te prind în urmă, deja am trecut. Hai să văd, Darcel, gata. Checkpoint, mă, în sfârșit, Darcel, tu unde ai trecut, mă? Ai trecut mai departe, pe unde ești acum? Că vin tu, sunt în urmă, Darcel, ia să te văd, mă, ce faci, mă, acolo? Așteaptă-mă, nu mă aștepta, lasă, nu mă aștepta, că iar îmi faci mișto de mine, Darcel, și mă, și e nervos, Darcel. Fraiere, bă, lasă-mă, să iau checkpoint-ul, lasă-mă. Hai, bă, du-te, mă, de aici, mă, Darcel, bă, spa joc, mă, de mine, nici checkpoint-ul nu l-am luat, bă, eram fix acolo, bă, mă, și nervez, mă, du-te în față, așa, du-te, pleacă, că nu vreau să te mai văd, Darcel, du-te, că vin acum, lasă-mă, gata, fraiere, te-am făcut, și acum, mă duc în față, Darcel, să vezi că... am căzut iar. Lasă-mă, Darcel, de ce mă dai? Acum nu mai pot, bă, eu nu mai pot să mai trec la prima săritură. Gata, Darcel, fii atent, că deja am luat avans, Darcel. Și să vezi ce o să-ți fac eu, Darcel, o să îmi fac eu joc de tine. E, cum faci, nu mă interesează, Darcel, nu zic cum să faci săritura. Dacă tu mai te ajut, Darcel, uite, acum am... Darcel, ce mai aduc? Mersi,
Băi, și tort acolo, dar Sile, chiar tematică de ziua mea. Dar Sile, bă, dar Sile, mai avem un tort aici, tu ai văzut, bă, tu m-ai adus aici la tort, e tot de ziua mea, dar Sile. Hai, bă, dar Sile, ce se rușine, se frică să vii aici, dar Sile, ți-e frică să vii aici, hai, mă, du-te, mă, de aici, hai să te văd, dar Sile, bravo, bravo, hai să trecem mai departe, dar Sile. Bă, cum să facem asta, bă, dar Sile? Bă, stai, mă, ia, lasă-mă în pace, fii atent, că mă duc înainte, mă duc înainte. Ia, 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 slime, 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 ia, ia. Mamă, cum a sărit pe ăsta, dar Sile. Ia, ia, să iau checkpoint-ul acum și aici ce scrie? Stepul lapis. Bă, stai, mă. Bă, ai, bă, băiești nesimțit, mă, oricum sunt tot aici. Lasă-mă, pa- bă, lasă-mă, bă, în pace. Dar Sile, hai să trecem de ăsta. Ia. Aolo, dar Sile, stau pe lapis. Ce se întâmplă? Ah, să dă drumul ăsta, dar Sile, ia, fii atent că astea sunt de astea, dar nu le vezi și să văd după și cred că cad înapoi după. Mamă, mamă, mamă. Dar Sile, m-am dus, m-am dus, m-am dus, m-am dus. M-am dus, dar Sile, fraiere. Ah, am căzut, am căzut, am căzut. De ce mor, dar Sile, gata, gata. E bă, 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 ce mă enervez tu cu parcursul ăsta? Am crezut că îmi faci și mie o zi de naștere mai bună, dar Sile, așa am crezut până acum, dar de fapt se transformă într-o zi nașpa în care dau numai rageuri, dar Sile, deja mă enervez. Ia unde ești, mă, tu cum? Ai ajuns și acolo sus, bă, dar Sile, ce faci? Bă, lasă-mă, te rog, nu da mine, nu da mine, lasă-mă, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, dar Sile, lasă-mă, 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 te rog, te rog, te rog, te rog. Fraiere, 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 l-am luat, l-am luat. Hai să trec, mă, stai că nu merge, să merg pe ăsta. Bă, de ce? Gata, dar Sile, hai, 3, 2, 1 și mă duc acum în față sus de tot, dar Sile, să mă duc, să mă duc, să mă duc. Of. Aolo, bă, ce enervant e parcursul ăsta, dar e interesant. Dacă mai cad o dată, nu, dacă mai cad o dată, dar eu se returbez. Deci dacă mai cad o singură dată, dar eu se returbez și dau alt F4, dar eu se le, nu mai suport. Deci dacă nu trec de checkpoint-ul... A trecut, a trecut. Ai trecut, gata, bine, în sfârșit, dar așteaptă-mă și pe mine acum, așteaptă-mă și pe mine acum, că ajung și acum, ia, 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 trec și eu, trec și eu. Aolo, dar eu se le, bă... Mă, tu ce cauți acolo jos, dar tu te duci jos, ce faci acolo, sau pe acolo, pe, pe unde-ai trecut, mă, că deja e jos, dar Sile. M-a teleportat. Nu, dar Sile, eu cedez, gata, eu nu mai, atât a fost pentru mine, dar Sile, îmi urez singur la mulți ani acum de final, dar Sile, și nu mai suport, deci dacă știi acum... Bă, mamă, dar Sile, bă, tu-ți bagi joc, bă, tu-ți bagi joc, dar mine. Bă, dar Sile, de ce m-ai adus aici? Bă, nu, bă, de... nu, gata, calm, calm, Rafael, calm, Rafael, poți, poți să treci, poți să treci, ok, e ziua mea și trebuie să am noroc. Tocmai ce vreau să zic, e ziua mea și trebuie să am noroc. Tocmai ce vreau să zic, e ziua mea și trebuie să am noroc să trec de ăsta și uite că acum trec. Bă, dar Sile, tu-ți bagi joc de mine, tu nici măcar nu râzi acum, dar Sile, tu râzi așa la mișto, tu-ți bagi joc de mine, dar Sile, mă, și enervezi, bă, dar... Acum, nu... hai, trec, oh. Am trecut! Nu, eu... stai, mă, ce l-ai terminat? Mai mult? Ce mai, bă? No, nu, acum, acum e rândul... Bine, okay. Bă, știi ce? Știi ce? Știi ce, dar Sile, gata, ăsta e al meu, ăsta e al meu, ajung acum, 3, 2, 1, ia, 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 bă, ce? Mă, cum, bă, ce? Dar Sile, tu mi dai kill cumva, tu mi dai kill cumva. Bă, tu mă trolezi, de ce am murit? Pune și mie de ce am murit acolo, că ajunsesem sus. Eram pe ăsta, n-am căzut. Bă, în sfârșit, dar Sile, hai că am ajuns, mamă. Deci dacă nu fac săritura asta acum, gata, mă, dar Sile, în sfârșit, și m-a dat jos acum, sunt la roșu, dar Sile, uite-mă, uite-mă. Bă, ce fai, mă, ce fai, mă, de ce fii spre mine? Bă, dar Sile, dar lasă, bă, îmi dai target aici, de ce? Îmi dai degeaba, măcar, bine, lasă, dă-mi aici, dacă să-mi dai la checkpoint, acolo chiar turbez, dacă îmi dai. Bă, dar, nu, dar Sile, cred că eu ce deși nu mai fac, bă, dar Sile, nu, eu, dar Sile, nu. Bă, nu mai merge, spei, nu mai merge către lău, dar Sile, nu pot să mai iau avans, avânt, dar Sile, ia, hai, 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 hai. Nu, că nu. Bă, dar Sile, nu, nu, dar Sile, nu mai, nu mai, te rog, te rog, gata, nu mai, nu mai suport, nu mai suport, dar Sile, dacă nu trec nici data asta, dar bă, tu îmi dai kill, bă, tu mă trolezi, bă, dar Sile, și de ziua mea, și de ziua mea faci troll. Eu fac parcur. Ce parcur faci? Că eu, uite-te, eu stau pe ăstea roșii și mor, dar Sile, cum îmi vine asta? Hai, mă, du-te de aici cu parcurul tău, că deja mă enervez, dar Sile, nu mai, nu mai. Și dacă nu mai trec. Ha, în sfârșit am ajuns aici, dar Sile, văd că tu tot pe aici ești tu, bă, da, nu, bă, da. Bă, da, nu se pune, bă, bă, nu, bă, eu, bă, e posibil cumva la mine să nu cad, dar Sile, aici la început de fiecare dată să nu dau rage, dar Sile, e bă, dar nu mai da mine, du-te la par. Bă, lasă-mă. Ia pleacă, mă, tu de aici. Ia du-te, mă, de aici. Acum și enervez, gata, am plecat, dar Sile, dar Sile, nu mai prins. Bă, nu mai. Bă, uite că mi-ai dat kill, ești nesimțit, tu îmi dai kill, îți bagi joc de mine, lasă-mă, nu mai îmi dai kill acum, că deja mă enervez. Hai, hai, fii atent. Bă, dar Sile, nu mai îmi dai kill, nu mă mai trola, dar Sile, uite că e finalul acolo, la albastru, hai să vedem primul care ajunge, dar... Doamne, bă, nu mai da mine! Hai să vedem care ajunge primul, dar fără, dar să dar Sile, dacă ești mecher, dacă ai tupeu, dar Sile, dacă ai tupeu, nu mai da mine, dar Sile, și să vezi care ajunge primul și tu cum de sarpa așa, ia, ia, ia. Fraiere, 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 fii atent că-l trebuie acum. Bă, de ce?
A, mă, du-te-mă de aici, că deja mă enervez, Darusele. Nu mai, că ce cadou e, stai că-ți bagi joc de mine deja. Nu mai, Darusele, hai că mă enervez, Darusele. Mi-ai făcut cadou, mai bine nu mai făceai niciun cadou, Darusele, și gata, deja atât. Măcar e ziua mea, la mulți ani mie, Darusele, și deja mă enervez. Hai, pa, lasă. Astăzi este luni și este o zi foarte nașpa, deoarece a început școala, este 11 septembrie. Nu știu cum a trecut vacanța asta, dar trebuie să mergem neapărat la școală și trebuie să le iau și pe Darusele. Nu știu ce face, nu știu dacă s-o fi trezit să merge la școală. Merg acum la el, repede, repede, că trebuie să ajung la școală. Mamă, deci n-am niciun chef de școală, chiar îmi doream să nu mai ajung la școală pe niciodată. Ia să, mă, ce faci? Care l-am cu egurile, bă, rezintele, nu mai și să joci cu egurile. Bă, dar bă, Darusele, bă, ce faci? Ce faci? Ce faci, Darusele? Ce faci pe calculator la ora asta? Ce cauți acum la calculator? Rafale, mai spre, bă, ce mă joc, frate, mă joc singur, că e un, bă, e un, n-am mai fost unde con. L-au mâncat câinii pe eu, nu știu. Bă, Darusele, pe ești cum tu nu știi de ce nu e Ion online acum pe calculator? Tu nu știi de ce nu e? Că eu știu. Dar tu nu știi ce zi e azi? Nu știu deloc, ia zi-mi ce zi e azi. Bă, Darusele, astăzi este luni, 11 septembrie. Asta înseamnă că astăzi este prima zi de școală, Darusele, și trebuie să mergem repede la școală. Ce cauți pe calculator la ora asta? La școală? Nu, stai. Rafael e sunăcit. Gata, mă, Darusele, cum să fii mărăcit? Hai, mă, fii atent, mă, Darusele, bă, Darusele, pregătește-te repede, Darusele, ia-ți toate lucrurile, ia-ți caietele, ia-ți ghiozdanul, că trebuie să mergem neapărat la școală, Darusele, și trebuie să mergem urgent, Darusele, că deja întârziem, deja mai sunt 5 minute și începe școala. Bă, ce faci? Bă, unde, bă, la școală, bă, nu te duci să spargi banca. Bă, Darusele, ce faci, mă, cu hainele astea? Tu ți-ai luat și uniformă, gata, parcă nu erai pregătit de școală, de unde ai tu hainele astea? A, păi, bă, Rafale, bă, deci eu mi-am cumpărat hainele astea pentru chestii speciale și na, acum ca începe școala să mă dau mare, uite, cu burger, cu motocicletă. Da, cu bicicletă, cu motocicletă, cu burger, cu haine. Du-te, mă, de aici, Darusele. Bă, hai că repede, că trebuie să întârziem, Darusele. Nu trebuie să întârziem, de fapt, acum. Hai să mergem repede, Darusele. Știi unde e școala? Bă, mai știi unde e școala? Știi că ți-am arătat-o pe acolo. Mamă, deci e foarte nașpa că mergem la școală. Chiar nu știu de ce mergem la școală, sincer, dar... Ha, uite, bă, școala, Darusele. Am ajuns și la școală, Darusele. Nu știu cum am ajuns noi aici. Ce mă, ce... Ce mă, bă, ești fericit, mă, stai, păi parcă ai zis că nu-ți place școala, cum adică? Nu, bă, Rafale, nu sunt fericit, sunt să fiu fericit, dar nu vreau. Da, nu ești, hai, nici eu nu vreau, Darusele, dar hai să mergem aici să vedem, Darusele, că nu știu, e prima zi de școală, Darusele, trebuie să mergem aici. A, bună ziua, suntem noi copii de aici, dar am venit la școală. Bună ziua! Bună dimineața, copii, bine ați venit la școala noastră, sper să vă placă și mult succes în noul an școlar. Vă mulțumim. Ce? Nu, și cum adică să ne placă, nu-mi place, e foarte urât deja. Bă, gata, bă, Darusele, gata. Tu, Darusele, gata, Darusele, nu faci așa. Bă, Darusele, fii atent, vino. Tu dacă faci așa, o să fie foarte rău, Darusele, după te arde la not, o să ai note mici, o să ai toate astea, o să supere toată lumea pe tine. Nu, hai să mergem. Da, stai puțin. Foarte mult îmi place. Da, ne place, Darusele, da. Noi suntem noi copii de aici și nu știm unde mergem, unde avem clasa. Puteți să ne spuneți și noi că noi nu știm nimic de pe aici. Vedem că aici au bucătărie, dar în rest. Aveți burger în cantină? Bă, uite, mă, Darusele, aici, uite, căuți aici, are burger, are de toate, Darusele, aici caută de toate. Du-te la aici. Federico. Unde e Federico? Bă, Darusele, nu e același bucătar ca la diner. Vino, bă, repede aici, Darusele, vino repede. Bă, nu mai stai, bă, Darusele, hai că trebuie întârziem la oră. Trebuie să vedem unde avem clasa, unde avem toate astea. Clasa se află la etaj imediat pe dreapta, prima clasă. Ok, vă mulțumim. La revedere. Bă, Darusele, bă, da. Bă, ce faci? Bă, ce faci, mă, cu sabia? Bă, Darusele, ce cauți cu sabia la școală? A, nimic. Bă, Darusele, n-am niciun chef de școală, sincer, nu știu cum am ajuns, dar ia asta, bă, Darusele, nu. Bă, vino aici, Darusele, a zis că prima, fii atent, asta e. Bă, Darusele, stai puțin, Darusele, nu intra. Bă, închide ușa. Bă, Darusele, sigur vrei să mergem la școală? Nu vreau. Bă, nici eu n-aș vrea, dar n-avem ce face, Darusele. Hai să intrăm aici să pășim înăuntru, să vedem cine așteaptă. Unu și hai să vedem. Bună ziua. Suntem noi copii. Darusele, fii atent. Bă, unde ți-ai? Hai că eu stau aici în prima bancă, Darusele. Nu știu unde vrei tu să stai. Da, stai în spatele meu, Darusele. Bună ziua. Bă, nu mai da bă în mine. Ce faci, bă, Darusele? Bă, ești nesimțit? Bună dimineața, copii. Bine ați venit la școala noastră. Sper să vă simțiți cât mai minunat alături de noi. Îmi puteți spune mai multe lucruri despre voi, cum vă numiți, de unde sunteți, câți ani aveți, etc. Ok, da, chiar da. Vă mulțumim că ne-ați primit aici la școală. Chiar vă mulțumim. Este prima noastră zi aici. Și da, trebuie să ne facem prezentarea. Păi haideți că vă spun eu acum ce să facem. Deci, nu eu. Deci da, pe mine o cheamă, dar suntem 12. Am mai sunt 1, 2, am 10 ani. Și eu sunt din China și mi-mi plac burgerii. Și acesta este câinele meu, Rafael. Bă, du-te mă de aici. Bă, ai nesimțit, bă, stai acolo. Dar Rafael, bă, da, e mai mic, el nu știe, e prima oară când vine la școală, adică e la școală nouă, nu știe, e mai mic, mai se poate citi așa, da, vedeți că are probleme, aveți grijă că da. Așa, am înțeles. Acum, da, hai să vă fac eu și prezentarea. Ați auzit? Păi el cheamă Darusel 2012, a spus că îl cheamă, a zis că e din China. Nu e din China, e de aici, din oraș și aproape, mai încolo, în partea asta cu mine în casă. Și bă, Darusel, stai mă jos, bă, nu mai dansa
a zis doamna să nu mai dăm să stai jos. Așa. Okay, scuze. Bun, și acum numele meu este Rafael, Rafael G, și el este prietenul meu, cum bine v-am zis, stau cu el în casă, v-am zis deja, stăm aici aproape de oraș, suntem în satul acela din partea aia și da, cam atât, nu știu, n-avem mai multe de spus de fiecare. A, și da, am uitat să vă zic, eu am 17, el are cât ai, mă, tu cât ai zis, mă, că ai 12 sau 10? 10 ani ai zis, cât ai zis, mă, că ai? 10. Da, 10, e 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, nu mai, da, are 10 ani, are 10 ani, ok? Și eu am 17, v-am spus. Mă bucur să vă cunosc, eu o să fiu noua voastră profesoară, cu mine o să faceți orele aici în această clasă, iar de început de an școlar aș vrea să vă dau un mic test inițial, să văd câte cunoștințe aveți și unde trebuie să mai lucrăm ca să vă perfecționați cu... Cum adică test așa din prima oră? Dar ce fai, mă, cu sabia aia? Bă, Darusile, bă, te bagă la pușcărie, Darusile, stai cu minte. Haideți că dăm test, da, dăm test, Darusile, pune-te în bancă, Darusile. Bă, Darusile, cum să dăm bătel? Bă, Darusile, tu știi ceva? Da, deci eu știu că eu am 10 ani și noi stăm acolo și bunica stă acolo, ok? Acesta este testul, este foarte ușor, nu este greu, aveți la dispoziție 10 minute să-l terminați, ok? Ia, care testul, mă, Darusile? Test inițial, nume dat, 1 plus 1 egal, mă, capitala României, cosen... Bă, Darusile, ți se par grele ție astea? Da! Mă, măi, să par grele, nu, dar însel, mami, mi se par foarte ușoare. 1 plus 1 egal, bă, 1 plus 1 egal 2, adică ce e așa de greu, nu știu ce e greu asta. Capitala României, Grand City, România, București. No, hai să mă apuc aici, am numele, am toate astea, ia stai să scriu numele, mamă, deci o să iau nota 10, mamă, sunt curios, ce notă să ai, bă, dar însel, că e foarte slabă, deci... Bă, dar însel, ce fai, mă, de ce plângi, mă, acolo în spate, bă, dar însel, rezolvă testul ăla, bă, dar însel, bă, ce plângi, mă, acolo, bă, de ce plângi? Bă, nu știu întrebările, stai, bă, afară, antenă, am zis și mie răspunsul la 1. La 1, stai puțin, care e 1? Stai, să mă uit. 1 plus 1 egal, bă, dar însel, e 2. Bă, cum să, bă, nici 1 plus 1 nu știi, doamne, dar însel, hai că mă și enervez. Bă, lasă-mă și pe mine să rezolv aici, dar însel, că n-avem timp, dar însel, trebuie să facem în 10 minute, ai auzit, trebuie să facem. Mă, ce vrei, mă, lasă-mă să-mi scriu și eu numele și data, bă, dar însel, ce mai vrei? E, bă, la 2 care răspunsul, zici și mie. Bă, dar însel, lasă-mă și pe mine să fac aici, stai puțin să mă uit acum, deci la 2 la 2, mamă, capitala României, Grand City, România sau București, bă, dar însel, deci fii atent că e, bă, dar însel, la 2 e România, e București, București, capitala României, dar să le București. Gata, mersi. Gata, bă, dar să le, acum ți-am spus astea două, lasă-mă și pe mine să rezolv, dar să le, lasă-mă și pe mine să rezolv toate astea. Ce? Da, ce? Hei, ce faceți voi aici acum? Vai șoptești colegului? Nu șopteam, m-a întrebat câte ceasul, că nu știe câte ceasul, nu știe să citească ceasul. E un ceas acolo și nu știe să-l citească. M-a întrebat câte ceasul. Nu șoptesc. Nu e adevărat. El vrea să șoptesc. El vrea răspuns. Băi, deschideți, mă, ești deschideți, dar să le, cum adică vreau eu? Bă, dar să le, bă, dar să le, vrei să-i spun ceea ce face, dar să le, chiar vrei să-i spun că eu am zis să te scap pe tine și tu ce faci de mine? Ce faci? Bă, gata. Da. Nu e vina nimănui. Nu. Face și el glume, atât faceam și eu, dar nu. Lasă-mă în pace, dar să le. Sunt cu ochii pe voi. Haideți că e ușor, e un test inițial, doar nu trebuie să vă îngrijorați. Ok, da. Bă, lasă-mă, lasă-mă să rezolv asta, dar să le. Ok, da. Hai să-mi scriu și eu numele, mi-a scris aici frumos. Data și 11. Și acum să facem rezolvarea. La prima întrebare era 1 plus 1, parcă, care înseamnă 2. Scriem aici 2. La a doua întrebare era capitala României, care era România. România, doamne, nu era. Ce era capitala României? Mamă, stai că nu mai știu. Bă, dar se, lasă-mă, mă, să vorbesc aici. Așa, la 2, 3, așa, București. Hai să zic, care e întrebarea a treia? Cum se numește marea noastră? Mamă, Marea Roșie, Marea Albastră, Marea Neagră. Ok, Marea Neagră se numește, așa, ține-o minte, așa mi-a spus mie tati, ok. Acum hai să treci și la întrebarea 4. Bă, dar se, tași-mă acolo, bă, dar se, e profesor aici lângă noi. Bă, nu mai țipa, bă, nu mai râde. Ce te-ai apucat să și râzi? Rezolvă și tu testul acolo și tași. Bă, vezi-mă de lucrarea ta. Bă, vezi de lucrarea ta, că nu te zilu doar la profesoare, că nu. Bă, lasă-mă în pace. Cum ce să, bă, ți-am zis să mă lași tu pe mine. Hai, lasă-mă în pace. Bă, deja mă și enervează, bă, Darusel. Ia să văd ce e întrebarea 4. Dacă Darusel are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte mere a rămas, Darusel? Mă, ce mă, dar bă, Darusel, tu ai citit cumva întrebarea 4? Uite-te la întrebarea 4 ce scrie acolo, Darusel. Uite ce scrie, ce nume scrie. Bă, răspuns ușor. Da, e ușor, Darusel. Bă, dar tu n-ai văzut ce nume scrie acolo, că scrie de tine, Darusel? Tu te-ai apucat să faci și compuneri, dar Darusel, ești în problemă de matematică. Tu, bă, te văd aici, bă, Darusel, ce vedetă ești, Darusel. Deci dacă Darusel are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte a rămas, Darusel? Păi dacă Erica a mâncat alte 2 mere, înseamnă că a rămas tot cu 2 mere. Hai, mă, bă, ce, mă, testul ăsta e foarte ușor. Deci a rămas cu 2, e perfect. Am terminat lucrarea. Deci da, eu am terminat lucrarea, chiar pot să vă dau acum. Da. Vedeți că am făcut aici. Ce faci, mă, Darusel? Ai terminat-o? Da, bă, Rafa, fii antenă, Rafa. Ce? Fii antenă, vreau să-mi dai tu răspunsurile. Te duci tu la baie, după merg la baie. Cum adică, bă, Darusel, bă, profesorul lângă noi, bă, ceva, mă, dar da, Darusel, uite acum, stai puțin.
că mi-a cerut un pix, dar o să iau un pix acum. Bă, dar serios, bă, stai, bă, pune-te bă, în bancă. Pune-te în bancă, gata, ia pixul că ți-l dau eu ție în bancă. Bă, dar serios, stai în bancă, bă, stai în bancă. Bă, dar serios. Gata, acum mai dau pixul că a cerut, nu mai are mină. Bă, dar serios, bă, fii antenă, bă, ce faci, mă, tu spui acum ce zici să fac? Bă, dar stai, ok, hai că te duc, dar serios, mă duc eu, o să cer eu nevoie la baie, dar lasă-mă acum, lasă-mă. Bă, ce? Ok, hai să mai fac eu testul. Eu aproape n-am terminat asta, că îl mai verific eu acum, îl mai verific eu acum. Ia stai să mă uit. Deci am rezolvat, ok, așa 1 2 3 4. Am rezolvat pe toate. Auziți, am și eu puțină nevoie la baie. Pot să mă duc și la baie? Unde este baie? E pe aici, pe la etaj, pe unde este? Da, este la etaj drept în față când ești, dar să te miști repede. Ok, ok, vă mulțumesc, mamă, mă duc acum la. Bă, dar ce vrea ăsta? Bă, eu nu înțeleg ce vrea, dar să gata, mă duc acum la baie. Ok, ok. Deci dar să zis să mă duc la baie, să-i las testul unde e. Aici e baie. Da, baie, băieți, baie. Ok. Aici e baie. Da, băieți, mamă, și unde mă duc, mă? Stai că intru eu aici. Să-i las și eu testul, dar să mă unde-i las, mă, testul? Stai că-i las aici, mamă, dar sper să facă și ăsta ceva bine, sper să-l găsească. Stai să nu mi-l fure el, palmeu acum. Băi, testul foarte ușor, nu știu de ce nu știi, dar să-l absolut nimic, e chiar e prostă, dar să-l simți la mulți mai serios, dar mă duc acum înapoi. Gata, bă, ce fai, bă, ce fai, bă, ce fai? Bă, ce, unde te duci, mă, dar să-l unde te duci? La baie, ia chiar voi rota și mă lasă pe mine. Ah, du-te la baie, ok, mamă. Da, am venit, să rămână. A, ok, stai să mă uit acum în test, mamă, dar stai, bă, eu nu mai am testul ăla, mă, sper să nu-și dă seama că stă cu ochii pe mine. Da, mă uit acum în test, hai că mă uit în ăsta, iar ce mai e pe aici, toate numerele astea, tot, e bine, ok, e pe... Bă, eu zic că am făcut totul foarte bine, adică nu cred că am greșit absolut nimic, e foarte ușor testul, da. Da, eu mai am puțin, îl verific aici să văd dacă am greșit ceva și vi-l dau imediat după. Gata, doamna, am venit de la baie. Ce fai, mă, dar să-le baie, veni, bă, ai repede, ai venit, bă, dar să-le dă-mi. Stați, dar să-le mai nevoie de pixul ăla, ai terminat, mai ai descris, așa, bă, bă, așa, mersi, bă, dar să-le. Așa, mamă, deci mi-a dat ăsta, e perfect acum, hai să... da, eu pot să vă spun că am terminat totul, vi-l dau chiar acum, îl las aici pe bancă, unde vi-l dau, chiar aici în mână sau îl pun? Hai că-l pun la catedră, cred că mai bine să nu vă cărați voi cu el, dumneavoastră, hai că vi-l pun aici pe masă, ok, dar să-le, ai terminat și tu, dar să-le, gata, ai lasă-l acolo, hai să, mamă, dar să-le, deci a fost foarte ușor testul ăsta, bă, dar să-le, sper că ai făcut totul bine acolo, da, dar, bă, dar să-le, bă, tu nu știi să, bă, ai făcut bine, ai copiat tot? Așa. Mamă, chiar sunt curios ce note iau la test, trebuie să iau nota 10, pentru că totuși am făcut totul cum trebuie, am făcut totul frumos, adică n-am nicio îndoială să nu iau nota 10 și, mă, ce fai, mă, dar să-le, ce arunci, mă, cu ce arunci, mă, cu hârtie în mine, ești nesimțit? Mă, ce am, mă, eu n-am făcut nimic, doar îmi băteam în joc de un fraier. A, mă, du-te de aici că ești nesimțit, bă, dar să-le, vezi că te-ai spunea, bă, dar să-le, vezi că te-ai spunea, după ce, tu mă faci acum fraier și eu te-am ajutat, până acum te-am ajutat și tu mă faci fraier, așa faci, da? Ia, pune-te, mă, pune-te în bancă, nu mă. Eu zic să taci, că dacă nu... V-am corectat testele și vă spun chiar acum rezultate, dar să-le 2012 nota 10, bravo, bă, dar să-le luat 10, băi, nebun. Bă, bravo, mă, dar să-le, ai luat bine după mine, dar să-le, ai luat bine. Da, și... Ce? Tai, mă, tai, așa, da, dar Rafael ce nota luat? Ia, Rafael, nota 6, mă, cum adică... Cum adică nota 6 că am făcut totul corect, cum, bă, vreau să văd testele, nu, bă, dar să le vină puțin aici, bă, dar să le, ce ai făcut la test, ce le-ai făcut? Nimic, bă, dacă, păi, stai puțin, când vreau să copiez, bă, era greu să copiască, tu ai scris de mână foarte urât și n-a poate de asta, bă, ce ai făcut, bă, dar să ți-am dat răspunsurile corecte, dar să le, și cum să iau nota 6 și tu nota 10, bă, ce ai făcut, lasă-mă în pace cu scrisul tău urât, ce bază motive că am scris urât, atunci de ce mai așa, vreau să văd și eu testele, chiar sunt curios, cum adică am luat eu nota 6 și el nota 10, că eu nu înțeleg, cum adică nu, bă, stai în bancă că te spun să te duc la director, dar să te duc la director. Ia, mă, să mă uit ce ai făcut tu aici, dar să le, că chiar sunt curios acum, mai băi, nesim, na, cum ai făcut, ia stai, mă, să mă uit, uite, ia, rezolvare, deci am scris 2 la prima, a doua București, a treia Marea Neagră, a patra 2 am scris, ok? Și ia să văd ce ai scris tu aici, ia, ai scris 1 plus 1, 2 București, când, cum ți-ai eu, după ai scris Marea Albastră, capa albastră, 4 mere că l-am bătut pe Eric. Mă, dar se, tu, bă, stai, mă, cum adică așa ceva, bă, eu nu înțeleg așa ceva, bă, mie nu vine să cred, bă, stai puțin, nume Rafael, bă, dar se, de ce scrie numele, de ce scrie numele meu la lucrarea ta, dar se, ce ai făcut? Bă, vin, stai puțin, grece până afară, bă, dar se, vină puțin aici, tu ai schimbat cumva lucrările între ele, tu ai schimbat numele la lucrări? Nu, de ce? Bă, dar se, tu mai era mișto? Nu, eu, bă, ce ai, Rafael, ce fraier ești, da, că bine, de ce faci, dar să le, stai puțin, hai să mergem înapoi la doamna, hai să vedem ce spune doamna, hai să mergem înapoi la doamna, ne simțit, stai puțin, da, să rămână, stai puțin, am să vă spun ceva, chiar am să vă spun ceva, am să vă, dar să le, bă, stai, mă, nimeni, deci fiți atentă, băiatul acesta mi-a furat lucrarea și a schimbat numele după ea și aia era lucrarea mea, cum adică, cum să mi-e, mă, ne simțit că așa era? Bă, Rafael, hai până afară, hai până aici. Ce vrem, mă, ce mai vrem afară, bă, dar să
se după. Bă, ce fac, mă, închizi ușa naș, bă, dar se. Bă, du, fii atent, după ce că mi-ai schimbat numele după aia, ce mai vrei acum? Ce tu pe mai? Ce mai vrei? Ce că mă deja mai enervat. Ești nesimțit, ce mai vrei? A, mănânci, bă, bă, ce vrem? Bă, bă, spui, mă spui că ce-a făcut, dar ceva ce nu a făcut? Cum adică n-ai, cum adică n-ai făcut, mă, că era lucrarea mea, clar, știu ce răspunsuri am dat, ești nesimțit? A, bă, Rafaele. Ce mai vrei acum? Ce mai? Că mașinile, bă, bă, ce bă, lasă-mă, bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Astăzi vreau să stau și eu liniștit la calculator, chiar nu vreau să mă duc la darosel așa dis de dimineață, chiar vreau să mă joc ce băca. Ce suntem bogați, bă, cum adică suntem bogați, mă, darosele, bă, ce cauți mai aici, bă, lasă-mă în pace, de ce suntem bogați? $1,000,000. Cum adică am câștigat? Ce am câștigat $1,000,000? Ce e asta, mă? Cum adică am câștigat? Ce e asta? Ia. Concurs de construit. Salut, vă invităm la un concurs de construit camere de gaming de $1 versus $1,000,000. Câștigătorul va primi 64 de serviete pline cu bani. Bă, ce că, bă, 64 de serviete pline cu bani. De unde ai câștigat $1,000,000? Așa se numește concursul, dar Răsele, ca să dai mai nașpa și o casă mai mică de $1 versus $1,000,000. Nu câștigi tu, dar Răsele, ce credeai tu că câștigi? Mă, dar stai puțin, ce e camera de gaming? Cum adică camera de gaming, bă, dar Răsele, păi, uite ce bine arată camera mea de gaming, dar Răsele, cred că eu câștig premiul cel mare, bă, dar Răsele. Ia, ce scrie ea? Stai puțin, locația se află în spatele casei voastre, vă așteptăm. Bă, dar Răsele, de unde ai primit asta? Bă, bă, am primit așa în postă, nu știu, de la poștă la cu poștmenul ăla, hai. Ce mă, bă, ce mă, stai puțin, dar Răsele, stai puțin, hai bun. Bă, unde mergem, mă, dar Răsele? Bă, stai, unde a zis? În spatele casei. Cum adică în spatele casei, mă, ce în spatele casei? Că nu e nimic aici, dar Răsele, eu nu văd absolut nimic. Unde e în spate? Bă, bă, uite, bă, uite trei bărci. Bă, ce mă, stai puțin, bă, acolo e, bă, stai, cam pare, uite, cu roșu, cu albastru, bă, dar Răsele, bă, stai, uite, ne-au pus și în părți, bă, dar Răsele, hai să mergem să vedem ce e acolo, bă, dar Răsele. Bă, Rafaele, fii atent, cursă. Ce vrei, mă, ce cursă, mă, hai, cursă, dar Răsele, fii atent, că mi-ai, bă, dar Răsele, bă, dar ce concurs e, mă, ăsta, mamă, deci mă duc la concursul de construit cu dar Răsele, na, chiar nu mai putea, bă, tai, bă, ce fac, mă, te-ai aruncat din mersul, mă, în asta al mea, dar Răsele, bă, dar Răsele, chiar n-am niciun chef de concurs de construit cu tine, nu știu, dar Răsele, cum s-a nimerit, dar dacă ne-ai invitat cineva și câștigăm bani, dar Răsele, ia să vedem ce e aici, totul, dar Răsele, chiar sunt curios, să vedem. Ia ce scrie aici? Un dolar, mamă, deci sunt ai și $1,000,000. Bă, dar bă, stai, mă, aici sunt iteme și asta e partea mea. Mamă, ce e aici? Ia, ce mai aici? Bă, dar Răsele, ia o ușă și să vedem așa. Mă, stai, ce e aici? Rafael G, ia. Mamă, uite, bă, dar Răsele, chiar sunt 64 de serviete cu bani, ești nebun? Ia și la tine. Și la tine la fel, bă, dar Răsele, bă, câți bani? Le fur pe toți rapid. Bă, nu le fura, bă, dar Răsele. Deci asta, dar Răsele, trebuie să facem o casă de $1 și o casă de $1,000,000, dar Răsele, să ne batem, să ne duelăm, să vedem care a făcut cel mai frumos, dar Răsele, și chiar sunt curios. Dacă tu o să mă bați, uite că avem aici, asta este partea mea, avem aici itemele de $1 pe care le voi folosi la cameră, dar Răsele, la camera de gaming. Aici am itemele la camera de mai șmecheră, dar Răsele, unde o să fie cel mai șmecher setup din lume la mine, dar Răsele, chiar o să valoreze $1,000,000, dar Răsele, du-te acum la tine, dar Răsele, și fii atent, dar Răsele. O să ne dăm termen, dar Răsele, la asta la prima eu zic să nu stăm foarte mult, dar Răsele, pentru că e foarte ușor. Bă, dar Răsele, fii atent, vino puțin aici, că nu, bă, dar Răsele, dar zic în continuu, dar Răsele, și mă enervează chestia asta, dar Răsele, stai aici. Deci fii atent, dar Răsele, 50 minute, bă, dar Răsele, crezi că o să mă bați după mine la concurs de construim, mă, dar Răsele? Dacă tu ești cel mai slash phantom, eu sunt absolut pe cel mai bun builder. Bă, eu am câștigat $1,000,000. Da, mă, da, ai câștigat, ai du-te de aici, dar Răsele. Deci fii atent. Acum, hai să începem, dar Răsele, să vedem care face mai frumos și trebuie să începem cu asta de $1, dar Răsele. Trebuie să luăm toate itemele de aici, ce avem, și hai să vedem să ne pregătim, că chiar sunt curios ce o să facem, sincer, că chiar nu știu. Dar deci aici avem niște materiale unde eu trebuie să încep deja cu camera de gaming, dar Răsele. Bă, dar Răsele, nu știu dacă ai aceleași iteme ca mine, sincer, nu știu ce ți-au pus oamenii ăștia, de ne-au chemat la concurs aici, dar Răsele. Nu știu dacă ți-au pus același lucru, dar Răsele, eu zic că o să te bat 100%. Și dar Răsele, trebuie să scrie oamenii în comentarii cine o să câștige. Deci dacă țineți cu mine, scrieți acolo în comentarii Team Rafael G, și dacă țineți cu Darusel, ce să scrie Darusel? Team Darusel 2012. Bă, da, și pleacă din ce cauți? Bine, bine, gata, hai că am plecat, Darusel. Trebuia să zici tu acolo Team Darusel 2012. Gata, bă, Darusel. Eu m-am apucat. Pot să zic că deja am început să fac aici, am fac un perete, Darusel, și pot să zic că m-am apucat așa, pentru că nu știu dacă o să fac neapărat o cameră aici, pentru că ia să dă noob. Nu cred că trebuie să mă complic eu prea mult, și o să încep cu peretele, o să fac peretele aici. Foarte frumos, Darusel, deja m-am apucat, și o să zic că o să iasă ceva super, super genial, Darusel. Mă, bă, lasă-mă, mă, să număr 4. Bă, iar te-a pus, bă, de numărat, Darusele, pleacă-mă cu număratul tău, că nu interesează pe nimeni că numeri tu, Darusele. Deci eu deja aici am făcut, bă, Darusele, eu pot să zic aproape între noi, vezi că eu chiar termin, Darusele, și dacă termin înaintea ta, o să am puncte în plus, Darusele, și o să câștig, pentru că așa e challenge-ul. Bă, da, așa e challenge-ul, cum adică să nu fie? Deci fii atent, Darusele. Bă, dar nu vrea să stea asta, bă, cred că nu mai fac. A, gata, gata, perfect. Acum punem și aici foarte, foarte frumos, Darusele, deci cam așa arată scaunul la ăsta de noob, pentru că na, suntem la chestia asta mai nașpa, unde nu prea să... Mă, așa ce... punem tastatura frumos, ce să fie frumos. Ia, ce să mai punem, mă? Punem aici așa frumos. Mă, ce fai, mă, Darusele, acolo? Câte mai pui, bă, ce tastatură, ce dă la Darusele? Bă, câte ai, bă, Darusele? Bă, Darusele, dar tu te-ai pregătit pentru astăzi, nu glumă. La mod cel mai serios, Darusele, credeam că nu te pregătești. De unde te-ai pregătit tu așa, Darusele? Tu crede? Știai tu repede că vii tu la concurs de construire, Darusele, nu-i așa? Da,
bă, da, hai că, da, da, știi, ai 100%. Deci, fii atent, Darusele, eu deși am apucat aici, bă, Darusele, pot să zic că aproape termină ăsta de un dolar, Darusele, pentru că e de un dolar, nu trebuie să facem cine știe ce, nu trebuie să faci cine știe ce, sofisticiene, chestii de genul. Ce? Rafael, Messi sau Ronaldo? Ronaldo, de ce, Darusele, cum, bă, ce, ce mă, bă, nu, Messi mai bun, Messi mai bun. Bă, Darusele, ce mă, cu întrebarea asta, că suntem la concurs de construire, nu suntem la concurs de care e mai bun fotbalist, Darusele, că oricum se fac, știu mai bine fotbal decât tine, Darusele. Deci, fii atent, acum am apucat aici foarte frumos, ce, așa e, deci, fii atent, Darusele, taci, taci, taci acolo, pentru că eu pot să zic că aproape, aproape chiar am terminat, Darusele, nu știu dacă mai am foarte mult de făcut, pentru că asta este un setup de noob, așa, adică setup, dar ne, camera de gaming. Deci, dacă stai puțin, Darusele, că dacă e camera de gaming, trebuie să fac o cameră, Darusele, și deja umplu aici foarte frumos, bă, camera asta, Darusele, și o să zic că o să te bas, dar asta este foarte mișto, mie chiar îmi place așa, și chiar sunt curios, Darusele, chiar sunt curios de ultima rundă, Darusele, chiar sunt curios de ultima rundă. Și spune-ne și tu, Darusele, ce faci tu acolo, dacă te descurci, dacă faci bine, dacă nu faci, ce faci? Rafaele, bă, eu transpir că e așa de frumos, bă. Ce faci, mă, transpiri? Ui, eu de la asta de nu, da, eu de la asta de nu, bă. Frumos, bă. Bă, Darusele, nici nu mai are rost, Darusele, eu pot să zic că aproape am terminat, trebuie să termin asta, Darusele, să pun niște geamuri la ea. Bă, ce faci, bă, ce se aude, mă, ușa pe aici? Gata, bă, Darusele, eu am terminat, nu știu de tine, ce ți-o joc. Bă, Darusele, unde ești, mă, ești pe aici? Da, intră, intră. Intră, intră, bine, mă, hai că intră, Darusele. Bă, bă, ce faci, mă, mai speria, bă, Darusele, deci fii atent, vreau să văd ce ai făcut tu. Mamă, ce faci? Mamă, uite camera, mamă, ce camera ai făcut, Darusele. Darusele, eu chiar sunt curios ce camera de gaming ai făcut tu, chiar sunt curios, Darusele. Vreau să-mi prind vibe, bă, Darusele, dar fii atent. Vreau să-mi prind vibe, să-mi zici așa în detaliat, să-mi faci prezentarea. Uite aici se află ăsta, aici e ăsta. De unde e? Știi? Ce știi? Hai, hai, Darusele, hai, prezintă, hai. Asta este camera lui, camera lui Rafael Gân. Așa. Nu știu dacă îl cunoști, un fraier. Da, nu-l cunosc, nu-l cunosc. Fraier, ești tu, du-te de aici, Darusele. Uite, mă, are toată casa asta din lu, din lotul ăla urât de tot de un leu care le găsești pe, pe Wish. Și fii atent, acum vreau să arăt interiorul, bă, interiorul. Bine, Darusele, deci fii atent, bă, Darusele, arată-mi interiorul, primește-mă ca la tine acasă, dar, bă, Darusele, hai să-mi dai și mie ceva, așa că știi că îmi primești pe cineva pe acasă, îi dai un suc, dai o pizza, dai ceva, Darusele, hai să-mi dai... Hai, bă, 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 nu, 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 gata, 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 hai, prezintă, Darusele, hai, bagă-mă în casă. 3, 2, 1, și... Ce e, bă, asta, bă, dar, bă, ce, bă, ce ți-ai făcut aici, brutărie, Darusele, ce, ce cameră de gaming e, bă, asta e brutărie, ce ți-ai făcut aici, ce, mă, asta, numai pizza pe aici, bă, Darusele, și unde e, aia, ma, mouse, ce e ăsta, bă, tu ți-ai pus ceas în loc de monitor, ce, bă, ceas, bă, uite, ăsta e ceas, uite, da, da, ăla, ăla e ceas, hai, nu mai cântăm, ia, ia, ce ceas, a, da, bă, ceas de la LG, bine, bă, Darusele, bă, Darusele, vezi că chiar arată interesant, arată interesant, dar apare pro, o brutărie, pare ceva, așa, nu știu ce să zic, Darusele, la mă, cel mai serios, bă, da, vreau să zic povestea acest acestui monitor de bani, bă, monitorul ăsta a fost făcut de din nu din din cei mai buni builder, bă, care n-au bani, bă, ăia din da, 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 am înțeles din tutorial de pe YouTube, dar să nu știu, nu mă interesează nota 6 foarte ur, foarte urât, dar să le vreau să te invit acum la casa mea. Ia, ia, te vreau să te invit la casa mea, dar să le 3 2 1 și vino, vino aici, vino aici, că aici aveți camera. Bă, bă, nu mai da cu alea, uite, dar să le 3. Bă, ce așa, mă, de pătrăsic. Bă, pe asta e camera, dar să le contează interiorul, nu, și e la un dolar, dar să le nu uita că suntem la ediția de un dolar. Hai să intrăm. Aici te prezint în camera mea. Bă, ce, mă, procăria asta, mă? Bă, ce asta, bă, ce? Bă, ce așa, mă, de sus, mă? Cum adică, bă, bă, e, e monitorul în aer, dar Darusele, ăsta e gen la laptop, pare monitorul așa în avânt, în asta, Darusele, uite aici să bei, Darusele, dacă ți-e sete, dacă ți-e foame, dacă ceva, Darusele, uite așa, scaunul foarte frumos, dar, bă, ia uite și pe jos, ce, mă, ce râzi, mă, ce râzi de mine, ia, ce râzi de mine. Bă, Rafael, eu stau 6 de mila, bă, că ce ai făcut aici, nu-i cameră, bă, e de la loc de gună unde bă, ce mai ne simți, bă, cum adică, mă, cum adică nu-i cameră de gaming, uite, ce vei frumos, dar să le ai și aici, să bei, tu nici n-ai suc, n-ai nimic, dar să le ai, mă, du-te de aici, că trecem acum, dar să le fii atent, fii, bă, ce fac, mă, mi-ai furat, bă, tu ai furat, bă, du-te, mă, de aici. Acum, hai să trecem și la camera de 1 milion de dolari, dar să le, pentru că aici o să te bat 100%, fii atent, dar să le, aici, aici, ala, aia a fost de joacă, a fost așa de încălzire, dar să vezi acum, ce, mă, ce, 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 dar să le. Bă, Rafael, lasă-mă să cânt toate milioanele. Lu Darusi, ca Dariu Darusel, este cel mai bun. Bă, Darusel, ce mă, te-ai bă, bă, tu chiar te-ai apucat de muzică și nu credeam așa ceva, Darusel. Bine, mă, bravo, bă, Darusel, deci fii atent. Acum am apucat să fac aici foarte, foarte, foarte șmecher. Fac peretele, fac toate astea, Darusel, să vezi când o să te bat acum, pentru că camera asta, Darusel, nu e deja ca cu mine la camera asta, atâta zic. Gata, bă, Darusel, e o parte din perete. Unde o să fie tot ăsta aici? Acum am apucat să pun camera aici, să fac totul, 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 Darusel, trebuie să pun monitorul, trebuie să pun tot, tot, tot ce avem aici, asta aici. Bă, Darusel, tu iar te apuci, mă, dă-mi cânta, dă, da, asta, ce mă faci tu acolo, că deja mă și enervezi, uite, dar zile, mă, uite. Rafaele, 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 ce? Fac o cameră în care fetițele nu au voie, așa că stai departe, ok? Cum adică să stau departe, mă, păi cum adică n-am voie, păi, bă, dar, băi, ce, cum adică, ce, eu sunt fetiță, sau ce, ce, tu ce gândești tu aici, dar zile? Ești cea mai mare fetiță de pe planeta asta, ha. Gata, bă, dar zile, acum mă pun aici foarte, foarte frumos, eu pot să zic că aproape am terminat, dar zile, adică n-am terminat aproape, gen setup-ul am terminat, dar zile, dar trebuie să fac cum arată și camera, ce mă, ce, ce vrei? Apă, Rafaele, mă, rapid,
că, bă, trebuie să mă trânesc cu unul care azi că mă bate, bă. Cum adică? Pe stai puțin, te bate unul și tu vrei să te duci să te bată, am înțeles. Nu, eu îl bag, eu îl bag pe el. Da, tu îl bag, dar am înțeles, gata, gata. Bam, zara, select, eu aproape am terminat totul, chiar îmi place și acum a ieșit, arată super. Cum adică? Terminat, bă, hackere! Păi, ce dar crezi că mă joc? Eu stau, eu să mă joc, dar nu, dar să le fac aici foarte, foarte frumos, dar să le bine, n-am terminat aproape. Pot să zic aproape am terminat, dar în același timp încă n-am terminat pentru că fac aici ceva super, super șmecher, dar să le. Și atât îți zic, dar să le chiar n-ai nicio șansă la modul cel mai serios. Eu sunt, bă, eu sunt cel mai bun cu setup-urile de gaming. Da, dar Rusele, te-am și văzut data trecută, chiar foarte bun ai văzut cu setup-ul de gaming, dar Rusele, la modul cel mai serios, ai fost foarte bun, da, dar Rusele, niciodată n-o să mai fii la așa ceva, dar Rusele, pentru că totul a fost foarte urât. Nu, gata. Eu pot să spun că eu sunt gata, că am terminat, îl aștept pe Darusel, că nu știu ce mai face el acolo, sincer, dar haideți să vă arăt și vă să vă prezint tot ce am făcut, vedeți aici la intrare, foarte frumos, avem niște de-astea cu flori, avem foarte tare, aici vedeți că avem și geamurile foarte frumos și aici intrăm direct în cameră, nu mai pun ușa că se vede urât, dar intrăm în cameră, vedeți screen-ul acesta, mergem în partea stângă, uitați aici dulapul acesta, florile astea, tot aici, cât de frumos se prezintă și setup-ul, uitați aici, stau la calculator, foarte frumos filmez, fac orice. Și aici avem și televizorul, avem aici consola, avem aici niște picturi, niște de-astea, foarte, foarte frumos, tablouri, tot. Și chiar sunt curios ce o să facă, dar că nu știu dacă o să facă ceva mai mișto decât mine, chiar sunt curios, scrieți în comentarii dacă vă place cum am făcut eu acum și ce notă îi dați. Bă, hai că mă pun și eu pe calculator aici, foarte frumos, până vine, dar să-l pună termină și el, că eu chiar nu știu ce să mai fac la modul cel mai... Alo, bă, hai, vino, că Mă, ce fac, dar Rusele, ai terminat, mă, bă, ce fac, mă, dar Rusele, ai terminat, bă, dar Rusele, bă, hai prima oară la mine, pentru că data trecută am intrat la tine, bă, stai, bă, ce fac, mă, ce vii așa direct, bă, dar Rusele, vreau să prezint și eu toate astea, dar Rusele, ce părere ai tu așa din exterior, ia uite intrarea, îți place cu flori, cu toate astea, bă, ce? Dar n-ai ușă, n-ai. Nu mi-a mai făcut ușa, dar Rusele, că n-avem nevoie, ce avem noi nevoie de ușa, uite, bă, aici, dar Rusele, ce îți place, ia, vezi, îți place. Uite, de asta frumos, bă, dar ce făcăm în locul scaunului, ce, bă, tu joc? Cum adică? Uite unde monitorul și uite, aici trebuie să fie scaunul, uite, aici. Bă, dar să-l la, bă, pe te, uite, nu vezi că, uite, e perfect aici, unde vrei să fie, unde vrei să-l pun, aici, e perfect, e la jumate, cum adică nu e la jumate, Hai, bă, Rafale, prezintă și mie, că chiar eu sunt curios. Ești curios, dar să-l, deci ce, să prezint aici, uite, setup-ul foarte frumos aici, dar să-l, tot, cu green screen, cu toate astea, dar să le monitoare, tot ce vrei tu, dar să le. Aici în partea asta avem o chestie așa, bibliotecă, dar să le avem niște flori, tot ce e frumos. Și în dreapta avem consola aici pe jos, după cum poți vedea, niște tablouri și aici televizor. N-am ce să mai prezint, dar să le niște flori pe aici și pe afară, dar să le și cam atât. Nu știu ce notă îi dai tu așa la asta al meu, că dar să eu ce stai puțin. Eu mie chiar îmi place, sunt sincer, adică chiar vreau. Eu chiar sunt curios, dar să le la nota ta sinceră, bă, dar să da părerea sinceră de tot. Okay, eu îți dau nota. Chiar îmi place, uite, cu verde, culoarea mea preferată, cu scaunul ăsta foarte urât, cu ăsta de fetiță, da, nota. Acum hai la mine. Bă, mersi, mă, dar bă, e o notă bună. Ce e bine, dar să le și vreau să văd ce ai făcut tu, mă, ce mă ăsta, dar să le, ce ai pus aici? Bă, tu ai pus uși de astea de la pompier, ce ai pus aici? Ce? Ia, ce pus mai aici? Lumini, da. Bă, dar să le, ce ai pus? Ia, normal, ia. Bă, da, dar să le, frigiderul e cam gol, nu, sunt burger, ce se întâmplă? Dar să le, nu ai burger, ai rămas. Ia, setup-ul. Ce mă asta, mă? Bă, dar să le, tu ai furat ăsta de acolo din camera aia secretă de jos? Nu, de ce? Păi da, e la fel, e verde, e același lucru. Bă, mă, a tu cu alb, a meu e negru, na. Bine, nu mai contează, dar să le, bă, eu vreau să văd ce ai făcut aici. Două boxe, bă, dar să le, bă, vezi, chiar este foarte frumos. Adică n-ai făcut o cameră doar de gaming, ai făcut o cameră pe bune, un dormitor aici, poți să și dor, dar să le, e ok, chiar îți dau, bă, din exterior, cu ușile astea chiar nu prea se potrivesc, sunt uși de-astea de pompier, dar să le, nu știu ce ai făcut tu cu ele. Dar dacă intru așa și cu luminile astea foarte frumos pe aici, pe deasupra, dar să le, cred că îți dau și un tonot, dar da, bă, chiar e mișto, chiar îmi place ce ai făcut de data asta, dar să le, ia, mamă și plante, tot pe aici, bă, dar să le, chiar îmi place la modul cel mai serios. Deci, ok, scrieți în comentarii cine a câștigat, eu sau Rafael G, pa, pa! Bă, dar să le, deci da, dacă credeți că eu am făcut mai frumos decât dar să le, scrieți acolo în comentarii că eu am făcut, dacă credeți că dar să le a făcut mai frumos decât mine, scrieți voi acolo, pentru că câștigătorul o să fie decis de voi. Deci, dar să le, ori plec eu cu banii pe care iau deja de acum, dar să le, ori pleci tu, dar nu mă interesează, am plecat cu banii, pa, dar să le, mă duc acasă, pa, dar să le, am sărit direct în apă și m-am dus. Ah, mama, s-a făcut deja dimineața și nu e bine, deoarece trebuie să merg din nou la școală, chiar n-am niciun chef, dar aia, ne trezim de dimineață, nu prea am iar de mine să mă trezesc de dimineață, că mă trezesc foarte greu, dor și mai puțin, dar aia, trebuie să mă duc acum repede la dar să-l iau, că trebuie să ajungem neapărat la școală și hai să mergem acum să văd ce face asta, sper să nu doarmă, să nu stea asta ca de fiecare dată. Mama, ce fain videoclipul ăsta, mama, bă, stai, ce-a schimbat? Bă, ce-ai schimbat, bă, dar
Dărâsele, lasă-mă televizorul ăsta, închide-l de tot, bă, Dărâsele, ce-mi bași tu aici, bă, dar, bă, lasă, bă, închide, bă, închide-l, închide-l, Dărâsele, închide-l. Așa, bă, Dărâsele, ce stai, mă, cu televizorul ăsta, bă, Dărâsele, trebuie să mergem la școală acum, ce făceai pe televizor, de ce ești pe televizor la ora asta? Da, mă, dar cât e ora? Cum adică cât e ora, Dărâsele, uite-te aici, că ai ceasul lângă tine, cum adică, unde te duci, mă, uite ceasul aici, Dărâsele, trebuie să... Este ora 7:03, bă, mamă, 7:03 și ai rapis să ne schimbă, da, Dărâsele, hai, du-te, schimbă-te, mamă, bă, da, și mă, și enervează, bă, Dărâsele, Dărâsele, fii atent, bă, 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 auzi, mă, auzi, bă, unde-și, bă, bă, stai puțin, bă, bă, te schimba, gata, fii atent, așteaptă-mă aici, Dărâsele, pentru că eu acum mă duc să mănânc și eu ceva, că încă n-am mâncat și mă duc acum repede. Mamă, ce facem ăsta, bă, Dărâsele, s-a și speriat, bă, el nu știa că trebuie să mergem la școală, e credit, credea, bă, da, bă, întrebarea mea e când s-a trezit Dărâsele, că se trezește Dărâsele așa repede niciodată, nu cred că se trezește, dar hai să iau și eu de aici ceva de mâncare, din frigiderul ăsta să văd ce găsim și noi pe aici, că chiar mi-e foame, sincer, și trebuie să mănânc, că altfel nu pot să mă duc așa pe burta goală. Așa, ia să vedem ce avem noi pe aici, niște burger, bă, hai că iau burger, totuși că sunt cu Dărâsele în casă și nu-i plac burgerii și hai să mănânc și un burger, chiar aveam chef de un burger, chiar a fost foarte bun, mamă, mamă, trebuie să mă duc acum repede, repede după Dărâsele să merg acum repede la școală, că chiar nu știu ce să face. Ia, mă, ce facem ăsta? Bă, nu-i mai aici, bă, Dărâsele, unde ai, bă, 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 iar ești la calcula, bă, nu e la calcula, bă, unde a plecat? Bă, ăsta a plecat fără mine. Bă, deci ăsta cred că a plecat fără mine. Ia stai să mă, da, bă, uite, nu iar n-are motocicleta aici, a plecat cu motocicleta. Bă, ce facem ăsta? I-am zis să mă aștepte. Ai, mă duc eu pe jos singur, aia, adică mă, nu mă duc, nu mă duc pe jos, mă duc cu mașina, dar mă duc singur. Am zis eu să mă aștepte, da, bă, că nu mă așteaptă, lasă să vadă el ce o să-i fac eu acum, că deja mă enervează, pe bune. Eu îi zic să mă aștepte, să nu știu ce, și el pleacă așa, fă de nebun. Nu înțeleg de unde pleacă, dar Dărâsele, nu știu ce face, dar eu mă duc repede, repede la școală. Aia, nu mă interesează, dar Dărâsele, unde s-o fi dus el, dacă s-a dus la școală, dacă îmi face prank că stă pe acolo pe acasă, nu știu. Aia, mă duc eu la școală și trebuie să iau și o notă, pentru că data trecută nu prea a ieșit bine, adică mi-a dat nota 6 la test când Dărâsele a schimbat foile și era foaia mea, deci na, nu, pentru asta trebuie să-i întorc lui Dărâsele. Gata, să parchez și mașina, să o las aici și am ajuns la școală, din păcate. Aia, mergem la școală, nu mă interesează. Aia, bă, dar stai puțin că eu nu văd motocicleta lui Dărâsele aici, unde o fi parcat, o fi parcat în partea cealaltă, pe aici, prin față, ia stai să mă uit, că ce caută, bă, de ce era placa, mă, stai, nu e nimeni, nu, bă, nu, eu nu înțeleg, bă, unde o fi ăsta, adică nu e motocicleta aici, bă, stai puțin, de ce nu e motocicleta lui Dărâsele aici, unde s-o fi dus? În fine, nu mă interesează, mă duc eu acum repede la școală. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bine ai venit la școală din nou, la revedere, la revedere. Da, uite, să salut și așa că e politicos, sincer, să salut. Așa cum trebuie să merg la școală, sincer, nu știu. Hai că mă duc înainte, nu mă duc în clasă, mă duc puțin până la baie, că am și eu nevoie până la baie, chiar n-am fost ziua asta de dimineață și hai să merg și eu până la baie. Mă scuzați, să fac și eu aici nevoile, mamă, deci chiar n-am niciun chef de școală, dar aia, suportăm și noi, aia, să-ți trag și eu apa acum, gata, hai să plec, gata, da, aici mă spăl și eu pe mâini frumos. Trebuie să merg la oră, sincer, n-am niciun chef, dar hai să mergem acum să-l vedem și pe Dărâsele, chiar vreau să mă iau de el, că e nesimțit, bă, el pleacă fără mine așa, da, nu știu, hai, nu mă interesează, hai să intru acum. Bună ziua, bună ziua, bună dimineața, bună dimineața, mă scuzați, unde e Dărâsele? Bună dimineața, unde este colegul tău, Dărâsele? Colegul meu, Dărâsele, nu știu sincer unde e, adică n-am nicio idee unde e colegul meu, Dărâsele. Bă, unde e, mă, Dărâsele? Bă, dar chiar n-am venit la școală, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Cum adică nu știi? Ai spus că stai cu el în casă acum și minți? Nu vă mint, chiar nu știu unde e, adică stai să vă spun, stai că mă așez eu aici puțin în bancă. Bă, îmi face numai necaz, Dărâsele, la modul cel mai serios. Deci da, haide să vă spun acum, eu chiar nu știu unde e Dărâsele, la modul cel mai serios. Am fost astăzi de dimineață, v-am zis, da, stau cu el în casă, iar de dimineață el era acasă, stătea la televizor, nu știu ce făcea și i-am zis, bă, Dărâsele, nu mai stai la televizor că deja e târziu și a văzut, s-a uitat la ceas, a zis, bă, nu știu, s-a speriat, a zis, mamă, stai că e târziu. I-am zis, bă, Dărâsele, așteaptă-mă și pe mine că mă duc acum să mănânc, abia mă trezit și eu nu mâncasem absolut nimic. Și când s-o cobor înapoi, nu-l văd pe Dărâsele, nu mai era prin cameră pe la el și nici cu ce vine el de obicei acasă, la școală, pardon, cu motocicleta lui, nu era nici motocicleta lui. Și am zis, bă, ăsta cred că a plecat singur, m-am și supărat pe el, dar nu e la școală, cum adică nu lasă să stau absolut deloc, eu nu înțeleg unde. Bă, unde a plecat Dărâsele, la modul cel mai serios, ce s-a întâmplat cu Dărâsele? Dacă nu vine, o să primească absență, ok, nu, că o să vină, o să vină și el, o să vină și el, bă, nu știu dacă o să vină, dar dacă nu vine, puneți absență și cam aia. Haideți cum mă pun eu în bancă acum și, bă, unde mă, stai la modul cel mai serios, tachiulește, bă, ăsta nu mă vine la școală, unde o fi plecat, bă, mie nu vine așa să crezi, așa ceva, niciodată în viața mea, n-am mai văzut așa ceva, bă, bune, în clasa întâi, Dărâsele, tachiulește. Am ceva pentru tine, poftim, ce aveți, ce rezultate, ce carte asta, rezultate, test inițial, Rafael, că nota 10, vă mulțumesc, dar stai puțin, Dărâsele, dă-mi deși nota 6, păi, dar stați puțin, nu a spus că am luat nota 6, eu și Dărâsele nota 10, mamă, băi, e bine că am luat 10, pentru că eu chiar trebuia să iau 10, pentru că Dărâsele schimbase testele între ele și chiar mă supăra la modul cel mai serios, deci da, spuneți-mi că chiar nu știu, adică nu a spus că am dat 6, eu m-am și supărat, sincer, pe Dărâsele, m-am supărat pe mine, m-am supărat, nu mai vreau să mai discut de asta, dar vă mulțumesc că mi-a schimbat nota, vă mulțumesc, chiar atâta meritam. Uite, știu că Dărâsele a inversat lucrările și a scris numele pe foaia ta, așa că a modificat și gata, acum ai nota 10, vă mulțumesc foarte mult, chiar nu era drept, sincer, la modul cel mai serios, oricum era un test inițial, doar să vă verific cunoștințele, adică nota nu se trece nicăieri, data viitoare aveți grijă ce mai faceți. Ah, ok, am crezut că se trece și da, eram eu supărat, dar vă mulțumesc.
mulțumesc oricum pentru că ați aflat. Bă, eu știam că iau nota 10 și să supăra mami pe mine la modul cel mai serios, dacă îi ziceam că am luat 6. Am o mică surpriză pentru tine, pentru că am văzut că ești un elev inteligent și ai luat nota 10, o să-ți streg nota în catalog. Vă mulțumesc foarte mult, mamă, ce fericit, mamă, să plec acasă să să vedeți ce o să fac mișto de Daruzel, că el a venit la oră și am luat nota 10. Dar ai grijă să nu te mai prind că l-a ajuns pe colegul tău, că altfel ei nota 2, frumos gest oricum, dar lasă-l să se descurce și el singur, ok, am înțeles, nu o să mai fac treaba asta, mamă, mamă, am luat 10, am luat 10, ce o să fac, am mișto de Daruzel până ajung acasă, pentru că n-a venit la școală și am luat 10, vă mulțumesc foarte mult, chiar vă mulțumesc la modul cel mai serios, vă mulțumesc foarte, foarte mult, chiar aveam nevoie de această notă, chiar aveam nevoie. Uite, pentru că ești doar tu venit, iar colegul tău, Daruzel, nu a sosit astăzi la școală, o să-ți dau drumul să pleci acasă acum, vă mulțumesc, mamă, ce tare, mă, ce veste bună, bine că n-a venit Daruzel, să nu mai vine, așa ca să plec eu acasă mai repede. Da, vă mulțumesc foarte mult, mamă, ce fericit sunt, chiar aveam nevoie, sincer, la modul cel mai serios, că am foarte multă treabă astăzi, dar ai grijă ce faci și dacă te întâlnești cu colegul tău, să-i spui că sunt foarte supărată pe el și să vină urgent mâine, că dacă nu voi vorbi cu părinții săi și voi scade nota la purtare. Ok, am înțeles, mamă. Poți pleca, la revedere, ne vedem mâine, bine, vă mulțumesc foarte mult, haideți că plec acum, la revedere, mamă, deci nu vine să cred, am plecat acasă, ce mai bine că Daruzel nu vine la școală, bă, să nu mai vine Daruzel așa mereu la școală, când n-am eu chef la modul cel mai serios, scap și de ore. Mamă, dar de ce mă duc eu acum acasă să vin, chiar sunt curios ce face Daruzel, de ce a chiulit el, bă, Daruzel chiulește de la ore, așa s-a învățat bine, păi lasă că vorbesc eu cu mama lui să vadă el ce se întâmplă, că maică sa, nu, eu nu înțeleg, deci cum, bă, eu nu înțeleg cum Daruzel chiulește de la ore, bă, Daruzel la vârsta asta, Daruzel nu știa, bă, chiar știu de ce e așa fraierel Daruzel, acum chiar îmi pot da seama. Acum hai să merg și eu ușor spre casă, să mă duc eu acum acasă, sper să fie Daruzel la casă, că chiar nu știu unde s-a fi dus, bă, dar chiar unde s-a fi dus, că l-a plecat, plecase de tot, la modul cel mai serios, nu știu unde s-a dus, dar lasă că o să-i zic eu acum să-i des, eu să fac mișto de el, am și rezultatele aici, are și rezultatele la test, și că mi-a pus și nota 10.000 și nu ne-a pus nimic, și că mamă, am și nota 10, Daruzel n-are absolut nimic, eu sunt fericit, la Daruzel o să vină părinții mâine dacă el nu mai vine la școală, dar da, o să vină părinții, o să-i scadă și nota la purtare, să-i des, ce râde acum de Daruzel când ajung acasă, dar hai să mergem repede să vedem dacă ajung să-ți acasă sau unde o fi, că la modul cel mai serios, nu știu ce timpul unde caută, dar mă stai puțin, ăsta chiar n-a venit acasă, bă, unde e ăsta, mi-o turbez, bă, stai puțin, ce s-a întâmplat cu Daruzel, la modul cel mai serios, e ceva suspect la mijloc, bă, dar chiar sunt curios, ia să intru mai acum în casă, să intru peste ăsta în cameră, ia mă, chiar nu fie asta, bă, nu mai joc cu tine, bă, nu mai divina ta pe zularam, bă, ești chiar simțit, bă, Daruzel, bă, ce fac, bă, Daruzel, ce faci, iar te joc, bă, calculator, bă, Daruzel, bă, stai puțin, tu unde ai fost azi dimineața, de cine ai mai venit la școală, unde te-ai dus? A, pe fii atent, Rafale, am fost la Dan, că fii atent, face Dan, da, a făcut Dan în concurs. Cine, mă, la ce, care Dan, mă, ce Dan, visezi? La Diner. A, la Diner, la restaurant, ce-ai făcut la, bă, tu te-ai dus să mănânci iar burger, mă, ce-ai făcut acolo, ce concurs? Bă, Rafale, am mâncat 10 burger, bă, și tot am luat, măcar am mâncat burger. Cum adică, bă, stai puțin, ce, bă, tu te duci la Diner să mănânci burger, bă, Daruzel, când tu ai școală, ce 10 burger ai mâncat, de unde, și tot ai pierdut, cum să pierdute, bă, Daruzel, mă, ce concurs e ăsta, mă, ce câștigai la concursul ăsta? Păi, bă, puteai să câștigi 100 de euro, bă, dar mă, mă, Daruzel, bravo, bă, dar fii atent. Ia stai. Ce? Bă, dar cum adică, bă, să pierd că mâine 10 burger, tu nici măcar nu poți să mănânci, că vă. Păi normal, dar dacă eu nu mănânc ca tine, cum nu mănânc unul? Că de dimineața am mâncat unul, Daruzel, și știi ce ai făcut tu de dimineață? Tu de dimineață? Stai puțin, nu mai da. Bă, Daruzel, azi de dimineață am mâncat și eu un burger de la mine din frigider și știi ce ai făcut tu, Daruzel? Tu ai plecat fără să-mi spui, am crezut, bă, te-ai dus la școală fără mine, ce tu nu te-ai dus la școală, nu te-am găsit la școală, dar Daruzel, fii atent, stai puțin. Deci tu n-ai venit la școală ca să mănânci burger, că e concursul ăla? Păi normal, bă, mie mi-mi plac burgeri, mie nu-mi place școala. Da, Daruzel, de ce să vii tu la școală normal? Tu te duci să mănânci burger, mănânci 10 burger, bă, Daruzel, dar fii atent, pentru că tu astăzi n-ai venit la școală, Daruzel. Bă, lasă mă burgeri, ți-au mai rămas, te-am mai dat și burger în plus sau ce mai faci? De unde ai și burgeri ăștia? Bă, i-am deficiter, mă, nici nu te duci. Ah, bine, drap, gata, că tu ai burger aici, nici nu mănânci, poți să te duci tu la concurs, să mănânci pe gratis și ăștia să stric în frigider. Deci fii atent, Daruzel. Astăzi că n-ai venit tu la școală, Daruzel, ghiște, ia uite ce am aici, ia citește, Daruzel. Ce scrie pe foaia asta? Ia citește. Nu, bă, păi deci, bă, nu, ce am făcut? Daruzel, am luat nota. Ce? Am luat nota. Eu am luat nota 10, tu ai luat nota 6. Știi de ce, Daruzel? Pentru că tu ai copiat, Daruzel. Mi-a zis doamna că tu ai copiat și toate astea și vezi că e supărată foarte rău pe tine, Daruzel. Și ghiși ce mie, chiar mi-a trecut nota aia, mi-a trecut-o în catalog. Am 10 în catalog și doamna a zis că tu dacă mâine nu vii la școală, Daruzel, o să primești absență, o să te spună și la părinți și o să scadă și nota la purtare, Daruzel. A, bă, bă, gata, mă, eu m-am strat de doamna asta, mă duc. Bă, stai, Daruzel. Mă, Daruzel, stai, mă, potul, ce te faci? Bă, Daruzel, de ce te duci cu sabia? Ce, unde te duci tu cu sabia aia? Păi, bă, normal,
uite, îmi dă nota 6 și na, eu am vrut să-mi lași cală, dar na, dacă vin în cale burger din apă. Da, dacă vin burger în cale, da, normal. Bă, dar Rusele, ție nu ți-a pus nota 6, că e test inițial, a zis, dar a zis că mie îmi pune nota 10, pentru că eu am știut, dar Rusele, dar a zis să nu te mai ajut altă dată, pentru că te-am ajutat, știu că te-am ajutat, că ai schimbat tu alea. Bă, stai, da, bă, așa a zis, dar Rusele, da, eu te mai ajut, da, să nu ne vadă, dar Rusele, că dacă ne vede, da, așa. Bă, dar Rusele, da, stai puțin, lăsăm școala la o parte, dar eu am întrebare, tu n-ai venit la școală, bă, dar unde e, că stai puțin, eu credeam că nu ești acasă acum, unde ți-ai motocicleta, că nu e acolo în față, unde e motocicleta, unde ai lăsat-o? A, pe fii atent, Rafael, vină după mine să vezi. Ce, mă, ce fac, bă, de ce ai băgat-o, bă, în spate, ce ai făcut cu ea aici în spate, de ce ai băgat-o în spate? A, pe bă, Rafael, făceam drift-uri și fii atent, bă, aproape era să bagă în apă. A, ăla, du-te, bă, dar Rusele, o mai bași în apă, bă, după ce că-ți cumpără motocicletă, tu mai bași în apă, dar Rusele, du-te, mă, de aici, bă, dar Rusele, deci fii atent, dar Rusele, mâine, bă, dar Rusele, mâine vii la școală? Nu, papa! Bă, vino, bă, stai puțin. Bă, dar Rusele, tu crezi că nu ai înțeles, trebuie să vii mâine la școală, că dacă nu vorbește cu părinții tăi, cu maică ta, cu tăicul tău, vrei să vină la școală și să scadă și nota la purtare, dar Rusele, tu vrei să se întâmple așa? Da, e cu cine vorbești? Mă, că dacă mă duc eu să vorbesc. Mă, stai, bă, ce faci, mă, cu sabia asta la mine? De ce mă ameninți pe mine? Ce e vina mea, dar Rusele, mă ameninți cumva pe mine sau pe cine ameninți tu aici? Nu, frate, nu vreau să te duci acum la doamna profesoară și să zici că tu ai copiat. A, da, bă, dar bă, stai puțin, da. Că bă, ea ne-a văzut, dar Rusele, ce nu înțelegi că a văzut? A văzut ieri, da, a schimbat, că nu i-am zis eu să schimbe, ea a văzut deja, dar Rusele. A, ok, apă pe umăr pe ea, papa. Bă, nu, bă, dar Rusele, stai puțin, dar Rusele, trebuie să mergem neapărat la școală, deci vii mâine la școală? Da, pot să vin, dar fiatel, cu condiție vin la școală. Cu ce condiție? Dacă mi-e bărgă, e! Bine, da, dar Rusele, ți-au bărgă, bă, dar stai puțin, lasă bărgă ăștia deoparte, dar Rusele, pentru că, fii atent, vino aici, că vreau să stai pe bancă aici, că vreau să vorbim ceva, dar Rusele. Bă, dar Rusele, deci fii atent, la modul cel mai serios, dar Rusele, mie chiar mi-a plăcut că n-ai venit la școală, pentru că, ghiși ce, am scăpat și eu, tu nu vezi că mi-a dat drumul, dar Rusele, la ora asta e ora de vreme, dar Rusele, mi-a dat drumul acum, pentru că tu n-ai mai venit. Ce? Da, câte ora e? Ia să se mucheară. Păi e nouă, dar Rusele, ceasul, când să fie ceasul acum, că e peste o oră, dar Rusele, ce? Ce? Păi tu asta numai 2 ore, nu vă zic ore. Ba da, o oră, ce 2 ore, dar Rusele, că o oră am stat, o oră, bă, jumătate de oră pe drum, o oră așa, dar Rusele, la școală și, bă, da, fii atent, dar Rusele, bă, stai, bă, da, mai puțin, dar Rusele, deci fii atent, eu am stat așa, dar Rusele, dar știi ce vreau eu să mai faci? Chiar vreau să mai lipsiști așa, dar mâine n-ai voie să lipsiști, dar Rusele, pentru că dacă nu vorbește cu mai, că da, o să fie mai nasol, o să scadă și nota la purtare și toate astea, dar Rusele, eu zic să mai faci așa, pentru că mie îmi dă nota 10 când tu nu vii și mă lasă și de vreme acasă, bă, cum adică, mulțumește, dar Rusele, ce mai vrei, ce mai vrei acum? Lasă-mă pace, nu da cu ăsta. Nu, mă lasă. Ia mai bine, nu vii tu și vine aia, eu să-mi pun numai mie, zice. Ah, da, chiar așa mă gândeam. Du-te mă de aici, cum să se întâmple asta? Du-te mă de aici, că ești de simțit, dar bă, stai. Cine nu dă like și comentariu, vin la el acasă și fac burger și mănânc. Bă, dar Rusele, ce mă aici, cum adică îl faci burger? Du-te mă de aici, că tu te mă de aici, dar Rusele, că ești foarte sap, dar Rusele. Bă, ce mai vrei? Ce cauți cu asta după mine? Lasă-mă în pace, dar Mă, ce s-a întâmplat așa, bă, doamne, ce m-a speriat ăsta, mă, ce țipă, mă, așa, că mă și enervează, ia stins acum la el, că deja mă enervează, ia, mă, ce facem ăsta aici? Bă, m-a săturat, bă, sunt cea mai urâtă echipă, bă, Ronaldo, bă, cum să faci așa ceva, bă, Ronaldo, sunt mai bun ca tine, Ronaldo, și Messi e mai bun decât tine, bă, du-te, mă, de aici. Bă, dar Rusele, ce, bă, stai puțin, bă, stai, bă, dar Rusele, tu mi-ai spart televizorul, mă, aici, bă, e nesimțit, bă, dar, bă, ce mai ai făcut, mă, la televizor, uite, bă, uite-te la mine când vorbesc cu tine, bă, nu mai dau la pumn din televizor, bă, uite-te, bă, uite-te la mine, bă, ce faci, bă, dar Rusele, bă, doamne, bă, ce faci? Bă, Ronaldo, nu mai sunt fană tău. Messi e mai bun. Hai, bă, dar Rusele, bagă-mă, bă, ce faci, mă, bă? Mă, ce să uite la meci, mă, și mi-a spart și televizorul acum și nici nu mă bagă în seamă. Bă, dar Rusele, bă, uite-te la mine. Bă, e nesimțit, uite-te la mine, dar Rusele, uite-te la mine, bă. Bă, ce nervi mi-au dat ăștia, frate. Bă, mai bine mă băgau pe mine. A, burta, mi-e foame, frate. Hai că mă duc să vă cin bucătărie. Mă, ce faci, mă, ăsta vin, bă? Tu, Rusele, ce cauți, bă? Lasă-mă, bă, nu fura, bă, mâncarea mea. Du-te, mă, da aici, mă, ce să? Bă, ce faci, mă, ăsta, bă? Bă, ce, bă, îmi fură mâncarea, bă, ce faci? Bă, dar Rusele, mă, bagi în seamă, bă, ești nesimțit, bă, ce faci, mă, ăsta? Bă, ce mi-a făcut, mă, ăsta aici? Mie nu-mi vine să cred, mi-a spart televizorul, ce stătea el, mă, să uită la meci, de când să uită, mă, ăsta la fotbal, s-a făcut și fotbalist, bă, dar Rusele, da, eu nu înțeleg, bă, dar mi-a spart televizorul la modul cel mai serios și nici nu mă bagă în seamă, mi-a furat și mâncarea din frigider, eu nu mai am burger, nu mai am nimic pe aici, eu nu înțeleg ce face ăsta, bă, își bate joc de mine, nici nu mă bagă în seamă la modul cel mai serios. Hai că mă duc acum peste el, peste, dar Rusele, că deja nu se mai poate la modul cel mai serios, nu știu ce face ea, mă, e în cameră, unde o fi ea, tot la calculator, logic, ea, ce face ăsta aici? Bă, Ioan,
Doamne, bă, bă, mersi, bă, 200 de V-Bucks, bă, cel mai bun, bă, te bă, ha, bă, ce fain ești. Așa, bă, Ioane, hai, dă-i, Ioane, dă-i, dă-mi e gol de papă, dă-mi mie, hai că mai avem un bă, ce fai, bă, dar, bă, dar, să, ce fai mai aici, bă, ce fai mai, bă, dar, să, tu te mă dai, ce bun mie de V-Bucks, mă, de unde ai tu, bă, mă, de unde ai, mă, lăsă, ia, pleacă, mă, dar, să. Bă, care m-am pis, bă, bă, care, bă, Ioane, stai ca fantome, bă, 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 nu mai faci, mă, mișto, e nesimțit, dar, să, te faci că nu mă vezi acum, după ce că mi-ai spart, mă, într-un, mi-ai spart televizorul ăla, te faci că nu mă vezi acum, ce faci, ce faci, mă, pe aici, bă, tu destrugi toate astea pe aici, Doamne, bă, nu, nu, chiar nu mai supăr pe ăsta. Da, și acum ce să fac, și eu stau aici, în hol, stau aici jos, pentru că eu nu mai am televizor sus, pentru că, dar, să-l uitați-l acolo, mă. Mă, ce faci, mă, la tu stă pe calculator acolo, uitați-mă, mă, mănâncă ăsta burger în continuu, câți burger mai are, mă? A, pe el mi-a furat burgerii din frigider, mă, asta a făcut el. Și el crede că mă ignoră, că eu nu-l văd, că eu nu, bă, ăsta crede că e singur pe lumea asta și eu nu mai sunt aici și el poate să facă orice. Dar nu știu, la modul cel mai serios, chiar m-am supărat pe el, pentru că, uitați-vă, eu nu mai am televizor, dacă merg acum... Hai că mă duc să mă dau cu motocicleta vreun. Bă, unde, bă, dar să le unde duci, mă, bă, stai, mă, bă, dar să le ce faci, mă, bă, unde duci, bă, stai, mă, unde se duce, mă, ăsta? Bă, dar ce nu mă bagă în seamă deloc, dar să le unde te duci, bă, dar să le stai puțin, dar să le stai puțin că fii atent, dar să le hai la diner că îți fac eu cinste, dar să le vino la diner, vino la diner că îți fac cinste cu burger, vino la, bă, unde pleacă? Bă, dar să le filmă la, bă, ce faci, mă, ăsta, bă? Bă, ăsta de ce nu mă bagă în seamă, bă, dar pare prea suspect, adică credeam că ăsta face mișto de mine, dar să le, mă, hai la benzinărie aici, dar să le, hai să-ți iau chipsuri, să-ți iau. Bă, ce are Darusel? Bă, ce se întâmplă cu Darusel? Este foarte ciudat, Darusel. Adică la modul cel mai serios este foarte ciudat. Nu știu, se comportă foarte, foarte ciudat la modul cel mai serios. Nu știu de ce se comportă așa, dar trebuie să merg acum repede spre el pentru că vreau să văd ce face, mă. Da, ăsta e Darusel pe bune că nu recunosc ăsta, nu știe unde sunt, nu mă vede, nu face absolut nimic. Dar n-a venit la mine în cameră. Asta e problema, că n-a venit la mine în cameră. Nu știu unde s-o fi dus. Bă, dacă... A, uitați-l pe aici, uitați-l pe aici. Bă, Darusel, m-auzi, mă, bă, Darusel, bă, dau peste tine, Darusel, dacă nu vorbești cu mine, dau peste tine. Nu, că bă, Doamne, bă, te iei în pisi, Darusel. Darusel, Darusel, ajută. La școală. Ce faci, mă, stai să duci la școală? Bă, stai să duci la școală, nu weekend. Bă, Darusel, ce faci, bă? Bă, stai să duci la școală. Azi nu face școală el. El data trecută a fost ce fa... Nu e școală. A, ok. Vreau să vă zic că sunteți foarte frumoasă. Și vă dau un marshmallow, papa. Bă, ce fa... nu luați asta că e intoxicație. Vă intoxicați de la asta lui așa. Am luat eu înapoi pentru că na. Bă, dar bă, ce face, mă, ăsta agață femeia aici la școală? E la școală agață femeia de serviciu, de stă pe aici. Am înțeles. Bun, unde s-a dus, mă, ăsta că? Bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. La modul ce mai serios. Ce face, mă, ăsta? Bă, mă uit așa după el, mă uit după el, dar nu știu, nu se ia că faci, mamă, ce? Așa, da, că tot așa, hai să mergem. La. Mă, ce face Darusel aici? S-a dus la parcul ăsta de distracție. Unde să ce? Bă, Darusel, așteaptă-mă și pe mine că vin după tine. Darusel, așteaptă-mă, așteaptă-mă. Bă, dar nu mă bagă în seamă deloc. Ce face, mă, ăsta? Eu nu înțeleg ce face. Mă, Darusel, așteaptă-mă, bagă-mă în seamă, te rog, că dau așa în tine în continuu. Bă, tu dai mine, bă, tu vezi ce face. Bă, eu fac, nu dai. Ce face, mă, ăsta pescuiește oamenii, bă, pescuiește oamenii. Mă, dar ce face Darusel la modul cel mai serios? Voia să zic ce a făcut, adică eu nu știu, dar mi-a venit așa în cap o idee, dacă el nu mă vede, adică nu știu, el nu mă vede absolut deloc, nu înțeleg ce se întâmplă cu el, nu știu ce are, cred că a nebunit Darusel la modul cel mai serios, scrieți voi acolo dacă a nebunit sau nu. Dar e o idee bună, chiar mă gândeam să-i fac așa un prank, că totuși uitați, dau în el și sunt oamenii ăștia pe lângă și să-i mai dau așa în el, să creadă că dă oamenii în el, ca să se ia în gură cu oamenii, să văd chiar lucrurile el ce reacție să aibă. Ia că mă duc acum, de ăsta, tot aici, mă, ce face, mă, ăsta, mă? Dă cu pumnul ăsta, bă. Bă, dar să nu mai dau. Dar să nu mai dau cu pumnul, nu mai dau cu pumnul în el, mă, dar să le, băi, bă, ce faci? Bă, 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 ce faci? Bă, eu sunt cel mai forțos din lume, fetele. Aia! Bă, dar să le pun ăla de sus. Bă, dar să le ai forță. Bravo, bă, dar să le ce mai forțos, dar să le. Dar dacă nu mă auzi, dar să le nu ai forțos, trebuie să mă auzi. Bă, dar să le, mă vezi, bă, unde? Bă, dar să le bagă mamă în seamă. Bă, bagă mamă în seamă că te arunc în apă, te arunc în apă. A, tu dai mine, bă, ia că te bag eu în apă. În apă cu tine, în apă cu tine. Așa, înapă, du-te și tu, Darusel, du-te și tu, Darusel, du-te și tu, Darusel, du-te, leacă-te, leacă-te acolo. Bă, așteaptă-mă, bă, Darusel, unde te mai duci, mă, ce faci, mă, aici, ce te mai uiți, mă, unde te mai duci, mă? Mamă, bă, ce dor îmi era, bă, să-l bag pe Rafael acolo și dădeam cu arcul, bă. Cum adică, mă, bă, bă, cum adică, bă, cum adică, bă, bă, ești nesimțit, ești nesimțit că te omor acum, ești nesimțit, Darusel, cum adică, îți era să mă bați pe mine aici, îți plăcea ție când mă băteai pe mine, când mă băgai în ăsta, așa, îți plăcea ție să mă pun eu în ăsta, să mă bagi, hai, mă, du-te, aulă, stai că am căzut. Bă, dar chiar, bă, mi-era dor de Rafael, bă, să-l bag acolo, să fie clanul meu, să fie sclavul meu. Amintiri bune, bă, dar lasă, că data viitoare îl iau și eu, o să-l trăiesc, bă, că mi-am pregătit, bă, eu un arc, propriul meu arc, bă, foarte bun și... Ce te-ai pregătit, bă, bă, Darusel, du-te, mă, de aici, ce te-ai pregătit, mă, du-te, mă, de aici, bă. Bă, stai puțin, Darusel, tocmai s-a oprit din vorbit cumva când eu am început să vorbesc, pare că am suspectă treaba, la mă duce mai serios. Bă, unde duci, mă, ce fai, mă, Darusel, aici? Fii atent, bă, eu o să-ți vând canalul unui youtuber cu 50 și... Ce-ai zis, bă, du-te, mă, de aici, bă, e nesimțit, Darusel, du-te. Poți să dai mie,
bă, bă, ce dai mini? A, nu, tu? Omul din spatele meu, dar cine? Că nu-i nimeni nici. Da, tu chiar faci mișto? Bă, cum adică faci mișto? Uite, une, că nu-l văd. Nu-l schior și nici nu faci mișto. Uite, nu-i. Mă, nu, la modul cel mai serios, dar cred că face mișto de mine, că văd eu că prea își dă de-astea aere, toate astea, ați văzut că nici n-am mai vorbit acolo, adică eu când am fost aici și vorbea el, l-am întrerupt din vorbit, el s-a întrerupt, adică nu mai vorbea, nu mai făcea nimic, el cred că îmi face un prank ca de fiecare dată, că e să crede el șmechi, bă, ce facem asta, bă, ce facem, bă, pescuiește pe omul ăsta, bă, Darusele, lasă pe omul, bă, ești nesimțit, bă, Darusele, ești nesimțit, lasă omul, că dau în tine, Darusele, ia. Bă, ce dai mine, bă, nesimțitule, bă, așa, hai cu mine, hai cu mine. Bă, unde pleacă, mă, ăsta a plecat de aici, Darusele, așteaptă omul și pe mine, bă, dar chiar stai să merg eu până la mol, că tot mergem până la mol în partea asta, bă, unde să ducem, mă, ăsta, Darusele, vină bancoace, hai să mergem la mol. Nu, eu trebuie să-mi cumpăr neapărat monitor, de fapt, televizor, că mi-a spart Darusele televizorul, dar trebuie să-i zic lui totuși, bă, unde s-a dus, mă, bă, Darusele, stai, bă, poloc, Darusele, așteaptă-mă, Darusele, trebuie să-mi cumperi, vino aici cu mine la mol, Darusele, vino cu mine la mol, bă, vino, mă, cu mine la mol, Darusele, că trebuie să-mi cumperi televizor, bă, Darusele, ce, unde, mă, ce e aici, ia, ce facem ăsta aici, bă, unde pleacă, mă, ăsta, Amelie, Santiago, mă, ce facem ăsta la poliție, bă, Darusele, bă, ăsta se face polițist cumva? Bă, eu am o mare rugăminte, sunt criminal pe nume Rafael G și el fără motociclete și omoară și oameni. Poți să vă dau acum de la bă, du-te, mă, de aici, e simțit, Darusele, cine adică, mă, bă, nu mai facem, mă, mișto de mine, Darusele, că uite, bă, stați, că eu nu trebuie să dau un Darusele, trebuie să fug repede de aici, fug repede de aici, mă, ce zice, mă, Darusele, nu trebuie să dau un Darusele la poliție, că mă vede polițista și mă bagă pe mine la pușcărie, degeaba, bă, dar nu înțeleg ce face Darusele, lasă, că mă duc eu acum, mă duc aici la mall, stai să intru pe partea asta, nu mai intru pe partea cealaltă, intru pe aici, mă duc să-mi cumpăr și eu un televizor, că eu nu mai am televizor, dacă Darusele mi-a spart televizorul și a bătut joc de el, că s-o uite la meciuri și se enervează că pierd oamenii aia la meciuri, nici măcar nu e un joc unde se joacă el pierde, mie nu sparge monitorul așa, că să găsește el să spargă mie televizorul, să se pună, să se uite la mine, când el are televizor la el, eu nu înțeleg. Hai să cumpăr și eu un televizor acum, bună ziua, bună ziua, vreau și eu să cumpăr un televizor de aici, chiar vreau să cumpăr un televizor, dar înainte să vă zic ce televizor vreau, mă uit și eu puțin pe la el, ia să vă modelul ăsta, mă, e interesant, dar ăsta, de fapt, ăsta aveam, cred că ăsta era al meu, cred că e potrivit, ah, ba nu, ăsta era, mâinile sus, hai că fără acum rapid, mâinile sus, hai, asta este un Robin, e rapid, fără tot, fără bă, tot, ce fai, bă, dar sere, bă, ce fai, bă, de aici, bă, tot, ce făcut, bă, bă, ce fac, bă, dar sere, bă, v-am făcut-o, bă, bă, frate, ne vedem altă dată, mulțumesc pentru cumpărături. Mă, ce-a făcut, mă, ăsta, a furat din magazin, bă, ăsta a furat toate televizoarele, ce face, bă, Darusele, unde te-ai dus, bă, Darusele, așteaptă-mă, unde te-ai dus, bă, ce faci, mă, aici, bă, Darusele, bag bombă în seamă, bă, ce face, mă, ăsta a furat și autobuzul, nu, că, nu, eu cred că ajung la nebun cu ăsta, nu, eu trebuie să mă mut neapărat din casă, că eu nu pot să mai stau cu Darusele, cred că ajung la pușcărie, la, mă, duc cel mai serios. Darusele, lasă, bă, autobuzul ăsta, ce faci, mă, cu el atâta, mă, ce faci, lași, gata, acum am auzit, ce faci, mi-ai deschis ușile, Darusele, ce faci aici? Bip, mă, vrea cineva de la mă să intre aici la mine, la Darusele, bas? Hai că vă duc acasă la școală, oriunde vreți, hai, bip, bip. Doamne, Darusele, bă, Darusele, bă, ești prea copil, bă, Darusele, tu ce mai stai aici? Ai furat și autobuzul, ai furat și din magazin toate astea și tu stă tot pe aici, stai. Mă, bă, stai, a plecat ăsta, bă, eu nu înțeleg așa ceva, nu am unde, eu nu-l mai suport la modul cel mai serios, chiar nu mai suport. În sfârșit, mai am și eu puțin spre casă, că deja mi s-a luat, nu vreau să mă mai duc, nu mai vreau să mai fac nimic, deja mi s-a luat ochieful ce a făcut Darusele, mie nu mi se pare normal, la vârsta lui mai ales, bă, dar eu chiar vreau să vin acasă mai repede să discut și eu cu el, mă ce, mă, bă, stai acasă, mă, e deja ajuns acasă, mă, când a ajuns ăsta acasă, ia stai, mă, unde e, mă, ăsta, că merg acum peste el în cameră, mă, ce fac, mă, ce e cu televizorul ăsta, bă, deja a pus televizoarele aici, mă, ce face, mă, ăsta, bă, de când nu doream, bă, un televizor, bă, cele, bă, ce-ți place, tu n-ai avut niciodată, bă, uite, acum mă pun mâine și zora acolo de Rafael, bă, că nu mai are televizor, ha, uite, bă, aș fi un prieten, bă, să chemăm Gicica, da? Mă, ăsta ce face, mă, nebunit, mie nu-mi vine să cred așa ceva, ce are, mă, Darusele, bă, e nebun, bă, nu știu. Gigi, hai, că te gol, nu, că ăsta nebun, eu plec afară, deja mă enervează, nu, hai că mă duc sus acolo, mă duc sus la mine, în cameră, că deja m-a și enervat ăsta, la modul cel mai serios, nu mai supăr, bă, dar mă enervează racul meu, mă, dar ce are, mă, ăsta, că mă duc, mă, stai puțin, ce ăsta, mă, stai puțin, ăsta mi-a pus cumva televizorul aici, bă, dar e furat ăsta, ce scrie mai aici, uite-te în spate, cadou din partea lui Darusele, acum adică să mă uim în spate, bă, ce mi-a făcut, ce faci, ce surpriză, mă, Darusele, bă, ce faci, mă, ce ți-ai pus, mă, asta, Darusele, băi, tu de unde mi-ai la televizorul ăsta? Ia spune și mie, de unde ai făcut tu rost de televizorul ăsta? Păi, bă, ce l-am cumpărat din banii mei, uite că mai am bani. Ți-ai l-ai cumpărat tu, Darusele, din banii tăi, chiar din banii tăi l-ai cumpărat tu, Darusele, chiar din banii tăi l-ai cumpărat, vrei să-mi spui tu mie că l-ai cumpărat din banii tăi? Da, ia zi, băi, mulțumesc, îți place, uite aici, foarte frumos. Da, foarte frumos, Darusele, da, sunt foarte, foarte mulțumit, Darusele, dar tu de unde ai avut bani? Spune și mie, de unde ai avut tu bani să-mi cumperi mie televizorul ăsta? Și ce ți-a venit ție să-mi cumperi televizorul ăsta? La modul cel mai serios, de ce mi-ai cumpărat tu televizorul ăsta? Televizorul vechi unde are? Unde e acum, Darusele? A, bă, l-am văzut, bă, și antenă. Am luat bani de la mine, am mai furat și câțiva de la tine. Ce-ai făcut, mă, bă, ai zis ceva că nu te-am auzit, ai zis că ai furat cumva de la mine bani? Nu, am zis că am luat bani de la
mine, am luat bani de la Ion, că mi-a dat el și n-am văzut și televizorul vechi. Bă, dar serios, stai puțin, că tot ai zis la televizoare, ce-ai făcut, mă? Tu ai cărat televizoare, că parcă ai mâinile mai mari, dar serios, tu ai făcut mușchi, ce-ai făcut mai aici, bă, dar serios, tu ai cărat televizoare, bă, dar serios, de unde-i, mă, mușchii ăștia, dar serios, când ai făcut-o mușchi? Păi, bă, ieri am făcut, că am fost la sală, uite, am făcut așa cu înghețata. Da, cu înghețata, normal, că cu mâncarea, cu burgeri, dar serios, că ai început să te îngrași la cât burger mănânci, bă, dar serios, tu nu vezi cât de gras e, bă, dar serios, tu nu vezi că ai început să te îngrași, nu mai mânca poate ți-a burger, că deja ți-a... Bă, stai puțin, dar serios, ia stai puțin, ia vino puțin, ce ai tu aici în cameră, de unde ai tu toate televizoarele astea, cum ai tu atâtea televizoare, uite, unul aici, unul pe partea cealaltă și unul aici, dar serios, de unde ai televizoarele astea și ce e cu ăsta de aici, după jos, ce e ăsta, dar serios, spune și mie, ce e ăsta? Asta am câștigat la ghiuri. Ce-ai câștigat și ce-i ăsta? Spune și mie, ce-i ăsta? Ce faci cu el? Ce faci ăsta? Asta este iubita lui Gigelu. O cheamă Gigica. Du-te, mă, de aici. Bă, dar Rusele, ăsta e robot. Ce faci, mă? Ăsta e dorată, spală, ia. Mamă, dar Rusele, bă, am neafie. Bă, dar Rusele, chiar aveam nevoie de ăsta în casă. Hai, lăsă-mă acum. Bă, dar Rusele, bă. Mi-atacă burgerul. Hai, du-te, Bă, dar Rusele, sunt curios de o chestie. Am și eu niște întrebări pentru tine. Vrei să spun întrebările astea, să te întreb și eu câte ceva, dar Rusele, că chiar sunt curios. Bă, dar nu mai mâncat bă înghețată, bă, tu nu mai ai burger și acum mănânci înghețată, dar Rusele, stai puțin, tu nu mai ai burgeri? Da, du-te mă de aici. Bă, dar Rusele, fii atent, vreau să spun și eu niște întrebări, dar Rusele, că sunt curios de niște chestii, dar Rusele, ce ai făcut tu astăzi? Până te-am văzut eu acum, ce ai făcut tu de mai devreme? Ce ai făcut acum o oră? Ce ai făcut de dimineață? Ce ai făcut tu toată ziua? Dacă mă gândesc, eram pe calculator, mă jucam cu Ioan și după am văzut la un giveaway de la unul chema Ionel, nu știu, Petronela și bă, azi că poți să câștigi 6 televizoare. 1, 2, 3, ce 6 televizoare, bă, că 1, 2, 3 și ăla dă mine, ăla mie 4, dar Rusele, și unde e al meu, că eu vreau până la unde, tu ai zis că l-ai vândut și pe celălalt, mă, dar Rusele? Da, l-am vândut și pe ăla și cu ăla mi-am cumpărat mai mulți burgeri. Bă, dar Rusele, dar stai puțin, știi ce s-a dat la televizor astăzi, ce s-a dat la știri, tu, că văd că stai de-ai la televizor, știi ce s-a dat la știri, dar Rusele? S-a dat că aici în mall a fost un copil deghizat, dar Rusele, cu darea dai tu, dar Rusele, darea negre, a zis că a furat niște televizoare, dar Rusele, și că îmi pare suspect așa, nu știu, ai tu 3 televizoare noi, mi-ai mai pus mie un televizor, dar Rusele, stai puțin, spune și mie, care e faza, de unde ai tu televizoarele astea, nu cumva ești tu ăla de a furat? Cum adică, bă, s-ar putea ca ăla care a furat să facă giveaway-ul ca să scape de el, dar nu. Da, Rusele, stai puțin, dar Rusele, unde ai mai fost tu astăzi, în afară să te duci să faci giveaway, să nu știu ce, unde ai mai fost tu astăzi? Păi, bă, fii atent, vino cu mine, stai aici, a fost în parc, a fost mai mult ca un fotbal, bă, fii atent, bă, mă doare piciorul, stai, stai că mă doare așa. A, mă, du-te, mă, de aici, du-te cu piciorul tău să ți se rupă piciorul, dar se că e nesimțit. Bă, dar Rusele, spune și mie, de ce toată ziua m-ai ignorat, că am fost după tine, dar Rusele, m-ai ignorat toată ziua și te-am văzut când ai furat și mai spun, stai puțin, că acum mi-am adus aminte, chiar acum mi-am adus aminte și vreau să te întreb. Ce spuneai tu la polițista aia, ce spuneai tu acolo la poliție, că sunt eu, nu știu ce, dar Rusele, și tu după ai fost și ai furat, dar Rusele, tu mi-ai zis că sunt eu furăciun, că am furat motoretă, că am băgat, nu știu ce, că sunt criminal, că nu știu ce, bă, dar Rusele, e nesimțit, tu nu vezi că tu ai furat toate televizoarele astea. Bă, Rafale, ho, că mă doare capul, bă, vorbești de mai știu și bă, ce-a făcut, mă, la ce poliție să mă polizezi, bă, zis-o, ce, mă, ce ai? Mă, tataie, te dor și alerii, nu mai auzi bine? Du-te, mă, și fă-ți un control. Bă, du-te, mă, de aici, dar Rusele, tu faci mișto de mine, cum adică, mă, faci tataie acum, după ce că m-ai ignorat toată ziua, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez, dar Rusele, fii atent, că mă duc acum, nu lasă, că mă duc eu acum la poliție, dar Rusele, și te spun, fii atent, te spun, dar Rusele, că ai furat și toate alea, du-te, că mă duc acum, hai, lasă-mă în pace. Bă, da, mă enervează rău de tot, nu știu ce a făcut, nu mă duc eu la poliție, că nu vreau să-i fac așa, că e prietenul meu, până la urmă, dar Rusele, doar e enervant, nu știu de ce a făcut așa, dar lăsați, că o să-i întorc eu faza următoare, o să-i întorc eu un alt videoclip, o să fac mișto rău de tot de el, cum i-am făcut eu mai devreme, mai știți, acum câteva episoade bune în primul sezon, când l-am trollat, mă gândeam, bă, ce fac, bă, cred că pleci fără mine? Mamă, ce idee bună ai avut, dar Rusele, să venim aici să mâncăm pizza, chiar a fost o pizza foarte bună, dar Rusele, chiar ai avut o idee genială, dar acum s-a terminat, aia, uite ce privilegie frumoasă avem, bă, dar Rusele, foarte mișto pe aici. Știu, bă, nu așa că am cele mai bune idei. Da, bă, dar Rusele, chiar ai cea mai bună idee, vezi că a fost o idee chiar bună, nu că ai tu cele mai bune idei, că chiar n-ai cele mai bune idei de fiecare dată, dar ideea asta a fost foarte bună. Stai așa puțin, mamă, dar Rusele, mamă, ce mă doare burta, bă, dar Rusele, m-am balonat, bă, am mâncat prea mult, dar Rusele, la modul cel mai serios, parcă avem nevoie așa de puține mișcări, tu nu te simți așa, mâncat prea mult, nu te simți așa? Păi nu, bă, mi-e pas să mănânc. Da, știu, dar Rusele, că ție îți place să mănânci, că tu mă... Bă, de unde scoși burgerul, bă, tu scoși și burger și înghețată, bă, de unde? Bă, și brânză, bă, tu mănânci brânză înghețată, pucuri, bă, de unde e atâtea, bă, dar Rusele, bă, dar Rusele, tu chiar, bă, dar Rusele, nu știu cum nu te îngrași, la modul cel mai serios, ce ești așa de slab? Păi, bă, cum
adică, bă, pe fiantele, eu merg la sală și fiantele. Da, la da, mergi la sală. Du-te, mă, de aici. Deci fii atent, bă, dar eu să nu știu, bă, la modul cel mai serios. Stai să mă pun și eu aici jos, că mă doare, mă doare, mă doare. Ce vrei, mă? Ce crezi, bă? Bă, vrei frumos. Ce vrei, mă, dar eu să ce vrei? Bă, mișcare, hai. Fă genoflexiuni 1. Ce ce să fac, mă, genoflexiuni, bă? Hai că bă, că le faci tu, dar exele. Bă, dar eu să cred că la modul cel mai serios trebuie să facem și noi puțin mișcare, că ne cam îngrășim așa. Trebuie să dăm și noi burta asta jos, dar eu să adică mâncarea ce am mâncat acum să intre nu de alta, să mâncăm și diseară, că să facem seara în câteva ore, dar zile și noi ne-am stricat foamea de acum. Da, ar a fost foarte bine totuși la modul cel mai serios. Mie chiar mi-a plăcut. Ție ți-a plăcut mâncarea? Da, bă, Rafele, da, dar ce ai zis, mă? Bă, cum adică, mă, să faci mișcare, bă, ai nebunit? Cum adică, mă, cum să nebunesc, bă, dar zile, ce? Bă, dar zile, tu la tine mișcarea înseamnă nebun. Ah, da, dar zile, tu dacă stai să mănânci numai burger și nu faci nimic altceva și te joci pe calculator, am înțeles, dar zile, de ce faci așa? Bă, Rafele, hai mișcăm fața ascunsă, vrei, zi, vrei, vrei, vrei? Ce, bă, ce, mă, dar zile, vrei să ne mișcăm fața ascunsă acum? Bă, dar zile, dar vezi că ai, uite, e bună, că n-am mai jucat mult fața ascunsă, dar de data asta, dar zile, da, trebuie să ne jucăm în noua casă, pentru că noua casă chiar nu ne-am jucat, ne-am jucat în casa veche, dar zile, la bunică, ta. Bă, dar zile, de unde sunt, mă, ideile astea bune pe tine astăzi? Bă, Rafale, m-am uitat pe YouTube. Ce să faci când ești plictisit și n-am? Am fost acolo, hai din zi, că am văzut să mănânci cu, cu gagica ta, câinele. Bă, ce gagica, bă, ce câine, bă, bă, dar râsele, bă, bă, dar râsele, chiar o idee foarte bună și chiar vreau să ne jucăm fața ascunsele acum. Hai să ne jucăm, bă, dar râsele, la modul cel mai serios. Hai să vedem cine se pune serios. Stai, 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 bă, bă. Ce, mă, ce, mă, de ce, ce ai, mă, de ce ții, mă, așa că m-aș fi speriat, ce ai pătit? Păi, bă, Rafale, sper că nu ți ieși, bă, ca acolo la bunica, bă, că cu camere, cu dălea. A, gata, nu, 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 dă gata, dar râsele, pe de unde? Tu nu vezi că nu m-am pregătit? Tu mi-ai zis de fața ascunsele acum, să nu trișiesc cumva tu, dar râsele, că poartai tu ceva așa în plan. Trișiesc tu de data asta, la modul... Nu, 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 bă, dacă e, uite, îți spun aici, aici burgeri, să crezi cu zi, uite, bun, nu aici. Ce fai, mă, ce, ce fai, mă, ce fai, mă, ce, mă, ce, doamne, dar râsele, știu doar de tot. Dar râsele, fii atent cum facem, să vedem cine se pune la prima rundă, dar râsele, că nu vreau să mă pun eu și nici tu nu cred că te-ai dorit să te pui tu, dar râsele, și vreau să facem piatră, foarte cărtie la 3, 2, 1 și, dar râsele, alegem. Hai, ești pregătit? Da, 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 sunt pregătit, hai, 3. Bine, bine, gata, hai, 3, 2, 1 și piatră. Ai zis foarte că, ești gata, râsele, te pui. Cum am zis să-l duiam în același timp, dar râsele, am zis în același timp că abia am auzit, abia am auzit, dar râsele, bă, da, bă, da, bă, da, bă, nu, bă, dar râsele, nu te supăra pe mine, dar râsele, nu te supăra pe mine, că tu ai venit cu ideea, dar râsele, tu ai venit cu ideea și tu te pui. Bă, Rafael, nu așa că tu te pui, că n-ai, eu am venit cu ideea, de ce mă ascund, ok? Bă, du-te, mă, da, aici, dar râsele, nu, că am făcut piatră pe gărtie, nu te mai aftica, dar râsele, gata, nu te mai aftica, hai să-i dăm drumul, dar râsele, dar hai să vedem unde să ne punem, dar râsele, că nu știu unde, bă, tu, ce, ce, ce? Bă, deci tu te pui, nu? Bă, nu mai amenința cu sa, dar râsele, gata, 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 nu mai da mine, că dar râsele, fii atent, eu mă gândeam să-ți dau și ție niște bani dacă câștigai, dacă te puneai primul, dar râsele, mă gândeam să-ți dau niște bani. Da, 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 dar râsele, îți place? Vino. Gata, te pui. Ce, mă, dar râsele, aici te pui tot ce? Tot acolo și nu mă rămâne simțitule. Dar nu vreau. Bă, gata, mă, dar râsele, gata, nu mai fi supărat pentru că așa a fost. Dacă tu ai dat foarfecă că și am dat piatra aia, eu mă pun dar râsele ăsta, tu te pui dar râsele și eu mă ascund acum. Du-te, dar bă, ce fai, mă, rămâi acolo, dar râsele, deci fiate numere acolo. Ai, gata, ok. Deci eu trebuie să mă ascund aici, că în fața de ascunsele, bă, vedeți că a venit cu o idee chiar foarte bună. Chiar, chiar sunt surprins de ideea pe care a făcut-o, dar râsele. Dar unde să mă ascund, la modul cel mai serios? Unde să mă ascund? Ia să intru și eu pe aici prin casă. Hai să mă duc la el în cameră, camera lui e prea mare așa, adică ai pe unde să te ascunzi aici, te bagi pe sub astea, pe sub astea, peste toate astea, adică e foarte mișto aici la Darius, la modul cel mai serios, dar am eu o idee așa sincer, cred că știți cumva ce se mai află aici, scrieți acum în comentarii dacă știți, dacă nu cumva știți, hai să vă spun eu acum. Dacă sparg eu acest covor, noi putem să ne ducem foarte, foarte ușor în jos și vedeți că aici avem camera aceea secretă unde am construit noi baza secretă și ne-am uitat la Darius, unde a construit setup-ul de gaming sub camera lui și ne jucam cu Darius, ne uitam să vedem ce face, vedem pe aici și e foarte, foarte tare, că vedeți că îl vedem, mamă, îl vedem și pe Darius acolo, cum e la acolo, deci practic noi vedem toată curtea de aici și eu zic că asta e o idee foarte bună să stau aici, nu știu, scrieți voi, adică eu zic că e cel mai bun loc și nu cred că o să se gândească Darius la asta, dar cred că ar trebui să pun carpeta asta deasupra, dar dacă pun covorul mie că după eu nu mai pot să mai vin de jos, deci mai bine las așa și să sperăm că nu-și dă Darius seama și hai să merg acum repede, repede, ia să mă uit puțin, da, nu, că n-am cum să-l văd pe geam, îl văd direct de aici când mă bag în ăsta, mă, dar stai că trebuie să închid ușa, trebuie să închid ușa așa, perfect, ca să nu-și dea seama Darius că am intrat la el în cameră și vin aici și eu îl văd acolo frumos, nu știu ce face, dacă pleacă, dacă nu pleacă, văd că încă stă acolo, e bine, e bine. Stai, eu deja m-am ascuns, e perfect. E cel mai bun loc, o să câștig 100%. Bă, deja stau aici de un jumătate de oră la modul cel mai serios și dar să-l văd că nu mai vine. Ce facem? Dă-ți apă, ia, mă, să mă uit. Ce facem ăla încă în autru? Bă, ăla nu mai este, cred că s-a supărat pe mine, dar a, uitați-l că este acum. Mamă, de ce stai, stai? Mamă, eu bă, ce facem, mă? Să ia unde merge? Unde merge? Că e pe aici, e pe aici. Să pune acolo unde am mâncat. Ia, să uită, să uită pe geam la el în cameră. Bă, nu vine să cred. Ia că intră în casă, intră în casă. Rafale, Rafale, unde ești? Ca unde ești pe aici? Ia, bă. Gigele, Gigele, unde e Rafale? Azi, bă, l-ai văzut? Să mă caută, mă, trebuie să rogi puțin mai încet aici, că s-ar putea să mă audă. E undeva aici? E undeva în cameră, ok, că mă duc să caut. Bă, stai puțin, mă, bă,
i-a zis Gigel când sunt la el în cameră și el a ieșit din cameră. A zis că vine și mă caută și el a ieșit din cameră. Bă, ce trole Darusel, nu știu ce face Darusel, cred că face mișto, nu știu ce face. Unde s-a dus omul ăsta, bă? Eu nu înțeleg unde s-a dus. Bă, unde a plecat mă Darusel, că eu nu mai văd. Na, nu știu ce se întâmplă cu el. Dar eu pot să zic că deja am cea mai bună ascultătoare și Darusel este foarte fraier pentru că l-ați văzut că Darusel a i-a zis Gigel, bă, Darusel, vezi că sunt aici în cameră și Darusel nu știu unde s-a dus. Ha, nu, că eu m-am pus să mă joc la calculator. Uite că avem calculatorul ăsta aici și nu e folosit, nu e, n-a mai fost folosit atunci de când am făcut eu prin lui Darusel și mă pun. Bă, ce fac? Bă, ce mă, cum ai ajuns mai aici, bă, Darusel, ești nesimțit, mă, cum ți-ai dat mă seama că e ăsta locul, mă, mă, du-te, mă, de aici. Uite aici, chiar gaura. Ah, holo, bă, și am zis, bă, Darusel, chiar stăm și vorbi, Darusel, mă gândeam, bă, cred că o să-ți dai seama, dar dacă lăsam eu carpeta asta aici, Darusel, nu cred că, cred că rămâneam acolo, pe vieți și nu mai îndedeai tu drumul, chiar dacă mă știai acolo, că te știu eu pe tine, Darusel, cât de rău ești cu mine, te știu eu, cât că... Da, mă, da, dar, da, bravo, mă, Darusel, mai găsi, bă, Darusel, dar cum, bă, cum te gândi să vii direct așa în cameră? Sau nu, stai puțin, Darusel, stai puțin, că vreau să zic ceva. Gigel ți-a spus că eu sunt aici, Darusel, și de, tu de ce ai fugit de aici? De ce ai plecat din cameră? Păi ca să nu mă mai vezi, bă, că te-am auzit cum vorbeam, că ce că mă vezi, că am plecat și după te-am luat prin spate, că mi-a făcut aici un loc secret. Da, da, ți-ai făcut loc secret, du-te, mă, de aici, Darusel, bravo, mă, bravo, 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 Darusel, te felicit, te felicit. Bara, 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 ce, 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 ce mai vrei, ce mai vrei? La bunucura de osu. Bara, fale, bă, cât te ascuns bine, bă, chiar și ce nu se poate ascunde, bă, mai bine, bă, hai, du-te în cotez, nabule. Bă, ce fai, mă, Darusel, cum adică, mă, ești nesimțit, Darusel, cum adică nu m-am ascuns bine, vrei să zici că, a, bă, bă, ce fai, mă, bă, da, bă, ia, pleacă, da, aici, lasă că mă pun eu acum, bă, ăsta deja face și mișto de mine, da, lasă că îl găsesc eu. El crede că el se ascunde foarte bine, așa crede, Darusel, că el e cel mai bun ascundător, dar o să-l găsesc eu, hai că vă pun să număr 3, 2, 1 și am plecat, bine, nu plec acum, stai, așa că nu-i corect, îl mai las așa foarte puțin, pentru că, bă, Darusel, cred că ar trebui să-l las o zi întreagă și eu totul să-l găsesc din primul minut. 95, 96, 97, 98, 99, 100, haideți să mă duc acum după Darusel, chiar sunt curios unde s-a ascuns, ia mă, o fi ăsta prin curte, trebuie să caut și prin curte, bine, 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 dar sper că n-a plecat el din casă, poate pe aici, pe afară, că el, Darusel, acum face el, cum trișează, cum face toate astea, Darusel, nu știe, el se ascunde pe afară, ia să mă uit pe aici, bă, nu e nimeni, nicăieri, nicăieri, nici pe aici, nici pe la asta, dar bine, nu, nu, cred că, nu cred că avea ce să caute pe la asta, dar la bine, că dacă dă fraiere Darusel, cred că îl înțepau albinele, îl băteau. Ia să văd dacă e la el în cameră, că Darusel tot stă pe la el prin cameră, ia să văd pe aici prin frigider, poate s-a băgat, dar nu cred că să bagă mă ăsta în frigider, nu cred că atât de fraie, mamă, dar pe aici nu e, ia să mă duc, s-a auzit ușa, s-a auzit ușa, s-a auzit ușa, e sus, e sus, s-a auzit ușa de sus, nu vine să cred așa ceva, s-a dat acol, s-a dat acol, bă, ăsta mi-a lăsat ușa deschisă, doamne, Darusel nu știe să-și joace absolut deloc, bă, ce cu lumina asta, parcă nu era, what? Ia stai să deschid eu asta, bă, nu e nimeni, nu e nimeni nici aici. Bă, unde e ăsta? Bă, unde s-a ascuns, bă? Darusel, unde ești, bă? Bă, stai puțin. Nu e, nu era aici. Bă, eu am crezut că aici. Ia stai pe aici, ia să vedem. Darusel, bă, 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 ce, bă, ce? Bă, ce dă mă mine? Și de ce sunt toate astea deschise aici, bă? Bă, Darusel, unde ești, mă? Bă, Darusel, unde te-ai ascuns, mă? Și de ce dai mine? Bă, unde e mă ăsta? Bă, 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 stai puțin, ăsta e Darusel sau mă, tot nu înțeleg. Nu, eu nu pricep unde s-a ascuns Darusel, de ce era lui asta deschisă ușa la mine, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Ia să mă duc din nou aici că parcă n-am verificat tot și nu știu ce m-a lovit pe mine, la modul cel mai serios. Mă, stai puțin. Mă, ce se aude? Bă, parcă s-aude, bă, ce, bă, s-aude cumva dușul, mă duc așa, bă, ce... La, 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 eu sunt un Darusel și îmi place bărgării și Rafael este cel mai nap. Bă, stai, la, 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 bă, ce facem ăsta în baie la mine, mă? Bă, 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 ce faci, bă, ce, bă, ce faci, bă, de, bă, oprește apa, bă, tu îți faci duș, bă, Darusel, nu ne ușcă, îmi fațesc cum și ce cauți la mine, tu n-ai dușul tău, n-ai baia la tine, bă, bă, ce faci? Bă, ce faci, bă, ce cauți la mine, bă, bă, ce? Cum adică, mă, Darusel, ce cauți la mine, tu ce cauți la mine, bă, e problema, ce făceai tu, făceai tu și ce făceai tu aici? Păi da, bă, îmi făceam duș, bă, dacă intrai și mă vedeai fără pe mă, băi, de simțit? Dacă, bă, stai, Darusel, bă, stai puțin, la modul ce mergi să-ți acum, bă, Darusel, tu când îți faci duș, stai cu pampers sub tine când îți faci duș, doamne, bă, Darusel, ce cauți, bă, la mine, bă, asta e problema, că tu, ești la mine, bă, bă, dar să le stai puțin, tu mi-ai zis să venim la fata cum să le asunești, că îmi fate ascunsele aici și tu ce cauți la mine în baie? Tu te-ai băgat să-ți faci baie, să-ți faci duș, dar o să le fix la mine în casă, în asta, bă, dar să le tu, de asta vrei tu, bă, dar tu ce credeai? Credeai că nu o să vin în baie să te caut? Păi nu, bă, Rafale, bă, uite că nici măcar nu mai pot să vorbim la cine vă sus, bă. Hai că mă duc să număr, bă, bă, zis, bine, bă, dar să le te duci să numerești slab, dar să le bine, e la 1 la 1, că m-ai găsit și tu te-am găsit și eu, dar să le, acum este rândul meu să mă ascund din nou, tu te bă și pune-te, bă, dar să le, că eu mă ascund, gata, m-am dus. Bă, ce facem ăsta, bă, mie nu vine să cred. Bă, ce țipă? Mama, acum trebuie să caut și eu un loc. Nu știu ce făcea Darusel. Adică el s-a dus la mine, nu știu de ce s-a dus la mine sus aici să-și facă el baie, să-și facă toate astea. Dar acum hai să mă duc și eu, nu știu unde să mă ascund. Cred că m-aș ascunde undeva pe la el prin... A, nu, gata, gata. Mă ascund aici, că știu că m-am mai ascuns o dată gen de el, așa când venea, mă fugărea și nu prea m-a văzut aici. Și vreau să mă pun aici și abia acum l-aștept, abia aștept să vină și nu o să mă bine, sper să nu mă găsească, că dacă mă găsește, aia e, dar na, nu avem ce face. Acum să așteptăm să vină. Bine, sper să nu mai stea el 7000 de ore, că am stat data trecută, cred că m-a luat capul și m-a găsit și cam repede la un ce mai... Bă, dar eu nu mă gândeam că mă găsește prea repede. Gata, plin cu lopata! Mă, m-a
A venit un timp ăsta, bă, dar sper să nu vine aici sus, că dacă vine sus, aici e cam nașpa dacă vine sus. Bă, ia, stai să mă duc acum. Ia stai, mă, să mă uit așa puțin pe aici, să trag și eu cu ochii unde fim ăsta, dar să-l ia că e pe aici prin cameră, vreau să mă duc, ia să-l văd. Unde ești, cau, bă, Gigile, unde e Rafael? E la etajul 2, că mă acum, să mă duc. Mamă, la etajul 2. Rafael, unde fi te-o prinde și dau cu lopata în cap? Ce faci, mă? Ia că închide, deschid ușa, să mă, ce faci? Ia, bă, ia, mă, aici am o cătărie. Închide, ce, închide, așa, închide, așa. Unde? Ce face, mă? Bă, stai, apăs cumva pe car. Mă, stai puțin. Rafael, Rafael, te sunt. Bă, ce cauți pe calculat? Bă, dar Rusile, bă, stai puțin. Tu m-ai chemat aici la fața ascunsă, dar Rusile, tu m-ai chemat la fața ascunsă să-ți faci baie la mine în baie, gen să-ți faci duș la mine în baie. Și să vii și la calculator la mine în cameră. De asta te mai chemat tu? Păi dacă spuneam virus. Ce puneai, mă, puneai virus și mă du-te, mă, de aici, dar Rusile, că e tu. Hai, mă, lasă. Hai, îl mai găsit, că am ieșit tot, dar Rusile, hai că mă pun eu, că chiar sunt curios, unde te-ai ascuns tu, dar Rusile, da, asta că ești foarte slab, dar Rusile. Bă, dar asta, dar Rusile, chiar nu știe să se joace în fața ascunsă. El mă cheamă la fața ascunsă, dar el nu știe să se joace. Dar haideți că mă pun eu acum să număr 1 2 3 9 8 9 9 100. Hai să plec, cine nu-i gata, le-au cu lopata. Dar Rusile, unde te ascunzi? Unde se ascunde, mă? Stia că mă duc eu prin partea asta, mă duc. Rafael! Bă, ce mai bă? Bă, ce? Bă, ce mai bă? Mamă, cât de fraier e. Hai să deschid și eu calculatorul să verific ce se mai petrece pe aici, că n-am mai intrat de foarte mult timp. Mă, ce vrei, mă, Darusile? Ce cauți, mă, aici, mă, Darusile? M-am pus eu la calculator de fiecare dată când mă pun eu la calculator, vii tu repede să țip. Ce mai vrei, Darusile? Ce mai vrei de la mine astăzi? E bă, Rafale, frate, nu mă duc la tine, așa, hai că te las pa. Ce, mă, unde te duci, mă, bă, unde te duci, bă, așteaptă, mă, ce ai zis, mă, unde te duci, mă, la diner, bă, te duci iar în restaurant, bă, dar Rusile, așteaptă, ce, Doamne, bă, ce facem ăsta, că deja mă enervează, da, lasă, nu mă interesează pe mine, deci era zis că se duce la diner, mă, la ce se duce, mă, bă, nu mă, ia, bă, mamă, a plecat, bă, unde s-a dus, mă, la mamă, ce repede se duce, bă, ăsta se duce iar să mănânce burger, eu nu știu cum, dar Rusile nu se îngrașă, cum mănâncă atâția burger, cum nu-i să ia de burger la mândru, ce rău, serios, că mie mi s-ar fi luat, sincer, hai că nu mă interesează pe mine, totuși, ce mă interesează pe mine, dar Rusile, să se ducă undeva, că eu mă pun aici la calculator să văd și eu ce să fac aici. Ia să intru și eu pe site-urile astea. Mamă, stați puțin că mi-a venit o idee genială, că știți că am făcut eu cu Darusel, mamă, cât de tare e ideea asta, mamă, cât de tare e. Ok, gata, sunt prea entuziasmat, sincer, dar haideți să vă spun ce idee. Am vreau să mă costumez din nou în fată, să-l sperii pe Darusel, să fac mișto de el. Chiar sunt curios cum mai reacționează, să văd dacă și mai aduce aminte de Denisa și toate chestiile astea, că chiar sunt curios acum. Trebuie să-mi iau repede hainele de aici din. Bă, nu vine să cred așa ceva, nu mai zic nimic. Hai că mai bine mi-au hainele acum, nu mai zic nimic și vă zic după ceea ce vreau să fac, pentru că deja sunt prea hype. Hai să iau hainele acum, bam. Și așa, gata, m-am îmbrăcat. Mamă, cum arăt, băie, genial. Uite, bă, Denisa 2012, mai recunoașteți? Cine o mai știe, scrieți acum în comentarii cine o cunoaște și haideți acum, mamă, deci să închid asta acum repede și vreau să mă duc după Darusel la diner să văd dacă mă mai știe, pentru că Darusel s-a întâlnit cu Denisa, după cum bine știți cei care ați văzut videoclipul, Darusel s-a întâlnit cu Denisa fix la diner acolo, la restaurant, și s-a întâlnit de foarte mult timp și nu știu dacă își mai aduce aminte de ea, dar asta vreau să văd astăzi ce și mai aduce el aminte, dacă își mai aduce aminte de Denisa. Și chiar sunt curios, vreau să mai fac așa puțin mișto el, că chiar sunt curios să se mai comportă Darusel cu o fată, dacă mai e la fel de fraier, dacă e mai ok, nu știu, sincer. Am și plecat spre diner, chiar sunt curios, chiar să mergem aici, facem repede stânga, mamă, deci uitați că chiar e Darusel aici, așa, lăsa motocicleta, hai să intru acum repede la el, să merg ușor și trebuie să fac vocea, mamă, asta să-mi antrenez și eu vocea. Bună, eu sunt Denisa 2012, cred că așa era vocea, sincer, și da, nu o să-i da Darusel seama la motocicleta, nu știu dacă mai știe, dar hai să vedem ce facem. Ia, uitați-le, el cum comandă aici, ce face? Mamă, deci l-am prins bine pe Darusel, se află fix acolo să comande și acum trebuie să mergem neapărat la Elias, să vă, mă, chiar sunt curios, ce mai face asta, să văd dacă îl mai prins să mai comande pe aici, ia, mă, să intru acum. Doi mici, o bere și o înghezată și mai pune și trei burgeri, ok? Bă, ce facem, mă, să-și ia la burger și ia la mic, mamă, stai să mă pun eu aici la masă, să mă pun undeva la masă, să nu vină ăsta, dar el vrea, mă pun tot la masă asta unde ne-am cunoscut aici, unde s-a cunoscut el cu Denisa 2012, chiar sunt curios dacă mă observă, asta vreau să văd, dar ia, ce facem, mă, la tot stau acolo să comande, ăla nu știe să mai comande, dar el e cam fraier, el, sincer, la modul ce mai serios. Deci, da, bă, Federico, 5 minute, că ai banii, la, iară mi-a burger, da, sunt Darius, mamă, ia e Denisa, la, cu burger, da, Denisa, ce faci? Mă, cine ești tu? Ce, bă, dar stai puțin, tu ești cu Madarusel? Da, Denisa, de când nu ne-am văzut, ce fericit sunt. Da, ești fericit, dar eu nu știu ce să zic, pentru că ai uitat ce mi-ai făcut-o mie, ai uitat ce mi-ai făcut atunci, că m-ai supărat, ai uitat că m-ai supărat. A, pe atunci era mititel, era mai prost, acum sunt forțos și mai fain. Ce, ești forțos, eu, mă, arată mușchii tăi, ești forțos, eu, mă, Madarusele, mă, ce forțos, mă, te-ai apucat și de box, te-ai apucat de lupte, Darusele, bravo, bravo, ce faci? Bă, nu, da, 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 nu, da
serio, mamă, dar în serio, dar în serio, ești foarte fraier, ești foarte rău, ești foarte rău, dar în serio, ești foarte rău. Păi tu. Iartă-mă, glumeam, uite, ăsta. Bine, gata, ai, prietenul tău, bine, am înțeles. Deci fii atent, stai, dar în serio, lasă-mă să vorbesc, dar în serio, ce faci, mă, dar în serio, ce mi-ai făcut? A, păi, eu am fost la școală și m-am mutat la casă nouă, uite cu... Acum stau acolo, nu mai stau acolo, aici, stau acolo. Ce? Te-ai mutat la casă nouă, nu mai stau aici, unde ziceai tu că stai aici, mai știi că mi-ai arătat aici pe geam, dar uite că acum e lumea aici, nu putem să ne uităm. Bă, dar o să le fii atent, pune-te aici jos, dar o să le... Bă, stai puțin, tu la ce școală ești? Unde ai școala? La școală acolo, în orașul, e lângă Bauli, lângă mal, lângă orice. Stai, cum adică, acolo am și eu școala, suntem, să vedem că suntem la ce școală? Da, yeee! De ce-i dat de mine? Uite, ia ciocolată! Ciocolată, mersi, dar bă, mie nu-mi place ciocolata, că fac, uite, dacă mănânc ciocolata, hai că mănânc pasta, că e de la tine, nu refuz, dar Arsile, dacă mănânc ciocolata, stai jos. Deci fii atent, Arsile, eu nu mai mănânc ciocolata pentru că îmi ies coșuri, dar Arsile, pe față și se vede foarte urât, nu e bună, nu știai așa ceva? Vrei, ai avut în viața ta? Nu, băi, eu sunt dar sunt 2012, eu nu am coșul, dar eu sunt coșul, sunt cel mai fan aici. Ce? Bă, ce zici acolo? Dar Arsile, ia ridică-te puțin, că am văzut ceva la tine, mi se pare ceva ciudat, ia stai puțin. Ia, întoarce-te puțin. Mamă, ce e asta la spate? Ce e clătita asta? Ce ți-ai pus la spate? A, păi e pelerina mea, că mi-a dat la școală. Ia, ții, nu ți-a dat? Eu nu, n-am pelerina, ce am? Eu sunt îmbrăcat așa. Are să, stai puțin, cum adică noi suntem în aceeași școală? Cum adică? Vrei să mergem la școală data viitoare? Da, hai să mergem împreună. Federico, când e gata mâncarea? Alo, nenea! Stai de respect, tu deja te-ai comandat? Cum adică? N-ai comandat deja, dar Arsile, te-ai comandat deja? Da, gata, Federico, hai, să trăiești. Mă, ce e așa ciudat, dar Arsile? Ce faci, bă, dar Arsile? Te-ai cumpărat de mâncare, bă, dar Arsile? Ce-ai făcut, mă, bă? Tu te-ai dat comanda acum, mamă, dar Arsile? Ți-era foame rău de tot? Da, bă, n-am mâncat de 2 zile, că n-am închis la Rafael. Bă, cine e Rafael? Că nu mi-ai spus, mă, cine e Rafael? Spune-mi. A, bă, e ăla care trăiam în casă cu bunica, că ți-am zis că trăiesc cu el. Da, am înțeles. Arsile, dar mai știi că am fost noi la bowling? Mai vrei să mergi la bowling? Să te fac să fii la Tarasel? Dacă vrei să mergi la bowling, vrei să nu faci că data trecută că mă superi, ai înțeles? Ok, uite, îți am luat și ție mâncare, că am zis Federico. Mulțumesc. Bă, dar stai, cum? Cum așa ceva? Cum i-ai luat atâta mâncare? Că nici nu eram venită când ai venit tu. De unde ai comandat? Cum ai știut de mine? Băi, eu vreau să-mi iau session și lui prietenul meu de Rafael, dar na, ești mai frumoasă decât el, ești mai importantă. Ei, dar, mersi, dar de ce îmi zici mie? De ce vorbești cu bă cu mine? Da, cum vrei să zic? Nu, gata, eu plec, dar înțeleg, deja m-a săturat, ești nesimțit. Denisa! Ce mai vrei? Stai puțin! Ai zis tu, ai zis până acum, dar înțeleg că te-ai cumânțit, că nu mai ești prostut ca înainte și la fel de fraier ești, ești la fel de fraier tu. Nu, dar vreau să te întreb, te zic, bă, s-a fost, acum mă zic. Ești nesimțit, du-te de aici, Denisa, îmi spui așa, bravo, ai ghicit. Da, Denisa, uite, mi-ai văzut motocicleta, ai fac. Ce, asta e motocicleta ta, am văzut-o mie, mi s-a părut când am venit aici, mi s-a părut foarte, foarte tare, mi s-a părut foarte tare. Mamă, eu am venit cu... Am uitat că am venit cu mașina, nu, sper să nu mă dau de gol. Dar în sel, ce faci? Da, e foarte mișto motocicleta, e foarte mișto, de unde ai cumpărat-o? De la magazinul ăla, de mașina acolo am cumpărat-o. Da, dar în sel, bravo, mamă, cât de tare, e foarte, 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 foarte șmecheră, dar în sel, ce? Am întrebare, dar cu ce ai venit? Cum adică? Asta e mașina ta? Ce? Nu e mașina mea, eu n-am mașină, dar în sel, cum să am eu mașină? Ei, cum să am mașină? Am venit pe jos. Vino la cap. Ce mai vrei? Mamă, ce era asta? Ce? Vino la cap, unde stai aici? Că mă duc să văd ceva. Bă, Rafaela, mă unești, mă, ce faci, mă spionezi? Bă, Ei, ce faci? Dar să la ține țipe. De ce țipe așa? Ce puțin? A, nu! Mașina asta e mașina unui prieten de-amu care ăla lui Rafael și îl cau că poate mă spionează. Cum adică te spionează? Păi stai puțin, el de unde știe unde ești tu? Deci m-am dus la el în cameră. El se juca pe calculator și am zis: bă, Rafael, vezi că mă duc la tare, hai pa, și așa. Și cred că acum mă urmărește asta. Nu, dacă nu e mașina lui, dacă e al cuiva, dar să-l poate are aceeași culoare, cine știe, hai să mergem, ia primul cu motorul, poți să mă plici pe mine, hai să mergem în oraș, dar unde e casa ta, vreau să văd casa ta, unde e casa ta, aici, ce? Da, mașina lui Rafael unei! Stai puțin, aia înseamnă că era mașina lui, unde o fie el oare? Stai puțin!
știu. Păi da, ai zis că era acasă. Ai zis că era acasă. Cum adică? Mamă, m-am dat de gol, cred că m-am dat de gol, nu e bine, Dar Rusel, așteaptă. Mamă, cred că m-am dat de gol, nu e foarte bine. Dar Rusel, ce faci? Îl dai pe Rafael, mă, ia să. Să Rusel, dar nu, nu. Scuze, că am intrat așa în casă, ies afară, să vă așteaptă. Ce? Ia te la vino sara camera mea, uite, am tot televizor. Eu, care camera ta? Care cam? Bă, pe unde ai intrat, Rusel? Bă, prin ușă, ce? Bă, ce? Bă, dar Rusel, ce? Asta e camera ta? Da, uite, am un alt televizor aici. Uite, ăsta e Gigel. E cam... Ăsta e Gigel, ăsta e Gigel. Dar Rusel, dar e cam dezordonată camera asta, sincer. Adică, de ce? Tot am lucruri, tot ce? Tot am mâncare, dar Rusel, aici, îți place să mănânci? Da, uite, dacă vezi aici în bucătărie, am numai burger, că sunt favoriții mei burgerii. Stai puțin, dar Rusel, că mă duc până afară, așteaptă-mă aici, așteaptă-mă până aici. Da, l-am adus cel mai serios, dar Rusel chiar nu știe să se comporte cu o fată. Credeam și eu că s-a mai învățat, că cred că nu știe cel mai mare, că știe să se comporte cu o fată, dar el deja îi zice că mănâncă, că nu știu ce, că îi place mâncarea, că îi place toate alea, că bagă în el, că sparge nu știu, hai că mă duc înapoi la el. Mă dau el, cred că mă dau de gol, sper să nu-și dea seama tot. Deci, momentan nu știu dacă și-a dat seama, cred că bănuiește puțin, dar hai să mergem acum înapoi. Dar Rusel, Păi, Oane, fii atent, mă, mi-a făcut și eu o spuichiță, mă, așa de frumoasă. Ce zici, Sarusel? Ce zici? Cu cine vorbești aici? Ai, e prietenul meu, cheamă Ioan. Salut, Ioan. Ce cauți pe calculator, Tărâșele, acum? Nu, n-ai zis să fii. Ce faci pe calculator? Bă, dar asta nu știe să se comporte absolut. Ce? Ai zis ceva? Păi, da, mă, vreau să zic că, uite, azi... Stai, scuze. De ce râzi de mine? Du-te aici. Hai că plec, chiar mă super. Păi tu așa ai făcut și data trecută ai râs la mine. Nu ești nesimțit cum să faci așa ceva. Nu e frumos din partea ta. Nu e frumos. Cereți iertare acum. Scuze, dar n-am râs de tine. Că vorbeam cu Ioan și mi-a zis Ioan că gâcică de Rafael de ăla, că mi-a zis că... Tu nu vezi că nu știi? Dar se, tu mă minți, tu nu știi ce să mai vorbești acum. Fai mișto de mine, lasă că plec. Du-mă acasă. Ce vrei? Vino cu mine, că... Hai că vin. Cum adică ai surpriză? Ce surpriză ai? Mamă, ce narusele, bă, mergi mai încet, că mi-e frică. Ce faci? Uite, îți dau mașina asta, că am cheile. Bă, Denisa, așa, Denisa, am un cadou pentru tine. Ce cadou ai pentru mine? Ce cadou ai pentru mine? De ce m-ai adus aici? Ce e asta? Îți dau cheia de la mașina asta. Cum adică să... Păi stai puțin, cum adică? Păi, bă, cu e mașina asta? De unde ai tu cheia de la mașina asta? E mașina ta sau cu e? Da, pe mașina la cheia, da. Da, ea mea, ea mea. Păi stai puțin și eu nu știu să conduc. Cum? Nu știu. Ia-o înapoi. Lasă-mă în pace, Tărâșel. Dar mai supărat, sincer. Adică eu m-am supărat pe tine. Ce? Dacă vrei mergem la mall cu te Hai să mergem la mall. Hai să mergem la mall. Cât de tare. Tărâșel, dar de cât timp ai tu permis de asta de motocicletă? De cât timp ai tu motoreta asta? De când ai cumpărat tu motocicleta asta? Asta să ne-am trebuit cu o săptămână. Acum 3 săptămâni am cumpărat-o. De ce? Și pe stai puțin și ai avut o bandă așa ceva incredibil. Mamă, cât de tare. E tare rău, dar merge cam încet. Mi se pare că merge cam încet ce ai făcut, Rusel. Păi, Denisa, păi n-ai zis tu că merg pe la pe. I-am băgat așa. Da, bravo, mersi. Uite că ți la viața mea, conduci prudent. Bravo, dar Rusel. Ce? Ai rățit cumva? Da, am rătit. Da, uite că îmi vine asta în ochi. Uite ce îmi bași cu ușa asta. De ce ai asta la spate? Ești nesimțit? Hai să merg. Hai, lasă-mă în pace. Uite, Denisa, că ajungem acum la mall. Uite cum parchezi aici. Hai să mergem. Stai, Rusel, așteaptă-mă. Rusel, așteaptă-mă și pe mine. Unde mai pleci așa? De ce fugi așa? De ce ești așa entuziasmat? Rusel, unde mai pleci? Gata, hai să mergem. Rusel, dar unde mergi? Ia să mergi la mall. Mamă, cât de tare. N-am mai fost de mult pe la mall. Rusel, eu sincer. Dar fii atent. Hai să mergi. Stai, Rusel. După tine. Nu te duc eu nicăieri. După tine. Unde vrei tu să mergi, Rusel? De aici, Denisa. Da, Denisa. Tu ai un setup de gaming? Nu, n-am setup de gaming. De ce? Ok. Uite, stai aici. Uite, vorbește cu ăsta. Uite, are radio. Din ce? Bună ziua. Bă, de ce mă punem ăsta să vorbesc? Bă, dar Rusel e terminat, bă, nu știu ce face. Mamă, dar fiți atenți că el dacă îmi cumpără mie ceva aici, chiar o să-mi cumpere mie la mod cel mai serios și mie îmi convine. Adică Denisa nici nu există până la urmă și îmi cumpără mie și dar Rusel își cheltuie banii până la urmă și e foarte bine. Da, bună ziua, hai să vedem. Dar Rusel, unde ești? Dar Rusel, ce faci? Dar Rusel, ce faci? Ce faci aici? Dar Rusel, ce cu sabia? Dar Rusel, spune și mie, ce cu sabia, mână? Ce sabia? Uite că erau cheile. Cheile, dar stai puțin, dar Rusel, de ce ai luat ăsta de aici, calculatorul? De ce l-ai luat aici? Păi, îmi cumpăr mie ceva, îmi cumpăr mie, dacă eu... Mă, ce, băi, Rusele, pleacă, dar Rusele, nu, eu, eu,
eu n-am încredere în tine, eu plec. Arsel, vreau să... Ce faci? Nu, eu nu mai am încredere. Arsel, Arsel, domnul, nu, fii atent, eu nu mai... Rămâi singur aici, eu o să plec, că deja mă superi, eu nu, eu nu te... Ce vrei? Am mâncat-o pentru tine, am mâncat-o pentru tine. Ce cadou ai pentru mine? Că parcă am suspect, Arsel, tu furi, le-ai plătit, măcar că le-ai plătit, ia spune. Când le-ai plătit? Nu le-ai plătit, du-te de aici, lasă, că eu nu stau cu tine. Tu ești rău, nu, mă, nu, lasă-mă în pace, că eu plec de aici, lasă. Ce mai vrei? Lasă-mă în pace. Mă, dar să gata, n-am timp de prostile tale, hai că plec de aici, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, nu vin, nu vin nicăieri, nu mai vin nicăieri. Ce tip așa în continuu, ce vrei, ce vrei? Am o întrebare, te măriți cu mine? Bă, ești terminat, Darusele! Ce? Rafali! Darusele, ce faci? Ce faci? Cred că trebuie să iau o pauză de la televizorul ăsta, că deja stau de foarte mult timp, stau de dimineață de aici și m-am plictisit. N-am chef de nimic astăzi, ce-i drept, dar mă duc acum repede la Darusele să văd ce face Darusele, să facem și noi ceva interesant, că nu mi-ar de absolut nimic. Mi se pare că se vede și foarte urât afară, parcă vine ploaia, nu știu ce se întâmplă, dar hai să mergem acum repede la Darusele. Poate facem și noi activitate mai interesantă ceva cu Darusele, ca de fiecare dată, normal. Hai că da, hai să intru acum repede pe scule. Bă, Darusele, ce? Bă, stai. Ce faci, bă, Rafale? Bă, tu te mănânci acolo, abri ce faci de... Bă, nu sunt frapă, nu... Bă, tu șești pe mine, Darusele, ce? Bă, stai puțin, bă, tu de ce tu șești, mă, Darusele? Cum ai răcit, mă? Stai puțin, tu chiar ai răcit la modul ceva serios? Da, bă, Rafale, tu acum mai dai, bă, stai că vine să vin, mamă! Bă, ce faci, mă, bă, bă, vomiți, bă, ce faci, mă, ăsta? Bă, ce faci, mă, ăsta răcit, mie, nu se credai că... Dar Rusel, ce se întâmplă aici la baie? Bă, ce faci, bă, dar Rusel aici? Bă, tu cumva ai vomitat în baie? Bă, mai ce, mai ce, mai ce? Bă, 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 dar mamă, dar bă, ăsta răcit, nu vine să cred așa ceva, nu vine să crede. Ce răcit, mă, dar Rusel? Cum adică să răcesc? Că la modul cel mai serios ziceam și eu că fac ceva interesant astăzi, că n-am avut chef de absolut nimic și hai că mai fac ceva interesant cu Darusel care e mort de răceală, nu știu ce putem să mai facem. Da, bă, ce? Nu mai pot să respira. Apșiu! Bă, dar Rusel, ce tu șești mă așa, bă, mine îmi dai toți microbii ăștia, te vrei să-mi dai și mie răceala, mă, dar Rusel, tu când ai răcit mă așa? De ce ai răcit? Cum ai răcit? Tu spune-mi mie, cum ai răcit? De la ce ai răcit tu, Darusel? A, păi nu știu, frate, cred că te-a atunci când ne jucam mai de și m-a alergat albina, că m-a alergat tot orașul. Apșiu! Bă, nu mai... Doamne, Darusel, lasă că plec de aici, te las, te duc, Darusel, să nu mai, nu, nu vreau să te mai văd. Mai și dai mie, tu povesti că sunt necăjit, uite, aproape mă, dai mine. Mă, Darusel, cum ai răcit, mă, tu cum adică ai răcit de la albine? Ce mă, te-au alergat albinele alea chiar în tot orașul, mă, Darusel, chiar în tot orașul te-au alergat albinele alea. Păi da, bă, Rafale, pe mine chiar că m-au alergat. Oh, olo, Darusel, nu, că nu mai pot cu tine. De ce tu, bă, de ce tu șești pe mine așa, bă, oprește-te, bă, Darusel, tu chiar tu șești așa în continuu, nu ți s-a luat, gata, bă, oprește-te, ce mai tu șești atâta? Bă, ce, bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Gata, bă, Darusel, ce te tu pui atâta în pat? Gata, am înțeles, Darusel, chiar așa de răcit ești, tu nu poți să te mai ridici. Ce să facem și noi, să ieșim afară la aer, să ieși tu puțin aer, Darusel, să nu mai stai în ăsta aici, unde să nu mai muci, pe aici, peste tot, prin toată camera, Darusel, pe pereți, nu mai muci, că sufli în continuu, ții, dar, bă, Darusel, tu chiar nu mai poți să mai te ridici așa din pat? Nu, bă, Rafale, dă-mi mai poți să mă lau, bă, dă-mi, dă-mi, nici mai poți să mai vorbe. Da. Hai, bă, Darusel, doar nu te-a luat așa de rău. Hai să mergem să facem și noi activitate interesantă, să mergem la mall, să mergem la ăla, să ne arunci în apă, să faci ce vrei tu la club, la ăla, la toate alea, Darusel, ce? Hai la burger, la diner. Dar chiar, bă, Darusel, nu ți-e foame așa puțin? N-ai mâncat nimic? Ai mâncat ceva azi de fapt? Nu, bă, Rafale, bă, n-am mâncat nimic, bă. Tu te mulci, bă. Dacă tu erai răsit, tu făceai mai rău decât mine, bă, tu făceai în toată casa, nu mai muci din casa. Du-te, bă, deja. Nu, că eu trebuie să găsesc neapărat o modalitate să fac pe Darusel să fie mai voios, mai toate astea, că nu știu, adică nu face, n-are chef de absolut nimic. Văd că stă numai în pat. Noi ce facem acum? Stăm aici în casă după ce că n-aveam eu chef de absolut nimic, acum chiar nu o să fac absolut nimic și nu o să am chef absolut deloc toată ziua. Hai, bă, că găsesc eu o modalitate să-l fac eu pe Darusel mai vesel. Bă, Darusel, ce faci mai aici? Bă, Darusel, tot în pat ești, mă, nu te mai ridici tu din pat ăsta, Darusel, rămâi așa blocat în el, nu te mai ridici, nu mai faci absolut nimic. Da, bă, stai. Bă, nu mai. Doamne, bă, Darusel, bă, ridică-te, mă, din pat, ce stai atât în pat, nu te ridici și tu o dată din patul ăsta. Nu, bă, Rafale, mă tur picioarele așa de rău. De pe s-a mai zis de pe la baie am putut să merg. Bine, bă, Darusel, fii atent, lasă, ce, lasă, trebuie să vină cu o idee acum, Darusel, lasă, fii atent, că o să te fac eu acum. Fii atent, Darusel, ce o să-ți fac eu acum? Bă, Darusel, fii atent, acum momentul ăsta o să te fac eu să te ridici din pat. Fii atent, am eu o metodă, Darusel, o să te ridici din pat. Hai, fii atent, Darusel, ia stai să mă uit și aici prin frigider, pe aici să mă uit eu. Mamă, bă, Darusel, ce mă pe aici, bă, burger mult, bă. Bă, Darusel, da, stai puțin, tu nu mai. Bă, de ce te ridica? De ce te ridica? Bă, nu mânca bunghet. Darusel, tu mănânci înghețată și tu. Nu, că nu pot să cred așa ceva. Tu mănânci înghețată, Darusel, și tu ești răcit. De ce mai mănânci înghețată, că ești răcit? Acum te-ai pus repede în pat. Bă, Darusel, oare este puțin? Cât îngheț? Este puțin, mai vreun. Bă, Darusel, tu parcă aveai foarte multe înghețate. Unde sunt toate înghețatele? Oh, păi le-am mâncat pe toate. Bă, Rafa.
mai când l-ai mâncat? Când l-ai, ia spune, când l-ai mâncat? Ai mâncat cumva zilele astea? Ieri ai mâncat? Când ai mâncat? Da, deci stai, ieri am mâncat 2 și alaltă l-am mâncat vreo 6-7, vreo... Nu, pot să zic că ieri am mâncat 10 și alaltă 6, cu asta 8, haha. Dar înțeleg, și te întreb eu așa pe tine, oare de unde e răceala asta? Dacă tu ai zis că ai mâncat nu știu câte ieri, nu știu câte alaltă, oare cât de unde e să fie răceala asta? Nu de la înghețată cumva? Nu, tu zici că e de la albine, că te-au alergat albinile, dar tu zici că crezi tu că e? Păi, Rafaele, bă, dar înghețata, nu te răcește, bă, înghețata, îți face leagă ceva să nu mai vorbești. Uite, eu vorbesc perfect, dar n-am. Eu doar răzăcit în coci, n-am să mi-e succes, îmi vine să vorbesc, îmi vine să mă obișnuiesc și n-am. Bine, bă, dar să le hai că plec, te las aici, poate-ți revii tu până diseară, până mai târziu, dar să le poate-ți revii. Hai că mă duc și eu și plec acum. Ce zici, mă, ai zis ceva? Da, ultimele mele cuvinte, pa, pa, fraiere, așa că hai, pleacă. Cum adică ultimele tale cuvinte, cum adică ultimele tale cuvinte, dar să-i bătu, bă, dar să-i tu dacă răcești, tu, doamne, ce gândire ai, dar să-i tu, mă, crezi că mori, mă? Da, eu nu vreau să mor, așa că uite, te-am vrăcit și hai, pa, pa, fraiere. Iar te-a ridicat, tipa, dar să-i parcă nu te puteai să te ridici, hai, lasă-mă în pace, du-te de aici, dar să-i, bă, mie nu-mi vine să cred, cred că dar să-i face mișto de mine, adică nu știu dacă face neapărat mișto de mine, că sincer, într-un fel, pare că e răcila, mă, duce mai serios, la felul la care cum vorbește și tot așa, dar vreau să fac eu ceva, vreau să fac ceva foarte șmecher, vreau să merg acum că mi-a venit o idee foarte, foarte genială, este cea mai tare idee, deci vedeți acum că avem noi aici, avem aproape de noi, avem spitalul, ceea ce este bine, deci vedeți că avem aici ambulanța asta, mama, aș vrea să încerc să o iau cumva de aici și să-mi iau și haine de doctor, adică la modul cel mai serios ar fi super, super tare, dar hai să văd aici, poate vorbesc cu cineva sau poate le fur eu, le găsesc eu pe undeva pe aici, ia să văd cine mă e pe aici, oh, aici e baia, ce mă aici, mă, nu e nimic aici, să vedem în partea asta, poate găsesc aici, mamă, deci dacă găsesc ceva, e un birou aici, mamă, mamă, e un birou, stai să închid ușa. Mamă, și de asta, mamă, pot să mă îmbrac, înseamnă? Ia să iau toate astea, ia să iau toate astea. Oh, nu pot să le iau. Ah, gata, 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 gata. Așa, iau și ăsta, iau și ăsta, iau și astea și le pun acum pe mine. Bam, 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 bam. Mamă, zici că sunt doctor, mă, doctorul Rafael. Mamă, deci acum trebuie să fug repede să nu mă vadă nimeni, că n-am cer voie la nimeni pe aici și trebuie să încerc să iau și ambulanța asta, că nu era nimeni, ce era bine că nu era nimeni prin zona asta. Hai să închid repede ușile aici, să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni și să încerc să iau ambulanța repede. Bine, e acasă lângă noi, dar să o iau așa, să pară mai credibil, să văd bine. Sper să nu fie dar el seama că sunt eu. Că vreau să fac așa puțin mișto de el. Bine, dacă își dă seama măcar poate îl înveselesc și eu pe așa puțin. Poate să mă ridică, poate mai face ceva, dar nu știu. Hai să lasă eu mașina asta aici și să merg acum repede, repede la Dariusel, să mergem aici în casă. Și hai să văd acum, sunt curios și eu să zic că Dariusel la doctor, pentru că eu sunt doctor, dar să nu își dea seama că sunt eu. Hai să mergem acum repede la el în cameră, să vedem dacă mai e în pat, la modul cineva să-l bună ziua. Salut copile. Am înțeles că ai o am înțeles că ai o problemă. Ce ești răcit? Ce ai pățit? Da, sunt răcit. Da. Stai, Rafael, tu ești? Ce? Poftim, cum adică? Nu mă cheamă Rafael, mă cheamă Dariusel. Ce? Băi, de ce ești? Zi, mă, du-te pe aici. Stai puțin. Du-te, rămâi aici. Dacă ai zis că e răcit, stai puțin că trebuie să vorbesc cu prietenul tău, că m-a chemat aici să vin aici la tine. Stai puțin, așteaptă. Băi, i-am zis că nu mă cheamă Rafael, ci am zis Dariusel. Din toate numele de pe lumea asta, i-am zis că mă cheamă Dariusel. Mie nu mi-e să cred așa ceva. Deja m-am dat gol, cred că. Hai să merg acum repede din nou la Dariusel. Salut copilul. Băiatul. Deci ce ai pățit? Ai răcit? Ce ai pățit? Am toate bolile, domnule. Cum adică toate bolile? Cum adică ai toate bolile? Păi uite, nu tușesc. Păi nu tuși pe mine, bă, copile, nu tuși pe mine. Ce vrei? Vrei să te fac bine sau vrei să mă faci pe mine să nu fiu bine? Nu, bă, Dariusele, da, mă, da, eu eram, uite, că-mi dau astea jos, vai, mișto de mine, du-te, mă, da, aici, bă, Dariusele, bă, tu mai tușești și pe mine și așa tușești, mă, Dariusele, bă, vreau să te înveselesc și eu ceva, dar vă că nu, stau tot în pas, stai, nu faci absolut nimic, ești răcit, ești, da, du-te, da, aici, hai că deja mă enervez, bă, Dariusele, trebuie să-ți aduc, ești trist, bă, Dariusele, trebuie să, nu, la munci, hai să mergem la spital, Dariusele, te ridici tu din patul ăsta, măcar să mergem la spital, să-ți revii și tu? Care-mă în brațe? Cum să te carmă în brațe? Vino, bă, după mine, Dariusele, hai să mergem repede la spital, bă, cum să te carmă în brațe eu? Vino, ei, hai mai repede, bă, ce mergi, mă, așa de încet, mă, Dariusele, unde mergi? Hai, că de că ajungem la anul cu tine așa. Hai, Dariusele, repede, vino după mine, hai să mergem la spital, repede, bă, Dariusele, vino urgent, Dariusele. Rafaele, acum ai făcut, mă, de roz de ambulanță, stai, fratul cumva? Bă, dar tu ne frat pe ambulanță! Cum adică am furat-o, bă, n-am furat-o, bă, de aici, du-te, mă, Dariusele, hai să-l duc înapoi, Dariusele, urcă repede, așa, te duc direct cu ea, Dariusele, să nu ne vadă, bă, ce faci, bă, nu urca, bă, tu, bă, ce faci, bă? Bă, Dariusele, tu ești puțin, tu parcă nu erai răcit, ce, acum poți să mergi, poți să faci absolut orice. Vino repede, Dariusele, trebuie să o parcăm aici, să o lăsăm aici, Dariusele, că să nu ne vadă lumea, că eu am luat-o așa, n-am, da, chiar. Stai că vine să vomit. Așa. Gata, bă, Dariusele, nu mai vomit aici. Vino repede să mergem aici înăuntru, Dariusele. Da, am furat-o, ci drept, dar nu, hai că nu ne-a văzut nimeni, Dariusele. Trebuie să merg acum repede, stai puțin, vino.
rămâi aici, așteaptă-mă aici, dar înțeleg că trebuie să duc astea înapoi, că ai văzut că am luat și astea și nu mă vede cineva. Rămâi aici, dar înțeleg, așteaptă aici, să nu te duci, să nu pleci nicăieri, ok? Hai că am înțeles, dar sper că am înțeles, că dacă pleacă el undeva, să mă duc eu repede acum să duc toate astea aici, că dacă nu le duc, cred că e foarte nașpa pentru mine, la modul cel mai serios, hai le las așa bam bam bam. Și gata, acum este perfect. Acum hai să merg repede înapoi la Darusel, sper că mai e Darusel aici, că dacă e, nu, dacă nu mai e, deși eu fac curul la modul cel mai serios. Bam! Hai că mai speria Darusel, dacă e, bă Darusel, vă cât te mai revenit. Da ce e pe picioare? Ce am în picioare? Oh, l-am rămas cu ăștia. Hai, lasă Darusel, hai că nu vede nimeni, nu vede nimeni. Hai, bă Darusel, trebuie să mergem neapărat la spital, că Darusel nu se mai poate. La cum ești tu Darusel în momentul ăsta? Trebuie să mergem neapărat să vorbim aici. Bună ziua. Darusel, mai încep. Bă, sau să rămâi aici. Sau ia loc dacă vrei, Darusel, ia loc acolo. Bună ziua. Vai, ce s-a întâmplat cu băiatul? Darusel, vino aici ca să-i spui, tu. Vino și spune. Vino și spune tu, Darusel, vorbește tu. Deci dacă mă mai știți, eu am răcit atunci ala, că l-am primit pe fraierul ăsta. Acum am răcit cu totul și n-am venit să știți că vine să vomită, vine să strută, vine să vorbesc cu tot, uite, că vorbesc și pe nas, doamna, că nu mai pot. Bă, Darusel, gata, bă, nu sufla, Darusel, învață să nu mai tușești așa pe lume, pune-și tu mâna la gură, ce e așa neigienic. Îmi pare rău să aud, duceți-vă la domnul doctor în sală să vorbesc cu el. Ok, hai Darusel, hai să merg. Bă, Darusel, ce faci mai aici, bă Darusel? Unde te-ai ascuns? Bă, vino după mine. Hai repede aici, trebuie să mergem aici, Darusel. Trebuie să intrăm aici la doctor, ușor. Darusel, ia, eu cred că trebuie să iei un loc. Darusel, ia loc acolo, rămâi acolo. Bună ziua, domnul doctor. Bună ziua. Bună ziua, ce ați pățit? Păi fiți atenți, hai să vă spun, băiatul acesta, Darusel, are o problemă, nu știu. Vedeți că e cam răcit, mai tușește, mai face de asta, la cred că la cauze bănuiesc. Uitați-l. Nu mai tușește pe nimeni, Darusel. De cât timp este așa? Păi, Darusel, de cât timp ești așa? Ești dați? Nu, cred că dați, eu nu l-am mai văzut, ieri nu l-am văzut cel puțin. Da, atunci, de când m-a fucărit albine și fiind domnul doctor, acum 4 zile, mă fucăreau niște albine și fiind tenor. Eu am alergat tot ăsta, tot orașul și am transpirat și eu nu m-am schimbat. La a doua zi, am început să tușesc și acum asemenea la a treia zi și mă doare foarte răgut, așa că vă rog să mă ajutați. Bă, Darusel, peste puțin și mie nu mi-ai spus absolut nimic de atunci, dacă din zilele alea tu nu mi-ai spus absolut nimic, abia acum îmi spui că, bine, nici nu mi-ai spus, că am văzut eu de dimineață cum erai, Darusel. Trebuia să vin și noi, de când simțeai tu atunci, că acum ești rău, Darusel, dacă se întâmplă ceva cu tine. Păi nu, că prima zi, când a doua zi, n-avea nimica. Păi nu, că prima zi, că a doua zi, că a treia zi, tu te mă dai aici, Darusel, stai mă cu minte, Darusel, stai cum, gata, scuze. Am înțeles să se dau un tratament pentru acasă și copile să nu mănânci și bei rece, adică înghețată și sucuri. Ai auzit, Darusel, de înghețată să nu mai mănânci înghețată, Darusel, că oare ce-i zi? Ia spune tu, Darusel, ce-ai făcut tu zilele astea? Spune și tu, spune la domnul doctor, ce-ai făcut tu zilele astea cu înghețata? Deci fii atent, domnul doctor, eu aveam la mine frigider așa, 200 de înghețată, 16 cu 16. Și le-am mâncat pe toate, hi-hi. Cum să faci așa ceva? Gata, zic de acum, nu mai ai voie o lună să mănânci înghețată? Ai auzit, Darusel? Adică nu, gata, nu. Bă, unde pleci, mă, Darusel? Bă, stai mă puțin, bă, stai mă pe loc, bă, unde ai fugit, mă, Darusel? Bă, stai puțin, tu, parcă nu puteai să alegi, parcă nu puteai să faci nimic. Deci acum, dintr-o dată când îl zice de înghețată că nu mai poți să mai mănânci, tu gata, te reveni, nu mai ai nimic, nu mai ai răcit, nu mai faci nimic, nu? Nu sunt răcit, dar nici nu sunt răcit și eu mai vreau să mănânc înghețată. Bă, n-auzi, bă, o lună, să stai fără înghețată, ce e așa de greu, Darusel? Uite, măcar nu ți-ai interzis burgerii, dar lasă că mă duc eu acum să-i zic să-ți interzică și burgerii ăștia, că prea mănânci așa în continuu. Păi atunci, gata, nu mă duc, bă, vino de pe aici afară, ne scuzați. Darusel, mă faci de râs aici, uite, doamna aia, doctorița, s-a uitat așa la noi și ce o zice oare? Bă, ce fai mă cu sabia aia în mână? Iar ai luat sabia după tine? Păi da, asta folosim mereu la chestii care am nevoie, adică cum ar fi asta? Gata, bă, Darusel, trebuie să urmezi un tratament, nu mai ai nevoie de înghețată, nu mai ai voie la înghețată, Darusel, timp de o lună, Darusel, și fii atent, bă, nu mai mânca burger, că trebuie să mănânci ciorbă, uite, te-am pregătit aici o ciorbică, de asta este foarte, foarte călduță, Darusel, și foarte bună, să pregătesc acum, bă, stai puțin, bă, Darusel, tu ai furat ursulețul de acolo, de la spital? Păi da, că mi-a zis doctorul că dacă sunt cu minte, mi-l dă de tot, yeee! A, și tu ce mai cu minte, Darusel, chiar are dreptate, chiar ai fost cu minte, nu știu cum te-a văzut, Darusel, așa cu minte, la mână, cine a zis, fii atent, ia supa asta, ia supița asta, ridică-te puțin să mănânci și tu, ridică-te puțin, Darusel, uite, poftim supa, iau, Darusel, să spui dacă e bună, ia, îți place, ia mă, e bună, Darusel? Are gustură, iau înapoi, nu vreau! Bă, Darusel, cum să aibă, mă, gustură, tu uite că o mănânc eu acum! Ce zici, mă, tu, Darusel, ia că gust eu acum din ea să văd cât de bune, bă, stai puțin, chiar are un gust ciudat, bă, Darusel, tu ți-ai lăsat mușinia cumva, tu ți-ai lăsat mușinia, ești nesimțit? Nu! Nu, de ce? De ce râs? Spune și mie, de ce te-ai întors și râs? Spune și mie, de ce te-ai întors? Ce fraier ești, mă, du-te, mă, din cea!
Mamă, lasă-mă, Darusule, că deja mai și enerva. Bă, ăsta își bagă muci, își bagă toate astea. Ce mai vrei? Ce cauți așa după mine? Ce mă urmărești acum? Ce vrei să mai faci? Ce mai vrei? Vreau să zic așa, că am milă de tine și mi-ai bun de supărat cu muciu, îți dau 3 lei. Ah, mersi, da, îmi dai 3 lei. Și ce pot să fac eu cu ăștia? Ia mâna, păi, Darusule, că deja mai enerva, la modul cel mai serios. Hai, pa, pa, du-te de aici, Darusule. Sper să rămâi așa, să rămâi cu răceala asta toată viața. Nu, nu, nu. O să zic. Ha, s-a făcut și seara, mă pun și eu la calculator să vă mai verific și eu pe aici pe calculator. Totuși, dacă Darusel nu face absolut nimic, dacă e mort, dacă bine, nu e mort, adică bine, sper să nu se întâmple așa ceva cu Darusel, că e cam rău, sincer. Dar hai să mă pun și eu la calculator liniștit, să nu mai, mă, ce s-a auzit? Ce cauți? Ce să fac? Ce să fac? M-am pus iar la calculator. Ca de fiecare dată tu trebuie să vii fix când mă pune la calculator. De ce nu mă lai să mă joc eu? Cum știi tu că mă pune la calculator? Vreau să zic ceva. Ce mai vrei să mai spui acum? Apciu! Hai, bă, Darusel, să mergem în oraș, să ne ducem și noi la mall, Darusel. Hai, mai repede, ce ești așa bucuros, bă, Darusel, să mergem. Stai puțin, Darusel. Cartea asta era aici, scrisoarea asta era aici, că eu n-am văzut, parcă nu era ieri. Nu era, de ce? Ai păi, făcut tu? Nu, eu n-am pus. Ia, stai să văd ce scrie aici. Concurs de construit. Iar concurs de construit, mă, salut, suntem noi cei de data trecută, ne-au plăcut foarte mult construcțiile voastre și vă vrem în următoarea ediție. Casă de $1 versus $1,000,000. Stai puțin, Darusel, ai răbdare, stai puțin. Locația este aceeași în spate. Lasă-mă să citesc, Darusel. Locația este aceeași în... Da, citește tu, că mă deja mai enervez, Darusel. Locația este în aceeași. În spatele casei voastre, vă așteptăm acolo. Ok, rapid, rapid. Hai, Darusel, bă, stai, mă, așteaptă-mă. Bă, ce, bă, Darusel, ce, mă, așa, ce ești așa emoționat, bă, Darusel? Mamă, de ce e locația, trebuie să mergem. Stai puțin, bă, Darusel, stai puțin, așteaptă-mă, așteaptă-mă. Bă, Darusel, stai puțin, trebuie să facem o casă de $1,000,000, Darusel, și de $1. Cum înseamnă asta, Darusel? Ia, bă, Darusel, stai puțin, că eu n-am văzut nimic să scrie acolo de premiu. Oare nu ne mai dau premiu de data asta sau n-au mai scris? Nu știu, bă, Rafale, dar nu pasă, că hai, eu fac. Bine, hai, repede, hai să ajungem, Darusel, aici, gata. Hai, bă, Darusel, mai repede, ce mai stai, bă, atât de mult, Darusel, greu te miști, bă, Darusel, hai, vino, așa, gata, Darusel, în sfârșit ai ajuns, Darusel. Mamă, cine așteaptă, bă, aici să vedem, Darusel, că sunt, ce mai vrei? Ăla vecunis, bă, unde sunt camerele vechi, bă, unde au dispărut? Ce, mă, păi, Darusel, suntem la alt concurs de construit, nu mai suntem cu camere de gaming, logic, tu unde vrei să mai faci casa dacă nu mai era camera? Darusel, dacă camera asta era încă aici, tu unde mai aveai loc să faci casa? Spune și mie. Așa, să te întreb, sunt eu de curios, așa, Darusel, nu te întreb de altceva. A, nu, dar lasă să construim, mai! Hai, Darusel, bă, deja, ce mai, bă, Darusel, ho, gata, era tare, bă, Darusel, stai puțin, uite-te puțin aici, Darusel, că am văzut, bă, Darusel, bă, așteaptă, bă, unde te-ai dus, mă, Darusel, vino aici, fii atent, uite-te puțin aici, că edita mai chestul și mai încă un chest lângă, Darusel, pe câte chestii, ia să mă uit, mamă, Darusel, e plin, păi ce, de data asta o să fie mult mai șmecher, Darusel, înseamnă că facem chestii super stare, să vedem ce e aici la un dolar, mamă, e mai puține, da, ok. Dar mai bine furăm noi chestiile astea și ne facem noi o casă mai bună. Bă, Darusel, nu știu dacă putem să furăm chestiile astea pe aici, că ne văd oamenii ăștia pe aici, nu știu unde sunt, Darusel, că ăștia sunt secreți, Darusel, nu știu, dai să vedem și în partea ta, Darusel, să vedem ce se află, dacă, mamă, și la tine la fel, bă, du-te, bă, de aici, Darusel. Bă, ai ăsta plin, mamă, tu cred că ai mai multe dacă mine, Darusel, cred că ai mai multe dacă mine, asta e să mă uit. În partea, da, bă, Darusel, bă, câte ți-au pus, bă, ție, Darusel, vezi că ai, uite, vezi, uite, că te avantajează, Darusel, vezi că ești mai fraierel, așa, Darusel, toată lumea ține cu tine, bă, și tu zici că nu ține nimeni cu tine, Darusel, uite cum țin oamenii ăștia, să câștigi tu, Darusel. Bă, dar stai puțin, că tot a venit vorba, dacă știi ce câștigăm, ia, au pus ceva sau n-au pus, ia să vedem. Mamă, încă e un chill, deci încă, mamă, Darusel, încă avem 3, 2, de ăștia, data trecută cât am avut, mă, tot 32 sau 64, că nu mai știu. Bă, dacă am mult vorbești, vă lasă-mă, bă, și pe mine, ne simt titule. Gata, șef, hai zi. Normal că pune mie mai bune, bă, că na, eu îți răci și na, are milă de mine, mă, bus, n-ai ce să faci. Gata, Darusel, începem să construim aici prima casă, Darusel, casa de $1, Darusel, spune dacă ești pregătit, eu am luat toate materialele și sunt pregătit de luptă, Darusel, da, mă, da, ia să văd ce faci, mă, tu, Darusel, ce faci tu pe aici, ia, mamă, Darusel, te apui, gata, nu faci nimic, lasă-mă în pace, te-am pus și lemnul aici, să nu mai vii, Darusel. Hai, Darusel, să ne apucăm aici de construit, e o casă de $1, Darusel, aici nu ne chinuim noi foarte mult, dar cine face mai frumos, Darusel, că trebuie să facă cineva mai frumos, adică nu te chinui, dar totuși trebuie să faci frumos, Darusel, spune-ne și nouă, spune și mie, Darusel, ce faci tu acolo, dacă faci ceva șmecher, cum le faci, cum le gândești? Ce? Fiate, Rafa, 33 împărțit la 2, rapid, 33 împărțit la 2. Bă, e cu virgulă, cu dalea, Darusel, de ce mă întrebi așa ceva? Ce vrei să faci? Ce cauți tu acum? Ce faci? Faci calcule simetrie, Darusel, te-ai apucat de simetrie, parcă nu făceai tu simetrie și de-astea, Darusel. Ce îți vine ție acum, dintr-o dată? Bă, Darusel, vezi că fac o chestie aici, n-am mai făcut nici în viața mea, mamă, Darusel, cred că m-am îmbunătățit, știu să construiesc, fac chestii și mechere aici, Darusel. Dar și eu, bă, Rafael, și eu m-am îmbunătățit, nu? Da, Darusel, nu știu, hai să vedem dacă te-ai îmbunătățit, că eu nu știu. Mamă, dar vezi că am făcut aici o chestie, mamă, dar trebuie niște slaburi, Darusel, hai că iau eu din inventar, trecem așa puțin, Darusel, am voie, îmi dai și mie voie? Nu, n-ai voie! Bine, n-am voie, hai că n-am voie dacă l-am luat. Așa, bun, așa, ce, mă, nu mă vorbeam aici cu oamenii de runda trecută, Darusel, pentru că le-a plăcut la oameni foarte mult, Darusel, scria
toată lumea în comentarii că amândoi am făcut foarte frumos meciul trecut, adică la alea cu camerele de gaming, dar Rusile chiar le-a plăcut la oameni. Nu știu de tine dacă ți-a plăcut, dar Rusile, ce părere ai avut de construcțiile tale? Ți-a plăcut, da, ți-a plăcut construcția ta, ție, dar Rusile, nu ți-a plăcut, da, mea, logic, nu e așa? Deci, mamă, dar Rusile, bă, ce fac mai aici, mă, dar Rusile, că nu știu ce casă fac, dar fac aici, dar Rusile, ce mai șmecheră casă din lume. Uite, deja m-am apucat. Rafale, cu ce fac aici, băi, e perfect, este mua. Este mua, dar Rusile, bine, chiar sunt curios ce faci tu aici, dar și eu sunt curios ce miese mie aici, că nici eu nu știu ce o să-mi iasă, pentru că fac o chestie aici, nici eu nu știu, dar Rusile, sincer, la momentul mai serios, nu știu ce. Înainte să vă arăt construcția pe care tocmai am făcut-o, vreau să vă spun, cred că este cea mai frumoasă casă din Minecraft pe care eu am făcut-o în viața mea, la modul cel mai serios, dar vreau să vă zic că încă n-am făcut interiorul, am făcut doar exteriorul și la 3, 2, 1, vreau să vă arăt și uitați cam așa arată, sper să nu râdeți de mine, adică mie mi se pare că e una dintre cele mai șmechere case pe care eu am făcut-o, cam așa arată în exterior. Ce vrei, Darusele, ce vrei, eu am făcut cea mai șmechere casă, Darusele, eu te bat deja de la prima, nici nu mai are rost să mai fac pe ultima, Darusele, pe aia de 1 miliard, de 1 milion de cât o fi, Darusele. Bă, du-te mă de aici, Darusele, că de fiecare dată am câștigat eu, Darusele, cum adică toate sunt așa, nașpa, cum adică, că de fiecare dată am câștigat. Dar fii atent, Darusele, acum vreau să mă ocup și de interior, bine, acum ceva în exterior, că mai am aici niște chestii de completat pe care încă nu le-am făcut, dar le facem, uite așa, foarte, 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 foarte tare. Și acum, Darusele, pot să zic că eu pot să mă duc direct în interior să fac cea mai șmecheră casă, pentru că tu nu ai idee de așa ceva, Darusele, tu chiar nu te aștepți, Darusele, n-ai idee ce am făcut eu atâta, zic, n-ai idee, o să te bat lejer. Du-te nici cu minciunile tale. Bine, mă, Darusele, minciuni, dar fii atent, Darusele, fii atent. O să vezi tu că asta o să fie cea mai șmecheră chestie pe care eu am făcut-o în viața mea pe Minecraft, Darusele. Mamă, dar mai știu ce să mai fac pe aici prin interior. Dar nu, nici nu contează interiorul ăsta la cum arată în exterior, Darusele, 100% am câștigat tot videoclipul de acum. Rafale, mai nebunim-mă cu casa ta, mă, las că o să vedem la final, ok? Bine, mă, Darusele, la final vedem. Bun, Darusele, deci am mai pus un mic covor așa aici, am făcut un covor și trebuie să mai pun și eu aici niște cărți, Darusele, că noi citim, Darusele, suntem, ne ducem la școală, citim, facem totul frumos, Darusele. Adevărat, Darusele, da, păi normal, nu e așa, nu e așa, Darusele? Da, bun, dar stai, mă, că, da, gata, bă! Ce faci? Ce, mă? Da, stai, gata, am reparat! Bă, Darusele, tu strici acolo, bă, Darusele, ce construcții faci, bă, Darusele, n-ai nicio șansă, bă, fii atent, eu ți-o las așa, nu mai fac absolut nimic la ea, pentru că nu mai are rost să mai fac absolut nimic, mamă, cum arată și aici deasupra. Totul este foarte, foarte genial, mie îmi place la mod cel mai serios, Darusele, în cazul ăsta aș locui acum, în realitate, dacă ar exista, aș cumpăra-o pe loc, Darusele, nu cu un dolar, ci cu 1 milion de dolari, Darusele. Nu știu de ce, bă, Darusele, casa asta arată prea genial, nu știu, nu e de un dolar, Darusele, nu e de $1, Darusele, casa asta, deci arată prea genial. Cum adică, bă, Rafale, nu e de $1, apoi am câștigat, mă. Cum adică, mă, nu, Darusele, nu e de $1, bă, Darusele, e de $1, da, gen, e de $1, Darusele, pentru că la aia de $1 milion, Darusele, folosim chestii care nu sunt în Minecraft, gen așa, cu casă, ca realitate, să avem pat, ca realitate, să avem frigider, să avem, dar aici sunt doar astea din Minecraft, Darusele, de aia se numește de $1, tu nu ți-ai dat seama, Darusele, până acum, oare de ce n-avem noi de-astea mai șmechere la asta, tu nu ți-ai dat seama? Nu știu, ok. Dar sunt cu ochii pe tine, Bine, dar Darusele, fii cu ochii pe mine. Bă, stai, bă, stai, unde ești, mă? Cum adică ești cu ochii pe mine? Bă, Darusele, tu unde ești, mă, Darusele? Mă, tu ce faci? Mă, ce-a făcut, mă, stai? Bă, ce, mă, asta, bă, Darusele? Ce-ai făcut, mă? Ce-i cu intrarea asta aici? Bă, gata, lasă-mă, nu te uita. Gata, bă, Darusele, fii atent. Acum trebuie să ne arătăm casele. Chiar sunt curios ce ai făcut tu și vreau să mergem prima oară la tine, dar deoarece, Darusele, vreau să te las ultima oară la mine, pentru că, Darusele, bă, e prea genială casa asta. Eu mă laud prea rău cu casa asta. N-am mai făcut în viața mea o casă așa pe Minecraft, Darusele. Nu, la tine, nu, te rog. Deci, da, la tine, mergem pe prima oară la tine, Darusele. Hai, 3, 2, 1. Stai. Pe Rafale, băi, eu nu vreau să merg acasă, că n-a dat nimeni like, ok? Ce? Stai puțin, cum adică? Ce ai zis? Mai zi o dată, Darusele. Pe, bă, uite, acum sunt unul la videoclip care n-a dat like. Cum adică? Stai puțin, ce, mă, să uită cineva la videoclip care n-a dat like? Cum să nu dea like, bă, Darusele, lasă, că acum, fii atent, Darusele. Îl așteptăm 3 secunde, ia spune ceva, ce vrei să-i spui? Deci, bă, Gile, dacă nu dai like, eu vin peste tine, ok? Bă, gata. Hai, bă, Darusele, chiar sunt curios. Ce ai făcut tu? Vreau să văd construcția ta și invite-mă, te rog, în casă, Darusele. Ești gazda mea, sunt toate petele tot, Darusele. Hai, 3, 2, 1. Ia, ce e asta? Casa lui Darusele 2012. Ia, mă, să văd pe așa prin exterior. Mamă, ce e asta, bă, Darusele? Bă, ce ai făcut mai aici, bă, Darusele? Ce bază e asta, Darusele? Așa de... Bă, Darusele, tu ai făcut așa o bază mai așa, zici că ești la militarie, la asta, ce e aici? Bă, ce e asta? Bă, de ce așa afară? Bă, ce ai mai aici? Bă, nu-ți place, mai rapid. Hai că, bă, Darusele, n-am înțeles nimic din ce ai zis, în fine, nu mă interesează asta. Hai să vedem aici, deci casa lui Darusele 2012. 1 și ia deschide.
închide, mamă, ce mai aici că mă blochez în ăsta, bă, Darusule, bă, Darusule, tu nu știi nici Dimitrie, ce mă, asta, bă, Darusule, tu nu știi că mă blochez. A, de fapt, stai că e din vinau și Darusule, ai trebuie să schimbi ușa. Bă, ce te-ai făcut aici, ce e bă ăsta? Mamă, te pun jacuzzi, bă, Darusule, păi tu spui jacuzzi, mă, la asta, bă, Darusule, păi eu... E de mai săraci, de duși ăsta. Cum e de săraci, că uite-te cât de șmecher e ăsta, Darusule, uite cât de șmecher e ăsta, cum e de săraci, bă, tu-ți bagi joc de mine, păi, uite, Darusule, tu ai pierdut, zici de mine, că un dolar, Darusule, dai, uite, ce dolari la tine, păi, uite, ți-ai pus ăsta de gold, Darusule, bă, ăsta e un dolar la tine? Bă, nu, bă, Rafale, uite, asta e de culoare galbenă și apa asta, asta e apă din mare, bă. Mamă, din apă, bă, din mare, păi, dai, dă, să dai, dă un dolar, am înțeles, zice acum, din dolar, ia să vedem ce e aici, ce e aici. Mamă, Darusule, bă, bă, pește, mănânci pește, bă, bă, Darusule, stai puțin, tu ai supă, parcă nu-ți plăcea supa, Darusule. Păi, cum adică, pe săraci au supă, că n-a, ei n-a ce să facă. Păi, bine, Darusule, taci odată, hai să vedem, mă, dar ce e asta, ți-ai vedere la mare, ce-ți faci aici, ați faci cu aerisire, să intre băzăunile, să intre toți gândacii prin casă, Darusule, pe acolo, pe geamul ăla. Păi, închide-l și în partea cealaltă, că la fel ai făcut. Aaa, am înțeles acum de ce ai făcut-o așa, Darusule, pentru că ai jacuzzi ăsta și e saburi, mă, și trebuie să iasă afară. Da, mă, da, Darusule, ești deștept. Ia să vezi ce mi-ai făcut aici. Darusule? Ce? Asta ce se pare ție că e de un dolar? Tu nu vezi că ai un ăsta care nici măcar nu e bloc din Minecraft? De fapt, stai că nici ăstea, Darusule, nici ăstea nu sunt din Minecraft, bă, tu-ți bagi joc de mine, bă, Darusule, asta nu e de un dolar. Darusule, bă, nu mă interesează prima rundă, am câștigat, Darusule, nu mai are rost să mai arăt, dar trebuie să-ți arăt neapărat. Ce? Ce? Bă, Rafale, băi, nici frate, uite, eu m-am chinuit. Bine, gata, Darusule, da, te-ai chinuit, gata, Darusule, înțeleg, da, mă, dar ești mecher, îmi place. Nota, fii atent, îți dai dulap acolo, bă, nota, mamă, uite, mamă, ce haine ai tu pe aici, Darusule, vezi că sunt cam înghesuite hainele astea aici. Deci nota la asta, bă, Darusule, nu știu ce să zic, sincer, foarte fate, dar e ok, sincer, ai tot ce trebuie în casa asta, nu, și hai să-ți dau nota 7, Darusule, îți dau nota 7. Yeee, te iubesc, mă! Bă, cum adică? Bă, Rafale, arată casa cât... Gata, ți-o arăt, Darusule, 3, 2, 1, tot mai laudam și eu o să-ți placă, Darusule, uite. Mamă, ce fain e, Rafale, cum ai făcut-o, bă, hack, ai folosit hack, bă, iară? Mă, chiar îți place, nu, n-am folosit niciun hack, Darusule, bă, chiar îți place, mă, chiar îți place? Ia stai, e plin! Bă, nu e la un million, bă, aici, la un dolar, Darusule, la un dolar aici, uite, Darusule, îți place? Da, ia stai, îți același chestii, mamă, Rafale, ce frumos ai făcut-o, ia! Bă, deci chiar îți place, Darusule, mamă, ce bucuros sunt, bă, Darusule, chiar îți place, mamă, ce mai serios, să faci mișto de mine? Bă, Rafale, dar parcă era la un dolar, na, să faci din materialele mele, puteam să o fac și eu, așa de frumos. Dar na, i-am făcut așa mai din ab. Și te-ai făcut o tita mai, bă, Rafale, bă. Păi normal, Darusule, dar bă, tu ți-e chiar îți place, Darusule? Nu, bă, Rafale, bă, tu chiar îți crezi că o să pleacă, mă? Ce, mă, nu-ți place, mă, cum adică, mă, ți-e, bă, ți-e, nu-ți place, tu, bă, îți bagi joc de mine, mă? E porcărie, Rafale, hai, lasă-mă în pace cu bani. Ba, mă, du-te, mă, da, aici, bă, Darusule, hai, mă, bă, la modul cel mai serios, uite-te așa și pe aici, Darusule, uite cât de șmecher e totul. A, uite că n-ai văzut asta, uite aici ce mișto arată, Darusule, totul. Bă, nu le... Nu pasă, le arunc în apă. Bun, bă, Darusule, fără nicio glumă, Darusule, vreau să-mi zici părerea ta sinceră despre casă. Ce note îi dai, Darusule, că asta vreau să o duc. Ți-am dat nota 7, e o casă ok, dar vreau să-mi zici tu aici, pentru că mie îmi place geniale, cea mai șmecheră casă pe care am făcut-o eu în Minecraft, Darusule. Bă, Rafale, fii atent. Acum, serios, accepti pactul ăsta în care tu o să faci numai casa asta, să fie casa asta frumoasă, ok? Și o lași, și o să dau ceva. Și o să mai ajac, e foarte frumoasă. Bă, eu n-am înțeles nimic din ce ai vorbit, Darusule, nu știu ce ai zis, dar vreau să au nota, ia zi nota acolo. Deci, accept pactul. Ce pact, mă? Bă, zi, mă, nota, mă, ce număr, eu nu înțeleg nimic din ce zici, dar să-mi zi nota, asta mă interesează, okay. Pe mine nota mă interesează. Ok, îți dau nota 10 și accepta pactul, deci eu că ți-am dat nota 10, tu nu trebuie să distrugi casa, ok? Așa o să stea mereu și o să... Păi cum adică, mă, tu vrei să concurezi cu asta și la un milion de dolari? Da, uite, fac eu aici o arenă nouă, fac eu, dar nu fac așa mai în spate aici, că n-ai mai ușor în spate, ca să asta nu să mă așa, să fie amintire pentru noi, că ai făcut cea mai bună casă în ăștia 2 ani, ok? Bine, mă, Darusule, mersi, bă, dar chiar mie îmi place la modul cel mai surul, bă, nu mă așteptam să, adică, bă, așteptam, normal că să-ți placă, dar nu mă așteptam să și recunoști, Darusule. Gata, bă, Darusule, acum trecem la casa de un milion de dolari, Darusule, casa mult mai șmecheră, care o să fie mult mai tare, sper eu să fie mult mai tare, Darusule, pentru că mie prea îmi place prea mult, Darusule, cum am făcut eu pe cealaltă, dar din exterior nu știu ce să zic, că n-am nicio idee de formă, așa, Darusule, tu te-ai apucat, ia spune-mi și mie, spune-mi ce faci tu, că poate am și o idee așa din ce faci tu. Deci, frate, Rafale, eu fac cu roz, fac cu roz, bă, Darusule, pe tu ce casă faci acolo, Darusule, faci casa lui Barbie, ce faci acolo, vrei să facem casa lui Barbie și casa... Ah, deci am înțeles, uite, mă, Darusule, vezi că ți-ai dat... Ai zis că ești fată, Darusule, deja ai zis că ești Barbie, înseamnă că ești fată, Darusule, am înțeles, bine că ai recunoscut-o deja, Darusule. Băi, nu știu ce formă să fac aici la casă, Darusule, n-am absolut nici cea mai mică idee, dar încerc să fac ceva super, super tare, Darusule, că nici la aia n-am avut o idee și totuși mi-a ieșit ceva, poate mi-a ieșit ceva mai șmecher, poate nu, dar pe exterior nu știu ce să zic, dar pe interior o să fie mult mai șmecher, pe interior 100%. Eu am văzut pe YouTube că faci un tutorial cum să faci
faci casica să-ți bai câinii, cacica. Bă, dar Răsile, ce vorbești acolo? Bă, dar Răsile, nu mai vorbi așa ceva glac. Și te uiți, mă, tu pe YouTube la toate prostiile. Trebuie să-i zic mai că dar Răsile, să-ți interzică toate jocurile. Acum au stric. Bun, gata, dar Răsile, eu am terminat casa prin exterior, nu și prin interior. Trebuie să mă ocup imediat de interior, dar în 3, 2, 1, oară la oameni, dar Răsile, și cam așa arată casa. Tu încă nu-ți dai seama, dar Răsile, tu încă nu știi ce am făcut, dar Răsile, asta e puțin, că eu am văzut ceva la tine, bă, dar Răsile. A, nu mai văd nimic. Bă, dar Răsile, nu parcă ești un beaker mai sus, mai devreme? A, da, bă, încă este, bă, Rafale, nu vezi, știu? Nu-l văd, stai că mă dau, a, mai aproape, trebuie să-mi vin mai aproape. În fine, dar Răsile, nu mă interesează ce ai făcut tu, pentru că încă sunt la casa mea și încă n-am terminat-o. Deci cam așa arată prin exterior, dar Răsile. Arată super tare și am făcut și aici o mică intrare așa, să te duci direct în mare prin spatele casei. Eu zic că arată super, super genial, deci cam așa arată, dar acum hai să intrăm în interior și trebuie să mă gândesc cum să fac aici în interior, dar Răsile, să pun toate lucrurile, că chiar n-am nicio idee, dar așa arată și prin interior. Ce o zic că, dar Răsile, te bas 100%, nu știu, de tine, dar... Rafa, eu acum am fac ceva. Pe bă, Rafa, acum am fac ceva foarte perfect. Eu să-ți placă, bă, o să fie mai bună decât casa ta aia de nab. Ce, mă, dar Răsile, bă, dar Răsile, stai puțin. Cum adică casa de nab? Că sunt la casa de 2 miliard, dar Răsile, aici 2 milion, pardon. Cum adică, bă, tu te crezi, bă, dar Răsile, tu chiar ești așa încrezător? Bă, e bine că ești optimist, dar Răsile, cu tine, dar o să te asigur că nu o să câștigi. Mai ales la ce am făcut prima oară și cu asta nu o să te bazi de nou. Nu mă bazi deloc. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Bă, Rafa, dacă crezi tu că a fi răcit înseamnă că ești mai prost, pe nu. Dacă eu sunt răcit, sunt mai puternic. Eu am puterea. Dar Răsile, este cel mai bun. Aia! Nu, că dar Răsile cred că chiar a nebunit, a răcit și a nebunit, nu știu, eu nu mai înțeleg, bă, dar Răsile, nu l-am înțeles nimic din ce a vorbit, bă, dar Răsile, nu te înțeleg ce vorbești, dar Răsile. Păi dacă am răcit, bă, Rafale, normal că nu mai pot să vorbesc dacă am răcit. Gata, dar Răsile, într-un final am terminat și eu toată construcția, dar Răsile, cred că am stat peste o oră la modul cel mai serios, dar Răsile, nu știu de tine dacă ai terminat, dar acum hai să le prezint și la oameni, dar Răsile, pentru că o să fie cea mai tare construcție din lume și nu o să ai nicio șansă asupra mea, dar Răsile. Hai, bă, tată, că te ajung de 7 ore, ce mai ai terminat, dar Răsile, stai puțin să le prezint și eu la oameni, dar Răsile, și după îți prezint și ție, sau vrei să... Hai, fii atent, dar Răsile, nu prezint la nimeni, dar îți prezint ție prima oară și hai la mine ca să vezi și tu, dar Răsile, să vadă și toată lumea, dar Răsile, promis că ești cu minte și mă lași să explic. Bine, ești cu minte, dar Răsile, ai 3, 2, 1 și ia uite, bă, dar Răsile, cum arată asta. Bă, dar dacă mică e, frate, cream cum să fie așa mai lungă, mai mare. Care, mă, că e mare, e mare, bă, dar Răsile, vino, fii atent, vino, că uite, e și în spate, dar Răsile, vino, nu intra înăuntru. Ce, bă, ce, sunt câini, da, sunt câini, ia. Aș grive, e manios. Bă, nu mă trebuie câine, bă, dar Răsile. Bă, dar Răsile, fii atent, vino pe aici, că am să-ți prezint și în spate, dar Răsile, unde e intrarea deschisă la mare e casa asta, dar Răsile. Avem și zlonguri, avem de toate, te bagi direct în apă, te bălăcești după vila și zlong pe aici. Ia, dar Răsile, sari, mamă, cât te știi, dar Răsile, vino, bă, încoace, să nu te nești. Bă, tu, bă, dar Răsile, spune-mi dacă ești pregătit, dacă vrei să afli ce se află în interior, pentru că în 3, 2, 1, dar Răsile, eu o să te duc fix acum în interior. Ok, sari, Rafael, să mă pregătesc. Pregătește-te și uite-te la bă ăsta, unde te ui, bă, ce faci, bă, ce faci, mă, bă, ce faci, doamne, bă, dar Răsile, ce comicară cu aia pe cap, dar Răsile, hai mă mai repede, nu te mai pregăti cu nimic, hai, dar Răsile, să vezi, hai, și, dar Răsile, ia uite. Mamă, bă, ești de bună ca bă, Rafale, ia unu, mamă, un setup, mamă, bă, uite, bă, poate mă prefera bă, Rafale, de când nu-mi duram, mă, de asta. Bă, tu fai mișto de mine sau de ce vorbești așa, dar Răsile, vorbește și tu normal, dar Răsile, ce vorbești așa, tu fai mișto de mine, ia uite, dar Răsile, deși, hai, hai să-ți prezint, lasă-mă să-ți prezint, gata, bă, n-avem mă timp de joacă, dar Răsile, vino repede, lasă joacă. Îți prezint, aici avem o masă de asta de hockey, aici avem partea unde eu dorm, uite, ursulețul ăsta gigantic, uite aici am oglinda asta, dar Răsile, îți place, mă, bă, nu-l fura, lasă, fii atent, uite aici, patul, dar Răsile, uite, frumos, tot, ce vrei, nu, lasă acolo, nu, dar Răsile, uite, și în partea asta, uite, avem aici consola, televizorul, tot, stai aici foarte frumos, aici avem un mic, o mică bibliotecă, aici și aici avem biliard, dar Răsile, foarte tare, ce părere ai tu de toată, de partea asta, ce părere ai de partea stânga a casei acesteia? Jacuzzi aici, bă, dar stai, mă, dar bucătărie n-ai, dar WC-ul n-ai. Cum adică, bă, tu nu vezi astea pe aici, dar Răsile, tu nu le vezi, uite, WC-ul, uite la aici, uite, foarte frumos aici, ai tot ce-ți trebuie, uite, ai și aici bucătărie, ce-ți mai trebuie mai mult de atât, ai tot în casa asta. Bă, Rafale, tu faci caca aici, am propria ta casă, sunt numai la tine, bă, Rafale. Cine să uite, mă, dar Răsile, că tu nu vezi că am cortinele trase, uite, le trag de tot, dar Răsile, uite, le trag, le dau tot ăsta, stai că mi-am distrus asta, dar Răsile, uite, gata, cine să mă uite la mine acum, gata, nu se mai uită nimeni. Dacă tu ești la baie, ia stai, stai tu pe WC-ul, Rafa.
Așa. Zice, păi eu intru și te văd în capul, ce faci, mă, Rafaele, bă? Încep să mă, bă, Darusele, bă, Darusele, tu nu te auzi, bă, Darusele, unde, bă, tași-mă odată, bă, Darusele, bă, Darusele, mi-ai promis că mă lași să-ți explic aici, să vezi cât de frumos e. Uite, în partea asta, uite, avem o bucătărie, ce părere ai tu de bucătăria asta? A, îmi place, bă, bucătăria, ia, ce de mâncare, ia, burger, bă, n-ai mâncare, bă! Ba da, uite, frigiderul aici, dar lasă-l, Darusele, nu, că n-am pus nimic acum, Darusele, lasă-le acolo, uite, tot, setup, ce părere ai tu de setup, uite cât de frumos e, cortine, cu toate astea, Darusele, ce părere ai? Bă, Rafaele, mi-mi place, băi, chiar tare, dar na, lipsește câteva probleme. Ce lipsește, mă, Darusele, ce să mai lipsească, că am tot ce trebuie în casă, ce lipsește? Băi, Rafaele, ai făcut așa tot într-o casă, bă, o cameră n-ai. Păi cum, bă, băi, toată asta e casă compactă, Darusele, e foarte frumos, Darusele, uite, cea mai șmecheră casă din lume, Darusele, uite, pe aici, ești afară, cum aici, pe acolo. Dar fii atent, Darusele, vreau, uite-te la mine, vii, bă, uite-te, mă, vino aici. Vreau să dai notă la partea stângă, la partea dreaptă și la casa totală, pe exterior, pe interior, peste tot. Ok, deci pe partea stângă, uite, stânga e aici, Darusele, tu nu știi să numeri. Stânga mea. Îmi place setup-ul frumos aici, uite aici așa bucătărie, dar nu-mi place că uite, ai așa ce puteai să faci o casă cu mai multe camere, nu, o casă normală, că asta nu e casă. Pe ca, bă, o cameră mare cu tot ce ai tu nevoie, Darusele, zice notă, de-aia asta te-am întrebat, nu te-am întrebat altceva, te-am întrebat doar de notă, zi doar nota, doar nota. Partea asta îți dau nota 5, da. Că nu-mi place din casa la WC-ul ăsta, dar partea asta, iubesc partea asta, uite, ursulețul meu favorit, aici unde vreau să dormim ăsta favoritul meu, aici dulapul meu. Așa, bă, Darusele, bă, eu ți-am zis ce notă dai, nu, bă, ți-am zis doar nota, zi nota, nota în partea stângă, nota în partea dreaptă și nota totală. Deci, aici nota 8 și acolo nota 5. Și nota totală? La tot și exterior și interior, toată casa, tot ce am construit? Ia ghicește! 8. Să ghicească oamenii în comentarii, ok? Să ghicească ei! Bine, hai să ghicească oamenii în comentarii, Darusele, bă, nu, băi, dacă ghicesc oamenii, Darusele, tot oamenii trebuie să voteze cine a făcut mai frumos, acum trec la tine. Ce vrei? Deci eu dau nota 7. Bine, mă, mersi. Bă, dacă tu îmi dai nota 7 la asta când mi-ai dat, mă, când nici nu mai știu, mi-ai dat nota la asta, măcar că ce nu mi-ai dat? De ce? Mă, e bine, mă. Hai să mergem acum la tine, Darusele. Ce e, mă, asta, bă? Ce e, mă, asta, bă, Darusele? Asta e cartea și mi-e la tine. Bă, Rafaeli, ești că vino. Ah, stai că ea a trecut, hai că făceam și eu puțin mișto. Mamă, ce e, bă, aici, bă, Darusele? Mamă, o mașină, ai făcut și tu mașină? Bă, ce e, mă, aici în partea dreaptă, animale? Ai cai, Darusele, ce e, bă, aici, bă, câți cai cu diamante, cu dalea? Uite și un câine acolo. Ce, mă? Ce, mă, mai? Așa nu intrăm. Bine, nu intrăm, ia să intrăm. Casa lui Darusele 2012. Zici ce? Da, bă, Rafaele, nu intra. Nu intru. Ce vrei? Ce mai vrei să mai fac? De ce să nu intru? Păi dă-ți papuci jos. Ce papuci, mă? N-am niciun papuci. Păi, doamne, Darusele, ia ce scrie aici. Casa. Tai puțin. Casa lui Darusele 2E012. Păi ce 2E? Păi, Darusele, nu știi ce scrie. Hai, lasă-le așa. Hai să intrăm în casă, Darusele. Vreau să intru. 3, 2, 1. Ce mai zim? Da, vezi că am ușa automat. Uite. Hai, da, bravo. Bă, ce mai aici? Unde mai tu sunt aici? Bă, ce? Mă, ce e, bă, asta, bă, Darusele? Ce-ai făcut aici? Navă spațială? Ce e asta? Păi, e din viitor, bă! Bă, nu vezi că seamănă cu Elon Musk? Da, vii fix cu ăla semen, tu, Darusele, tu nu știi să vorbești, Darusele. Ce înseamnă asta la tine? Ia, ce? Animalele, le-am văzut, ce mai? Mamă, ce? Bă, 3, 4 câine, mamă, ce mișto arată ăsta, Darusele, ce drăguț e ăsta. Ce e, ce am partea asta, ce-i? Bă, ce mai șarpe aici? Bă, ce e ăsta, mă? Bă, șarpe, mă? Bă, șarpe, cum să crezi așa ceva? Bă, tu ai nebunit, Darusele, pleacă, mă, de aici, că n-am mai, eu plec de aici, Darusele. Ia, ce mai vrei? Ce mai vrei? Ia, ce? Animal? Ba, animalul meu, bă, dar ăsta e câinele meu, mă, bine, mă, Darusele, bine că mi-ai făcut cadou un câine. Bă, Darusele, hai, mă, prezintă-mi pe aici, că nu mai avem timp mult, Darusele, deja stăm de foarte mult timp. Ce e, mă, aici, dormitor? Ce e, bă, ăsta, Darusele, aici, e dormitorul tău ăsta? Da, uite, îți place frumos, uite, un pat aici, aici te joci, viva! Bă, da, aproape, bă, da, ai dita mai televizorul și tu stai fix lângă el, Darusele, nu te dor ochii? Păi nu, bă, Rafaele, că, uite, stau așa cu spatele, da, unde, cum te joci, bă, FIFA aici, că tu n-ai consola aici, o ai în living, cum te joci tu FIFA aici, bă, Darusele, ia, mă, cum e ăsta? Bă, Darusele, ceasul ăsta, ce vei, unde vezi tu ceasul? Tu nu vezi că l-ai ascuns aici, bă, du-te, bă, ce e, mă, cu asta? Ia, ce mai e mai aici? Bucătărie, ce e aici? Bucătărie, mamă, bucătărie, bă, Darusele, da, baie n-ai, mă, ai bucătărie, da, baie n-ai? Unde, mă, ai, ce-i baia? Unde, mă? Ce, mă, asta, mă? Ce baie e asta, mă? Cum să ai baia în bucătărie? Nici n-ai scris, ia, ce e aici, mamă? Mamă, ce e, bă, asta? Bă, Darusele, tu spui plante pe aici, bă, doamne, ce e, mă, asta, bă? Bă, păi se miroase frumos, că fac caca, uite, stai. Aaa, ce bine e. Da, bă, Darusele, mie mi se pare foarte, foarte tare casa ta. Chiar îți dau nota 8 pentru asta. Dar lăsăm lumea în comentarii să decidă cine a făcut casa mai frumoasă la ambele echipe. Adică cine a câștigat prima rundă, cine a câștigat a doua rundă și cine a câștigat total, Darusele. Pentru că eu zic că amândoi ne-am descurcat extrem de bine. Eu nu mă așteptam la mine, dar la tine, Darusele, să ne descurcăm atât de bine. Deci eu zic că a fost cea mai tare construcție, cea mai tare ediție de Build Battle, Darusele. Ce mai vrei? Deci poți să știi că eu, Darusele 2012, ți-am zis că ai o casă frumoasă pentru prima oară. Nu, că mi-ai mai zis. Ah, când? Cândva. Hai, pa!
Mamă, cât de genial arată apusul ăsta de soare și construcțiile pe care le-am făcut cu Darius la concursul acela de construit. Chiar a fost o idee, chiar o experiență foarte, foarte tare și mă bucur că am participat cu Darius ca și am făcut și noi niște bani de la băieții aceia cu concursul de construit. Dar că tot s-a făcut noapte, vreau să-i fac lui Darius un prank, pentru că nu i-am mai făcut prank de foarte mult timp. Un prank horror, deci un prank horror, nu orice prank, nu orice tip de prank, un prank horror în care eu o să-l trolez pe Darius cu invizibilitate și el o să creadă că are camera bântuită. Deci am eu o poțiune pe care am cumpărat-o, bine, trebuie să o fac pentru că încă nu e gata, trebuie să am niște materiale, am niște materiale, ok? Trebuie să mă duc repede în cămară deoarece acolo am pus niște materiale în magazia aia, dar mai am să nu mă audă Darius, sper să nu mă audă el că e în cameră la el. Nu știu ce face, sincer, o să mă duc după la Darius pentru că vreau să văd ce face, pentru că vedeți aici, intrăm aici foarte, foarte frumos. Am aici niște materiale pe care le-am cumpărat de la o vrăjitoare, nu se găsesc absolut nicăieri, ci cu chestia aceasta pot să craftez eu să fac o poțiune de invizibilitate. Adică o poțiune, nu o poțiune, ceva super, super și șmecher, mai mare de atât, în care chiar sunt foarte, foarte invizibil și Darius o să creadă că e o fantomă, că e nu știu ce, dar hai că nu mai stăm mult la discuție și vă zic direct, vă arăt aici toate chestiile astea, pentru că chiar abia aștept cum o să reacționeze Darius. Sunt curios de cum o să reacționeze și da, hai să vedem. Mamă, și l-am făcut, gata, cam așa arată după cum puteți vedea. Am aici chestia asta foarte, foarte tare cu care eu pot să devin invizibil și cu chestia aceasta fiți atenți cum o să facem. Prima oară, ca să trecem așa în tematica asta de horror, să creadă Darius că chiar sunt fantome, că nu știu ce, să se sperie și mai și mai și mai rău. Vreau să merg cu Darius într-o pădure horror, într-o pădure mai așa, mai abandonat, unde am fost data trecută când l-am mai speriat eu, când am făcut acela, încearcă să nu te sperii. Vreau să mergem acolo într-o pădure și îți spun Darius niște povești horror cu care eu astăzi o să-l trolez și după când o să vin acasă, sper să fie el bine, sper să fie horror, că dacă nu sunt horror și Darius nu o să fie așa speriat, nu știu dacă o să mai fie foarte, foarte speriat când o să-i fac prank-ul, dar cu chestia aceasta chiar vreau să-l prank-uiesc și mai și mai rău și chiar sunt curios de ceea ce se întâmplă și haideți să vă arăt în 3, 2, 1, cam așa, deja m-am ascult, vedeți această oglindă, bam, și a dispărut. Uitați, eu am ăsta în mână, dacă îl țin în mână se vede doar că am o chestie în mână, dar așa vedeți că nu mai e absolut nimic, nu se mai vede absolut nimic, nici mână, nici nimic nu mai am și cu chestia aceasta vreau să-l prank-uiesc eu pe Darius. Vreau să merg acum repede la el în cameră să văd, vreau să merg așa cu ăsta de invizibilitate prima oară. Chiar sunt curios ce face Darius să-l văd așa că, da, mine, el nu știe de mine, dar mamă, stai că trebuie să deschid asta, că nu intru pe aici, intru direct pe aici, pe la televizor, pe la toate astea lui. Hai să vedem ce facem ăsta, bă, dar, mamă, ăsta nu e aici, mamă, ăsta nu e aici, pe unde e ăsta, unde a plecat, mamă, trebuie să-mi scot asta, trebuie să-mi scot asta de invizibilitate, că trebuie să-l caut pe Darius, că nu știu unde s-a dus și nu mai am, nu mai am absolut nimic ce să-i fac, dacă Darius nu e aici, nu mai fac niciun prank și aia e. Bun, gata, mi-am revenit și acum trebuie să plec în căutare, Darius, că nu știu unde e, mă, unde e, da, chiar e, unde e ăsta, bă, Darius, bă, unde ești, bă, Darius, bă, unde e ăsta, o fi pe aici, pe la baie, mă, ia să intru aici, bă, ce faci, bă, ce faci, bă, lasă-mă, pot să fac caca, bă! Bine, gata, 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 am plecat, bă, ăsta e la baie, bă, stătea pe WC, am intrat așa peste el, bine că, bine că, doamne, bine că n-am văzut nimic acolo, că dacă vedeam, cred că rămâneam traumatizat. A, ce bine, bă, ce faci, bă, tu te-am unicat, bă, ce faci, mă? Ești peste mine în baie, bă, ești simțit? Nu, Darusele, bă, Darusele, nu știam unde ești, că am creaz, am crezut, bă, Darusele, am zis că nu ești aici în cameră, nu te-am văzut în cameră și am zis, bă, unde e Darusele, că tu știi că stai numai la calculator, Darusele, ce s-a întâmplat cu tine, de ce ai avut nevoie la baie, ce ai făcut, Darusele, ce ai mai mâncat, ai mâncat iar 1000 de burgeri? Da, bă, Ravale, bă, dar uite, bă, ce bă, că-s traumatizat, uite, îmi tremură mâna mai din casa ta, bă. Ce ești, mă? Intră și eu peste tine, las că o să intră și eu peste tine, bă, bă, nu intra, nu intra, gata, că eu am intrat din greșeală, Darusele, bă, să-mi ce zici, că-s tremură mâna, că de ce, ce, mă, Darusele, te-ai speria pe mine sau ce, ce, îți era frică că vedeam ceva acolo la tine, Darusele, oricum tu n-ai nimic acolo, Darusele. Bai, ne simți! Gata, 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 scuze, scuze. Bă, Darusele, fii atent, astăzi, Darusele, fii atent, că e noapte, vezi că e noapte, s-a făcut și seara, Darusele, nu știu ce ai făcut tu toată ziua, Darusele, că chiar nu te-am văzut astăzi, chiar nu te-am văzut deloc, Darusele. Bă, dar vreau să spun ceva înainte de toate, înainte să zic ce vreau să spun, bă, Darusele. Chestiile alea, construcțiile de le-am făcut noi, casele sunt prea geniale, sper să le lase oamenii acolo, că le-am spus noi să le lase. Și dacă le lasă, Darusele, e genial, Darusele, poți să te mai duci acolo în vacanță, să trăiești în camera aia. Tu ce, ia stai puțin, Darusele, tu chiar ai vrea să locuiești în casele alea de le-ai făcut tu acolo? Da, bă, Rafale, așa că eu să plec, papa. Bă, ceva, bă, te muți din casă, bine, bă, Darusele, că nu mai, oricum nu mai aveam chef de tine, Darusele, nu o să-ți mai dau niciun ban. Cum stai, mă, ăsta chiar a plecat. Bă, Darusele, unde pleci, bă, vină înapoi. Vină, bă, Darusele, înapoi, bă, ce faci, mă, Darusele, unde te duci, mă, unde te-ai dus, mă, Darusele, ce căutai tu în partea aia? Știi că n-ai cum să te muți așa când vrei tu, Darusele, știi că n-ai cum să te muți pentru că trebuie să faci acte, trebuie să vorbești cu oamenii ăia dacă te lasă acolo, că l-a fost concursul de construit, n-a fost să te muți tu acolo, poate vor oamenii să se mute, cine știe. A, bă, dacă ei vor să se mute, să mă plătească că eu n-am făcut casa. Bine, băi, da, dar păi, stai mă puțin, nu te-au plătit. Asta e, Darusele, că nu știu cine a câștigat, Darusele, trebuie să voteze oamenii în comentarii care rămas decizia oamenilor cine a câștigat acolo. Gata, 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 tu ai câștigat. Da, 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 Darusele. Deci fii atent, acum, Darusele, vreau să spun, hai fii atent, vino aici, pentru că vreau să facem, să vreau să stăm aici foarte lejer, Darusele, pentru că fii atent, uite ce frumos e aici, cum stăm la lumina reflectoarelor. Ce reflectoare, mă, Darusele? Wow. Cum se mai numește, mă, ăsta, Darusele, la foc, la foc, așa, în fine. Da, deci fii atent. La grătar. Ce grătar, mă, Darusele, că aici nu e grătar, ești în casă, ce grătar, vi se. Deci fii atent, Darusele.
Îți faci și pe asta! Go! Bă, dar Rusule, lasă bă meciul ăsta, că n-avem timp să ne uităm la meci. Deci fii atent, dar Rusule, vreau să te duc asta. Știi că am făcut noi atunci alea cu poveștile bântuite, poveștile alea horror, dar Rusule, când am făcut videoclipul ăla cu poveștile horror. Da, bă, da, fale, de ce? Fii atent, dar Rusule, vreau să merg cu tine în pădure, cum am mers atunci la încearcă să nu te sperii, dar Rusule, fix acolo la campingul ăla, la râul ăla unde era acolo, la acolo ce era, dar Rusule, și vreau să spun o poveste horror care s-a întâmplat fix aici, dar Rusule, acum câțiva ani, dar Rusule, acum câțiva ani s-a întâmplat fix în orașul ăsta, fix în satul ăsta unde stăm noi, dar Rusule, și vreau să spun povestea asta, dar am zis, hai să mergem acolo, dar Rusule, e mai frumos să stai așa în pădure, să povestim, să mai stai acolo, să mai stăm, să mai vedem, să fim la natură, practic, dar Rusule, la aerul ăla de munte. A, păi, bă, la fel, dacă tot mergem acolo, unde sunt acolo animalele alea, apăsa să mă pregătesc. Păi, cu ce te pregătim, mă, dar Rusule, bă, unde mergem, mă, dar Rusule, ce faci, mă, unde, cu ce te pregătim, mă, ce faci acolo? Bă, dar Rusule, mă, că nu mai avem timp, bă, dar Rusule, nu mergem, bă, la furat sau la vânătoare, bă, dar Rusule, lasă-ne jos, lasă-ne jos, dar Rusule, bă. Mamă, ce frumos e aici, dar Rusule, chiar am ajuns aici, bă, dar Rusule, ți-e place, mă, mie îmi place foarte mult, uite câte animale sunt prin jur, dar Rusule, prea mulți cerbi, nu știu de unde au apărut toți cerbii ăștia, dar Rusule. Bă, Rafale, pe mine m-a ajuns la vânătoare sau? Nu, bă, nu te-am adus, bă, nu, bă, stai bă aici, dar Rusule, nu mai, gata, dar Rusule, fii atent, bă, ce mai vrei, bă, ce vrei, bă, ți-am luat șansa de pescuit, bă, dar Rusule, n-am venit bă la pescuit, bă, dar Rusule, doamne. Bă, vine peștele, Rafale, uite că vine, hai, unele, aici, ia, bă, unde să voi, ia-l, mă, uite-l, mă, dar Rusule, că trage el acolo, dă-i mă mai repede, dar Rusule, bă, că nu știi să pescuiești, dar Rusule, du-te, mă, de aici, bă, dar Rusule, nu ești pescar, bă, cine vine, mă, că deja a venit, bă, dar Rusule, a venit de 7 ore, hai, du-te aici, da. Peștele. Așa, bă, dar Rusule, nu mai stăm, lasă pescuitul, lasă toate activitățile astea, dar Rusule, bă, ce facem, mă, cerbul ăsta vine după noi, bă, dar Rusule, bă, dar Rusule, să nu te gândești să faci nimic, dar Rusule, nu, bă, dar Rusule, dar Rusule, e ok, e unul, dar că nu bate loc, dar Rusule, dar tu știai că cerbii ăștia sunt protejați prin lege, dar Rusule, și poți să ajungi la închisoare, dar Rusule, poți să ajungi la închisoare dacă omori ăștia, nu ai voie să-i omori, dar Rusule, tu ce ai făcut acum, ce ai făcut la ăla, ia spune-mi, ce ai făcut la ora? Pe bă, l-am mâncat, ăsta l-am omorât și îl pun pe grătar. Bun, dar Rusule, acum hai să spun povestea, să spun de ce te-am adus aici, dar Rusule, pentru că am o poveste foarte interesantă. Uită-te la mine, dar Rusule, cum mă uit la tine, că cu mine vorbești, dar Rusule, cu mine vorbești, la gen eu vorbesc cu tot la mine, trebuie să te uiți așa, trebuie să fii atent. Deci fii atent, dar Rusule, fii atent, știi de cât timp stăm noi aici? Noi nu stăm de foarte mult timp, dar înainte am aflat eu o chestie, dar Rusule, lasă-i puțin. Vreau să întreb dacă tu știi ceva, că tu stai înainte aici, pe... Bă, tu aici să te dai, dar Rusule, că mai vine la bunică, ta bunică te-ai de aici. Tu nu știi nicio poveste așa bântuită de aici din satul ăsta? Eu zic că eu am aflat una, dar nu vreau să văd dacă tu știi, că poate o știi tu pe asta și să nu-ți mai zic. Păi, bă, Rafale, eu nu știu nimic, eu doar știu că mă joc Minecraft, mă joc Roblox și mănânc burger și dorm. Ok, dar Rusule, am înțeles, nu știi nimic, dar fii atent, dar Rusule, acum trebuie să trecem direct la poveste, dar Rusule, deci fii atent, ești pregătit și spune-ți, bă, dar Rusule, să nu te sperii, ok? Să nu te sperii, îmi garantez că nu te sperii. Ok, bă, Rafale, bine, vreau să se sperie, că n-am, da, ce? Bă, dacă eu mă sperii, îți dau 6 burger, ok? Dacă bine, mă, dar Rusule, îmi dai 6 burger, bine, ca să nu mai mănânci toate, să că și așa mănânci, dar Rusule, prea mulți burger, la mă, cel mai sigur, nu știu cum ți să ia, sincer. Bă, dar oricum nu o să mă sperii și că hai, vorbește! Bun, dar Rusule, hai să începem acum, fiate, știi că era acum, bă, uite-te bă la mine unde tu ești, tu ești încolo, nu mai, bă, dar Rusule, lasă-mă cerbia, că nu vrei să-i omori, așa, uite-te la mine, deci fii atent, dar Rusule, dă-ți asta jos de pe cap, că vreau și eu să te văd foarte frumos cum arăți, dar Rusule, că nu ești la vânătoare, nu ești, mamă, bă, pune mâna apoi, dar Rusule, că deja nu mai. Bun, dar Rusule, deci povestea începe chiar așa, fii atent, era o seară friguroasă, dar Rusule, era în toiu, ierni sau toamni, nu știu, era toamna sau iarna, în fine, nu contează asta, dar Rusule, prea multe detalii strică. Era într-o seară, era o casă de asta bântuită pe aici, dar Rusule, gen, să zicea că e o casă bântuită. Și doi copii, bă, lasă-mă telefonul, bă, dar Rusule, eu ți-am zis să stai pe telefon sau tu de ce te uiți pe telefon, dar Rusule, eu vreau să spun povestea asta. Ce faci cu telefonul ăla? Vrei să faci poze pe aici, dar Rusule, n-ai mai văzut natură. Păi nu, bă, Rafale, dar povestea ta este foarte plictisitoare. Păi și atunci de ce mai venit aici, dar Rusule? Mă, bă, lasă-mă să zic și eu, dar Rusule, cam și eu o poveste foarte, foarte tare, dar Rusule, bă, dar Rusule, e poveste reală și trebuie să te avertizez pentru că s-ar putea să ți se întâmple și ție ceva de genul, dar Rusule, și n-ar fi prea bine. Deci fii atent, Rusule. Da, dar Rusule, e reală, ți-am spus că e reală. Ce mai pui atâtea întrebări? Bă, dar Rusule, mă lasă să spun povestea asta sau nu? Că nu mai plecăm de aici. Gata, dar Rusule, mă, să-i puțin, ți-e frică? Nu, ți-e frică, mă, da, aia zice așa, ți-e frică, nu? Nu mi-e frică. Bun, dar Rusule, am înțeles, nu ți-e frică, dar fii atent. Hai să-ți spun acum povestea. Deci într-o seară, dar Rusule, nu mai contează asta, erau doi copii care s-au dus într-o casă care ci că era bântuită pe aici. E o casă prin zonă în care se povestește că e bântuită, dar Rusule, nu știu dacă mai există acum casa aia, sincer. Eu n-am aflat de ea, dar mi s-a spus mie așa că era o casă și s-a întâmplat o chestie, dar Rusule. Deci copiii ăștia s-au dus acolo pentru că na, știi cum sunt copiii, dar Rusule, și tu ești curios să afli mai multe chestii, te duci într-o casă bântuită, vrei să vezi ce se află pe acolo. Bun, bă, gata, dar Rusule, nu-ți mai dau mai multe detalii că deja mă încurc în povestea asta. Deci fii atent, au intrat băieți
băieții ăștia în casă să ocupă acolo, dar o să le nimic. Bă, ce vai, bă? Data, bă, dar o să le fii atent, uite-te la mine. Hai să spun și eu povestea ta. Ce ți-e așa de frică? Lasă-mă să zic, dar să nu vreau să aud nimic de la tine acum. Vreau să spun povestea. Au intrat copiii ăștia în casă, dar o să le și de din momentul în care i-au intrat în casă, deja li se părea ceva ciudat, că se simte o uncă, văd o umbră, că se simte o prezență, că îi le pune cineva mâna pe umăr, în fine. Asta, azi, bă, li se pare, nu știu. Bă, ce tu, dar o să le, bă, nici nu erai născut pe atunci, dar o să le, poți să fii și tu atent măcar, bă, dar o să nu mai glumim, mă, că eu spun o poveste pe bune, dar o să le, ce mai facem noi aici dacă nu spun povestea asta, ce se mai întâmplă? Băi, nu, bă, am zis eu că m-a speriat, că eu eram copilul. A, tu erai, stai, dar o să le, bă, tu nu erai, bă, dar o să le, tu te, mă, dai aici, mă, dar o să le, nu mai spune povești, bă, dar o să le, nu te mai, bă, uite-te, mă, la mine, lasă-mă să spun, lasă-mă să spun. În fine, dar o să le, vreau să spun că nu s-a întâmplat absolut nimic când s-au dus ei acolo în cameră, în casa aia, gen, doar li se părea ceva, nu li s-a întâmplat lor nimic horror, nimic mai straniu așa, dar când au ajuns acasă, dar o să le, fantoma i-a urmărit, a fost pe urmele lor, dar o să le, și când au ajuns acasă, s-a dus în cameră, toate astea, dar o să le, li se deschideau toate chisurile prin casă, toate sertarele, toate chisurile astea, dar o să le, și fantoma la un moment dat, dar o să le, ce faci, mă, ce te ridici așa? Rafaeli, așa de scherii. Da, mă, dar o să le, ce frică, mă, ui, bă, eu știam, tu ai zis, nu, că nu te frică, că nu știu ce, că te, dar o să le, că nu știu, dar o să le, fii atent, ăsta e finalul. Ua, copiii ăia au murit, atât am să zic. Ce? Bă, Rafa, bă, Rafa, dar copiii de acolo seamănă că ea din poveste? Ce copii de acolo, mă, dar o să le, bă, nu mai zbate, mă, joc de mine, ce? Mamă, dar o să le, bă, gata, bă, că nu mai e amuzant, deși mi-ai făcut-o de prea multe ori, bă, dar o să le, tu te mă acasă, ia pleacă, bă, de aici, dar o să le, poți să te, stai, nu pleca, bă, așteaptă-mă. Gata, bă, dar o să le, vreau să-mi spui, am ajuns și noi acasă, dar o să le, și vreau să-mi spui cum ți s-a părut experiența, dacă ți-a plăcut acolo în pădure, dacă ți-a părut horror chestia, ce s-a întâmplat, dar o să le, ți-a plăcut, bă, ce faci, mă, ce-mi deschimbă ușa, ce-mi faci, vrei să mă dai afară din cameră? Da, bă, Rafale, bă, povestea ta a fost de căcat, nu mi-a plăcut, bă, cum adică doi copii, a fost într-o cameră așa, bântuite după acasă și-a murit, bă, Rafale, bă, fii știu, mai și gata, hai, pleacă nici, hai, bă, ce faci, bă, te dezbaci în fața mea, tu te mă dai aici, bine, mă, dar o să le, hai că plec, lasă-mă în pace, dar o să le, mama, acum începe chestia cea mai genială, eu o să mă fac chiar acum invizibil și trebuie să-l trolez, bă, dar o să le, dar aici începe toată chestia, cea mai mică chestie, dar acum începe în 3, 2, 1, Mă, ce faci, mă, Darusele? Bă, ce faci, mă, aici, bă, Darusele? Ce mai vrei? Ce mai vrei? Pentru că ai încercat să mă sperii sus, dau covorul meu, iau un covor, hai, pleacă de aici, fraiere! Ce să faci, mă, cu covorul tău, bă, Darusele? Ce faci, mă, ce vrei? Doamne, du-te, mă, da aici cu covorul, că îl arunc pe aici, Darusele, ți-l las pe aici, ți-l pun pe aici, bă, jos, că mă și enervează, mamă, deci acum începe totul. Ala, 3, 2, 1 și acum deja m-am făcut invizibil, dar o să deja s-a pus pe calculator că l-auzeam cum țipa și să intrăm acum repede la el în cameră. Deja vreau să înceapă prank-ul în care eu o să-i deschid ușa. 3, 2, 1, trebuie să-i deschid ușa și chiar sunt curios dacă observe el ceva. Ia să vedem, hai de mai să intrăm. 3, 2, 1, ce facem ăsta aici? Ia, bam, 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 bam. Și mi-a întâlnit oare, bă, bă, mi-a să la prietenul meu, Rafael, bă, poveste așa de fraieră, bă. Bă, ce, că doi copii au fost într-o casă, după a fost, o, de-o casă bântuită, după a fost la ei în casă și a murit. Cum adică, bă? Eu cred că ai mașina, ce eu fac cu doamne, bă? Ioane, bă, eu cred că-l dau afară pe Rafael din casă, hihihi. Mamă, deci, dar să-l deja s-a pus să-i zică lui Ion, să-i zică lui Ion toată povestea, deja cred că s-a speriat, în fine, dar hai să-i închidem noi acum ușa, să-i închidem ușile, să ne jucăm așa cu ușile mai mult, mă, ce facem ăla să ridicăm, să cumva, hai să-i închide ușile, să le deschid așa în continuu, chiar sunt curios cum reacționează, ia, bă, nu-și dă seama, mă, ăsta, nu aude, bă, ești mai vântul, bă, ia stai, stai, vântul, bă, era să mă, bă, Ioane, bă, Ioane, nu, Ioane, Ioane, sunt bântim, Ioane, ușile mele se închise, ușile deschid, și... Bă, pizza mea, unde-i pizza mea, bă, Ioane, stai, ia frigiderul, stai, bă, frigiderul meu, Ioane, l-ai văzut, ai văzut și tu, bă, frigiderul meu, altă culoare acum, burgerii mei, nu, burgerii mei, nu, am plecat, gata, am plecat din casă, am plecat numai pe mă, gata, rapid, fugi, bă, unde fuge, mă, ăla, bă, stai, bă, ăsta deja a plecat din casă, bă, mie nu-mi vine să cred așa, doamne, ce-a mai fost, mă, ăsta, cu ce l-a mai princuit, bă, și eu am crezut că fac ceva mai șmecher, bine, a fost șmecher, că deja s-a speriat, hai să-mi dau și eu asta jos, că deja nu se mai poate, sincer, adică, hai să mă văd și eu așa foarte, foarte bine, bă, nu știu, cam atât a fost, adică, nu știu, ăsta deja a plecat din casă, sper să se mai întoarcă, ia, uitați, uitați, bă, dar sele, ce fai, mă, ce țipai, mă, așa, bă, unde plecam, unde, ce? Vin cu tine, ce s-a întâmplat, bă, ce mă, dar sele? Bă, ce, bă, stai puțin, nu mai vorbi, nu mai vorbi. Bă, dar sele, ce caută ăsta aici în mijlocul ăsta și de ce altă culoare și de ce parcă e, bă, dar sele, ăsta, bă, dar sele, ce ai făcut la frigider, de ce l-ai pus aici, l-ai vopsit, ce ai făcut? Nu, bă, Rafaele, bă, nu, bă, mi-e frică, deci fii antenă, frigiderul meu era aici, da? Așa, și ce, bă, ce ai, mă, de fapt, așa, dar sele, bă, dar sele, tu ai, dar ce faci, cum adică, mă, ce, păi, da, și ce, l-ai vopsit, te-ai apucat, tu vii acum repede din pădure, dar sele, și te apuci, dar ce ai, mă, ce ai, mă, ce ai, mă, de fapt, așa, dar sele, ce ai,
pățit. Și fii atent, la început mă jucam cu Ion și după au dus mele cum fac așa, se deschide așa mereu. Dai! Bă, nu mai știi să mai vorbești, bă, Darusule, calmează-te, calmează-te, stai puțin, pune-te, vino aici, Darusule, calmează-te, ia puțin un loc, ia un loc, bea și apă, Darusule, eventual, îți aduc imediat o sticlă, o, ceva cu apă, Darusule, stai jos, pune-te jos, Darusule, gata, Darusule. Ești bă, Rafale, bă, deci știi că o fată nu poate să-mi deschidă ușile, nu așa? Ce mă, Darusule, nu te aud, bă, vorbește mai clar, Darusule, vorbește mai clar, că nu înțeleg ce zici. Ești fii atent, bă, Rafale, eu mă jucam așa pe calculator și după ușile mele se deschide automat, tot așa. Cum adică să deschideau ușile? Păi și cum adică? Ce, Darusule, ce ți-ai făcut? Ți-ai făcut automatizare? Da, la uși, ce ți-ai făcut? Nu, ca o fantomă și după... Ce fantomă, bă, Darusule? De unde, bă, Darusule? Tu ai vedenii, bă, Darusule? Tu deja te-ai speriat? Bă, Darusule, prea te-ai speriat. Bă, nu mai tipa, bă, la mine, Darusule, te-ai speriat prea rău de la povestea aia. Te-ai luat-o urât, Darusule, ce dă-mi poate așa? Ce mă, ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Spune-mi. După, a venit de aici și vreau să mă duc să-mi iau burgerii. După îmi dispare frigiderul. Păi mai bine, Darusule, că ți-a dispărut frigiderul, ca să nu mai mănânci burger, că prea mănânci o groază de burger, Darusule. Cum adică? Bine că ți-a dispărut, Darusule, dar și ce ai făcut la frigider? Ce l-ai pus aici la jumătate și de ce ai schimbat culoarea? Nu, s-a pus automat. De parcă mi-l scotea o fantomă, bă, Rafale, tu nu crede, mă, uite, aici aveam pizza și, bă, cu teama de pizza nu mai. Bă, Ioane, era și tu, bă, Rafale, vine, era și Ioan. Era și Ioan, uite, chiar și Ioan, și bă, Rafale. Bă, Ioane, Ioane nu-l mai crede, poți dacă ea Iuri, fii atent, Ioane, să-ți spun ceva, dar Darusule a fost în pădure, acum și ea Iuri, nu mai știe ce să mai vorbească, bă, Darusule, lasă-i pe Ion, nu mai băga toate prostile în cap, că-l sperii degeaba. Hai, lasă-mă, mă, Darusule, că plec deja mă enervez cu toate astea, Darusule, cu toate prostile tale, bă, Darusule, Darusule, stai puțin, Darusule, bă, tu chiar vorbești serios? Da, bă, Rafale, nu m-a pupă, Rafale, hai că mă duc să mă cu noapte bună. Noapte bună, Darusule, du-te, bă, ăsta chiar s-a speriat, mamă, de ce ești și prin cu genial, nu mă așteptam și așa de rapid să se spere, chiar nu mă așteptam, bine, e Darusule, pe la urmă, dar nu credeam că el zice, Darusule, că nu știu ce, că e șmecher, că nu știu ce, că ce face el, dar a ieșit totul genial, este foarte, foarte tare, sper că v-a plăcut, mamă, cel mai tare prank pe care l-am făcut lui Darusule, mă, ce facem ăla la uși, bă, le deschidem continuu, bă, Darusule, ce faci, bă, acolo, bă, Darusule, unde ești, mă, ce faci, mă, aici, bă, Darusule, bă, unde a plecat ăsta, Darusule, bă, ce faci, mă, bă! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.